Dracula de Bram Stoker OASPETELE LUI DRACULA Când am plecat în excursie, soarele strălucea peste Munchen, iar văzduhul era plin de acea veselie caracteristică începutului verii. Trăsura se și urnise când Herr Delbruck, patronul hotelului cele patru anotimpuri, unde trăsesem, îmi ieși înainte spre a miura plimbare plăcută. Apoi, cu mâna pe portieră, se adresă vizitiului. Și mai cu seamă întorceți-vă înainte de căderea serii. nu e așa? Deocamdată e vreme frumoasă. Dar vântul ăsta dinspre nord ar putea prea bine să ne aducă o furtună. E adevărat că e inutil să vă recomand prudență. Știți tot așa de bine ca și mine că nu-i bine să întârziați pe drum în noaptea asta. Zâmbise pe când spunea ultimele cuvinte. Ia, yeah, mai her, spuse Iohan cu aerul unui om care știa despre ce-i vorba și, ducând o degete la pălărie, îndemnă ei pornind în toată viteza. După ce ieșirăm din oraș, îi făcui semn să se oprească și îl întrebai îndată. <fie> Spune-mi, de ce a vorbit patronul așa despre noaptea care urmează? Îmi răspunse scurt, crucindu-se. Valpurghiznacht, Apoi își scoase din buzunar ceasul, un ceas vechi nemțesc de argint, pântecos ca un nap. Îl cercetă, încruntându-și sprâncenele, și dădu ușor din umeri într-un gest de contrarietate. Am înțeles că era felul său de a protesta cu viincios împotriva acestei întârzieri nefolositoare și mă răsturnai din nou în fundul trăsurii. Numai decât, porni din nou la drum cu toată iuțeala, ca și când ar fi vrut să recâștige timpul pierdut. În răstimpuri, caii își ridicau brusc capetele și adulmecau. S-ar fi zis că vreun miros pe care numai ei îl simțeau le-ar fi pricinuit oarecare teamă. Și de fiecare dată când îi vedeam astfel înspăimântați, eu însumi, destul de neliniștit, priveam peisajul din jur. Drumul era bătut de vânturi căci de o bună bucată de vreme urcam o costișă ca să ajungem pe un podiș. Puțin mai târziu am văzut un drumeag care, aparent, nu prea era umblat și care, după cât mi se părea, se înfunda într-o vâlcea strâmtă. Mă înneca o dorință puternică să o iau pe acolo, fie chiar și cu riscul de a-l pe Iohan. Îl strigai din nou să oprească și îi explicai că mi-ar plăcea să coborâm pe acel drum căutând tot soiul de pretexte, îmi spuse că e imposibil și își făcut de mai multe ori semnul crucii în timp ce vorbea. Furnicat de curiozitate, l-am asaltat cu numeroase întrebări. Răspunse la ele pe ocolite, uitându-se mereu la ceas în chip de protest. La urmă, îmi pierdui răbdarea. Iohan, i-am spus, vreau să cobor pe acest drum, nu te silesc să mă întovărășești, dar aș vrea să știu de ce nu vrei să mergi pe aici. Drept răspuns, sări cu o mișcare iute de pe capră. Odată a ajuns jos, își împreună mâinile, implorându-mă să nu mă încumet pe acel drum. Amesteca destule cuvinte englezești în germana sa ca să-l înțeleg. Mi se părea mereu că are să-mi spună vreun lucru de care se speria fără nicio îndoială numai la ideea lui dar de fiecare dată își lua seama și se mulțumea să repete, făcând semnul crucii: Valpurghisnacht, Valpurghisnacht! Am vrut să discut nițel, dar poftim de stai de vorbă când nu cunoști limba interlocutorului. Păstră avantajul asupra mi căci, deși își dădea de fiecare dată osteneala să folosească cele câteva cuvinte englezești pe care le cunoștea, sfârșa întotdeauna prin a se înflăcăra și prin a începe să vorbească nemțește și atunci, invariabil, se uita la ceas spre a mă face să pricep ceea ce trebuia să pricep. Cai, de asemenea, deveniseră neliniștiți și adulmecau iarăși. Văzând aceasta, omul îngălbeni, privind în jurul și duse cai câțiva metri mai la o parte. L-am urmat și l-am întrebat ce îl împingea să părăsească locul unde ne oprisem la început. Făcu semnul crucii, îmi arătă locul cu pricina, tras iar trăsura către drumul opus și, în fine, cu degetul întins către o cruce aflată acolo, îmi spuse întâi în nemțește, apoi în engleza sa stricată. Acolo l-au îngropat pe cel care s-a sinucis. Îmi aminti atunci de obiceiul din vechime care cerea ca sinucigașii, să fie îngropați în preajma răscrucilor. Însă tot nu puteam pricepe de ce intrase groaza în cai. În timp ce vorbeam astfel, am auzit de departe un țipăt, ceva între scheunat și lătrat. Desigur, de foarte departe, dar caii se arătau acum cu adevărat nebuniți, iar Iohan abia mai putut să-i potolească. Se întoarse către mine și îmi spuse cu o voce tremulătoare. Ai zice că e un lup, deși pe aici nu mai sunt lupi. Nu? Și de multă vreme nu se mai apropie lupii de oraș. De mult, de mult de tot, cel puțin primăvara și vara. Au mai fost totuși văzuți câteodată la căderea zăpezii. Își mângâia caii, tot încercând să-i liniștească, pe când soarele se ascunsese după norii grei, care în câteva clipe acoperiră cerul. Aproape în același timp se stârni un vânt rece, care nu putea fi, la urma urmei, decât un semn prevestitor, fiindcă, după puțină vreme, soarele străluci din nou. Cu mâna streașină la ochi, Iohan examină orizontul, apoi înspuse. Furtuna de zăpadă! Va veni curând! Se uită la ceas, pe urmă ținând mai strâns hamurile căci, cu siguranță nelinștea cailor putea să-i dea cele mai mari temeri, se din nou pe capră ca și când ar fi sosit momentul să plece iar la drum. Cât mă privește, țineam să-mi explice ceva. Unde duce drumeagul acesta pe care nu vrei să apuci? L-am întrebat. Unde ajungem? Își făcu cruce, mormăi o rugăciune printre dinți, apoi se mulțumi să-mi răspundă. Nu e voie să mergi acolo. Unde nu e voie? Păi, în sat, a, e un sat acolo jos? Nu, nu, nimeni nu mai viețuiește acolo de veacuri. Totuși, vorbeai de un sat. Da, a fost unul. Și ce s-a întâmplat? Aici se puse pe povestit o istorie lungă în care să se amesteca o toba cu engleza într-o limbă atât de încurcată încât, desigur, o urmăream cu greutate. Mi-am închipuit că, totuși, am înțeles cum, pe vremuri, trecuseră de atunci sute și sute de ani, muriseră niște oameni în acel sat și fusese îngropați. Apoi se auzise răzgomote sub pământ, iar când li s-a deschis mormintele, bărbații și femeile de acolo apăruseră plin de viață, cu buzele colorate sângeriu. Ca să scape cu viață și mai cu seamă pentru a-și mântui sufletele, adăugase Iohan, făcând semnul crucii, locuitorii fugiseră în alte sate în care vii trăiau iar morții erau morți și nu niște și nu altceva. Vizitiul, desigur, fusese cât pe ce să pronunțe anumite vorbe și în ultima clipă se speriase singur de ele. Pe măsură ce povestea, se pierdea tot mai tare cu firea. S-ar fi zis că imaginația pusese stăpânire pe el și termină într-o adevărată criză de teroare, palid ca moartea, asudând cu picături mari, tremurând, privind cu spaimă în jurul său ca și când s-ar fi așteptat să vadă apărând vreo prezență înfricoșătoare în câmpul mistuit de arșiță. La urmă, dădu frâul liber unui țipă sfârșietor, plin de disperare. Valpurghis Nacht! Și mi arătă caleașca spre a mă implora să-mi răiau locul. Sângele meu englezesc mi se urcă la cap și, dând îndărăt câțiva pași, îi spusei neamțului. Ți-e frică, Iohan? Ți-e frică? Întoarce-te la Munchen, eu am să mă înapoiez singur. Plimbarea pe jos o să-mi facă bine. Portiera fiind deschisă, n voi decât să-mi iau bastonul din lemn de stejar, cu care aveam întotdeauna grijă să mă înarmez în vacanță. Da, întoarce-te la Munchen, Johan, reluai. Walpurgis Nacht nu-i privește pe englezi. Cai erau din ce în ce mai nervoși iar Iohan avea tot mai multă bătaie de cap să-i strunească, în timp ce mă ruga stăruitor să nu cumva să fac un pas atât de necugetat. În ceea ce mă privește, mi era milă de bietul băiat, care punea atât de mult treaba asta la inimă. Totuși, nu mă puteam stăpâni să nu râd. Spaima al făcuse să uite că, spre a se face înțeles, ar fi trebuit să vorbească englezește, așa încât continua să bălmăjească pe nemțește. Povestea devenea de-a dreptul plicticoasă. Îi arătai cu degetul drumul strigându-i, Și întorcându-mă, mă pregăteam să cobor la vale. De data asta, strunii cai în direcția Miuhenului cu un gest de deznădejde. Sprijinit în baston, urmăream cu ochii caleașca. Se îndepărta foarte încet. Atunci, în vârful colinei, apăru o siluetă bărbătească, un bărbat înalt și slab am distins-o în ciuda depărtării. În timp ce se apropia de cai, aceștia începură să se cabreze, apoi să se zbată și să necheze de groază. Iohan nu-i mai stăpânea. O luară razna. Curând nu i-am mai văzut. Am vrut atunci să-l privesc din nou pe străin, dar mi-am dat seama că dispăruse și el. Pe cinstea mea, am pornit-o cu inima ușoară pe drumul care îl înspăimântase în așa hal pe Iohan, pentru ce îmi era într-adevăr peste neputință să înțeleg. Cred că am mers drav în vreo două ore, fără să-mi dau seama de timpul ce se scurgea, nici de distanța pe care o parcurgeam și fără să întâlnesc nicio suflare. Nici o casă, de asemenea, oricât de departe mi-aș fi aruncat privirea. Locul era cu desăvârșire pustiu. Asta n-am remarcat-o totuși, decât în clipa când, la o cotitură a drumului, am ajuns la marginea unei păduri cu vegetație rară. Numai atunci mi-am dat seama de impresia pe care o făcuse asupra mea aspectul dezolant al acestui ținut. M-am așezat să mă odihnesc, observând puțin câte puțin toate lucrurile din jurul meu. Curând, mi se păru că se făcuse mult mai răcoare decât la începutul plimbării și că aud un zgomot semănând cu un suspin lung, întretăiat din timp în timp, de un muget sugrumat. Am ridicat ochii și am văzut cum nori groși treceau foarte pe sus, goniți din nord către sud. Urma să izbunească fortuna, cu siguranță. Am simțit cum mă treceau fiori și crezui că am stat jos prea mult după cele două ore de mers. Mi-am reluat, deci, plimbarea. Peisajul devenea cu adevărat minunat. Nu doar pentru că ochiul ar fi fost atras anume de vreun lucru deosebit, dar oriunde ai fi privit, Totul era de o frumusețe încântătoare. După amiaza se apropia de sfârșit. Cădea în serarea când am început să mă întreb pe ce drum mă voi întoarce spre Miuhen. Odată stinsă strălucitoarea lumina a zilei, se răcorea tot mai tare, iar norii care se îngrămădeau pe cer deveneau tot mai amenințători, întovărășiți de un tunet îndepărtat, din care se rupea când și când acel țipăt misterios pe care vizitiul îl crezuse urlet de lup. O clipă am șovăit. Totuși, cum am spus, în scurtă vreme am ajuns într-o câmpie întinsă, înconjurată de coline cu coastele complet împădurite. Urmăream din privire drumul de țară sinuos. Dispărea la câte o cotitură, în spatele câte unui mănunchi des de copaci, ce se ridicau la poalele unei măguri. Încă mai contemplam tabloul acesta când, deodată, se porniu un vânt înghețat și început să ningă. Mă gândeam câte leghe străbătusem prin câmpia asta pustie și mă pregăteam să mă adăpostesc sub arborii din fața mea. Cerul se întuneca din minut în minut, fulgii de zăpadă cădeau tot mai deși și cu o iuțeală vertiginoasă, astfel încât, aproape imediat, Pământul din față și din jur se prefăcu într-un covor de o sclipitoare albeață, căruia nu-i distingeam capătul pierdut într-un soi de pâclă. Am pornit din nou, însă drumul era foarte prost. Laturile lui aici se confundau cu câmpul, aici cu marginea pădurii, iar zăpada nu ușura situația. Nu-mi trebuie astfel multă vreme ca să-mi dau seama că mă depărtasem de drum căci picioarele mele sub zăpadă se înfundau în iarbă și, așa cum mi se păru, într-un fel de mușchi. Vântul bătea cu violență, frigul devenise usturător și mă supăra de-a dreptul, în ciuda exercițiului pe care eram silit să-l fac în eforturile mele de a înainta. Vortejurile de zăpadă aproape că mă împiedicau să țin ochii deschiși. Când și când, un fulger despica norii și atunci, timp de o clipă ori două, vedeam în fața mea arbori mari, mai cu seamă tisă și chiparoși, acoperiți de zăpadă. Adăpostindu-mă sub arbori, singur în tăcerea câmpiei din prejur, nu mai auzeam decât vântul șuierându-mi deasupra capului. Bezna pe care o pricinuise furtuna fu înghițită de aceea definitivă a nopții. Apoi, furtuna păroase îndepărta. Numai din când în când, Băteau rafale de o violență extremă și de fiecare dată mi se părea că urletul acela misterios, aproape supranatural, al lupului era repetat de un ecou multiplu. Printre norii enormi și negri străbătea în răstimpuri o rază de lună care lumina tot peisajul. În felul acesta, mi-am putut da seama că ajunsesem la capătul a ceea ce părea a fi într-adevăr o pădure de tisă și chiparoși cum nu mai cădea zăpadă, mi-am părăsit adăpostul spre a merge să văd mai de aproape. Mi-am zis că poate voi găsi acolo o casă, fie ea și în ruină, care mi-ar sluji de adăpost mai sigur. Mergând de-a lungul lizierei pădurii, pricepui că mă despărțea de ea un zid scund. Ceva mai încolo însă, am găsit o spărtură în el. În acel loc, Pădurea de chiparoși se deschidea în două șiruri paralele, alcătuind o alee ce conducea către o masă pătrată, ce trebuia să fie o construcție. Însă, chiar în clipa când am văzut-o, norii acoperiră luna, așa că urcai alea într-o beznă desăvârșită. Dărdăiam de frig, mergând mai departe, însă mă aștepta un refugiu și această nădejde îmi călăuzea pașii. În realitate, mergeam înainte ca un orb. M-am oprit, uimit de tăcerea neașteptată. Furtuna trecuse și prin simpatie s-ar fi zis, cu calmul naturii, inima părea că încetase să mai bată. Aceasta nu dură decât o clipă, căci luna se ivi iar din nori și văzui că mă aflam într-un cimitir. Construcția pătrată de la capătul aleii era un mormânt mare de marmură, alb ca zăpada, care îl acoperea aproape în întregime după cum se așternuse și peste cimitir. Clarul de lună furmat fu de un nou bubuit al furtunii, care amenința să izbucnească din nou și totodată auzi urletele surde, dar lungi, ale lupilor sau ale câinilor. Teribil de impresionat, simțeam cum încetul cu încetul mă pătrunde frigul, ba mi se părea că până în inimă. Atunci, pe când luna lumina încă mormântul de marmură, furtuna păroase reîntoarce cu o violență sporită. Împins de un fel de fascinație, m-am apropiat de mausoleul ce se înălța acolo, destul de straniu, i-am dat ocol și am citit pe ușa în stil doric această inscripție în limba germană. Contesa Doningen de Graz Tiria a căutat și a găsit moartea. Deasupra mormântului, aparent înfipt în marmură, monumentul funerar era alcătuit din mai multe blocuri de marmură unde se vedea un țaruș lung de fier. Pe cealaltă latură, descifra aceste vorbe gravate în caractere rusești. Morții trec repede. Totul era atât de insolit și de tainic, încât puțin a lipsit să nu leșin. Începeam să regret că n-am urmat sfatul dat de Ioan. O idee înspăimântătoare îmi trecu atunci prin cap. Era noaptea Valpurgiei. Valpurgis Nacht. Da, noaptea Valpurgiei, în timpul căreia mii și mii de oameni cred că diavolul se ivește printre noi, că morții ies din morminte și că toate duhurile rele de pe pământ, din văzduh și din ape, se prind în horă. Mă aflam în locul pe care vizitiul voise să le evite cu orice preț în acest sat părăsit de secole. Aici fusese înmormântată sinucegașa și mă aflam singur în fața mormântului ei, neputincios, dărdâind de frig prin zăpada sticloasă, sub amenințarea unui furtuni violente. A trebuit să-mi adun tot curajul să apelez la întreaga mea rațiune la credința religioasă în spiritul cărei a fusesem crescut ca să nu cad pradă spaimii. Scurtă vreme apoi, am fost prins într-o adevărată tornadă. Solul tremura ca sub copitele a sute de cai și de data aceasta zăpada nu mai viscoli, ci se abătu un vârtej de grindină cu atâta putere încât piatra sfâșia frunzele, rupea crengile și într-o clipă chipa roșii nu îmi mai adăpostiră deloc. Mă repezi sub un alt copac, dar nici acolo n-am avut prea multă vreme adăpost și căutai un loc unde să fiu într-adevăr apărat. Ușa cavoului, care, fiind în stil doric, avea cadranul foarte adânc. Acolo, sprijinit de bronzul masiv, eram într-o câtva protejat de grindina enormă, care nu mai atingea decât prin ricoșeuri, după ce căzuse întâi pe alee sau pe dalele de marmură. Deodată ușa cedă. Se întredeschise către interior. Refugiul pe care mi-l oferea acest mormânt mi se păru noroc pe furtuna asta nemiloasă și mă pregăteam să intru când un fulger despică luminos toată întinderea cerului. În chiar clipa aceea, pe cât e de adevărat că sunt viu, văzui, pe când îmi întorceam privirea către întunecimea cavoului, o femeie foarte frumoasă, cu obraji rotunzi, cu buze rumene, întinsă pe o brancardă și care părea că doarme. Tună și parcă mâna unui uriaș mă apucă și mă aruncă iar în vijelie. Toate acestea se petrecură atât de iute, încât înainte chiar să-mi dau seama de șocul moral și fizic pe care îl suferisem, am simțit iarăși grindina izbindu-mă. Dar în același timp aveam impresia ciudată că nu sunt singur. Am privit din nou în direcția mormântului, a cărui ușă rămăsese deschisă. Un alt fulger orbitor părua lovit țărușul de fier, ce se afla deasupra mormântului de marmură, spre a-și drum până în adâncul pământului nimicind mai asta sepultură. Pradă unei suferințe cumplite, moarta se ridică un moment. Flăcările o înconjurau de pretutindeni, însă bubuitul tunetului înnebușa țipetele ei de durere. Concertul acesta oribil a fost ultimul lucru pe care l-am auzit, căci din nou mâna uriașă mă apucă și mă duse prin grindină, pe când cercul colinelor din jur repeta ecoul urletelor de lupi. Ultimul spectacol de care îmi amintesc este cel al unei mulțimi mișcătoare și albe, foarte vagi, la drept vorbind, ca și cum toate mormintele s-ar fi deschis, spre a lăsa să iasă fantomele morților, care se apropiau toate de mine prin vârtejurile de grindină. Puțin câte puțin îmi recăpătai cunoștința. Apoi mă și o oboseală atât de grea încât mă înspăimântai. Îmi trebuie multă vreme ca să-mi aduc aminte ce se întâmplase. Picioarele mă dureau cumplit și nu izbuteam să le mișc. Parcă erau amorțite. Ceafa îmi părea înghețată și raspinării și urechile, din preună cu picioarele, îmi erau amorțite și mă dureau. Cu toate acestea, în inimă îmi stăruia impresia unei călduri cu adevărat desfătătoare, în comparație cu acele senzații. Era un coșmar, un coșmar fizic, dacă mă pot sluji de o asemenea expresie, fiindcă nu știu ce greutate foarte apăsătoare pe piept îmi împiedica respirația. Am rămas destul de mult timp în această stare de semiletargie și n-am ieșit din ea decât spre a aluneca în somn, dacă nu cumva într-un fel de leșin. Apoi mă apucă greața, ca atunci când încep să simți răul de mare. Simțeam nevoia nestăpânită să mă ușurez de ceva, nu știam de ce anume. În jurul meu domnea o tăcere adâncă, de parcă întreaga lume dormea sau morise. Tăcere pe care o întrerupea numai gâfăitul unui animal, care trebuie să se fie aflat foarte aproape de mine. Am simțit ceva fierbinte spre delindu gâtul și doar atunci îmi apăru oribilul adevăr. O namilă de fiară era culcată peste mine, cu botul lipit de gâtul meu. Nu îndrăzneam să mă clintesc, știind că numai o mișcare prudentă m-ar putea salva. Însă fiara la rândul ei își dădu, fără îndoială seama, că se petrece o schimbare în mine, căci înălță capul. Printre gene, văzui deasupra mi para celor doi ochi ai unui lup uriaș. Dinții albi, lungi și ascuțiți, îi străluceau în gura roșie, iar răsuflarea ei caldă și acră îmi ajungea până în nări. Și din nou trecă o bună bucată de vreme de care nu mai amintesc nimic. În sfârșit, am auzit un mârâit surd și un fel de chelălăit. Acesta în mai multe rânduri. Apoi am auzit, mi s-a părut că de foarte departe, parcă mai multe voci strigând la un loc. Hei, hei! Am ridicat cu precauție capul spre a privi în direcția de unde veneau strigătele, însă cimitirul îmi acoperea vederea. Lupul continua să schiaune într-un chip ciudat, și o lumină roșie început să se rotească în prejurul codrului de chiparoși. Făcea impresia că urma vocile. Acestea se apropiau, în timp ce lupul urla acum necontenit și tot mai tare. Mai mult ca oricând, mă temeam de cea mai mică mișcare, fie și să las să-mi scape doar un suspin iar lumina roșie se apropia într-una, deasupra lui alb ce se întindea pretutindeni în jurul meu în noapte. Deodată, țâșni din spatele arborilor în galop o ceată de călăreți cu torțe. Ridicându-se numai decât, lupul sări de pe pieptul meu și se mistui în cimitir. Văzui pe unul din călăreți, erau soldați, i-am recunoscut după uniformă, punând carabina la umăr și țintind. Unul dintre tovarăi și săi lovi peste braț și glonțul îmi șieră pe deasupra capului. Cu siguranță îmi confundase tropul cu cel al lupului. Un alt soldat văzu fiara care se îndepărta și trase încă un foc. Pe urmă, toți călăreții porniră în galop, unii către mine, ceilalți urmărind lupul, care dispăru sub chipa și împovărați de zăpadă. Când ajunseră aproape de mine, am vrut să-mi mișc în sfârșit brațele și picioarele, însă mi-a fost cu neputință. N-aveam putere, cu toate că nu-mi scăpa nimic din ceea ce se petrecea, din ceea ce se vorbea în jurul meu. Doi sau trei soldați de și în genunchiară spre a mă examina de aproape. Unul dintre ei îmi înălță capul, apoi îmi puse mâna pe inimă. Totul e în regulă, prieteni!" strigă el. inima îi bate încă!" Mi se turnă puțin rachiu pe gât. Asta m-a făcut să-mi revin complet și deschisei ochii mari. Luminile și umbrele se pierdeau printre arbori. Am auzit oamenii chemându-se. Țipetele lor exprimau spaima și curând cei care plecaseră în căutarea lupului se întorseseră ațățați ca niște apucați. Cei care mă înconjurau îi întrebau cu spaimă. Ei bine, l-ați găsit? Nu, no, nu, no, răspunseră ceilalți iute și se simțea că le mai este încă teamă. de repede, ce idee să zăpovești într-un asemenea loc și tocmai noaptea asta? Ce era? Mai întrebară ceilalți, vocea fiecăruia trădând de emoția cel stăpânea. Răspunsurile difereau destul de mult și mai cu seamă în părură foarte nehotărâte, ca și cum toți ar fi vrut mai întâi să spună acel lucru, dar aceeași spaimă i-ar fi împiedicat să ducă gândul până la capăt. Era, era da, îngăimă unul dintre ei, care încă nu-și revenise după șoc. Un lup, însă parcă nu tocmai un lup, zise altul, înfiorat de groază. N-are rost să tragi în el dacă nu e un glonț sfințit, remarca al treilea care vorbea ceva mai liniștit. Bine ne-a mai prins ieșirea din noaptea asta, grăi al patrulea. Pe drept cuvânt nu vom câștiga pe nimic cele o mie de mărci. Așchiile de marmură erau pătate de sânge și doar nu fulgerul l-a putut pune acolo. Și el nu e în primejdie. Priviți-i gâtul. Priviți, prieteni, lupul s-a culcat peste el și n-a lăsat să-i sărăcească sângele. După ce s-a plecat deasupra mea, ofițerul spuse. Da, ah, nimic grav. Pielea nu e nici măcar zgâriată. Ce să însemne toate astea? Fiindcă, fără urletele lupului, nu l-am fi găsit niciodată. Dar fiara, unde o fi pierit? Întrebă soldatul care îmi susținea capul și care dintre toți părea să-și păstrat cel mai bine sângele rece. S-a întors în bârloul ei, răspunse tovarulșul său. Fața îi era lividă, și tremura de spaimă privind în jurul Nu stai aici destule morminte unde se poate ascunde? Hai, prieteni, repede, să părăsim locul ăsta blestemat! Soldatul mă ajută să mă scol în timp ce ofițerul dădea un ordin. Mai mulți oameni mă ridicară și mă așezară pe un cal. Ofițerul sări în șa, în meu, îmi trecu brațele în jurul mijlocului și dădu din nou un ordin, cel de plecare. Lăsând în urma noastră chipa roșii, porniră în galop într-o aliniere strict militară. Cum însă nu mi revenise graiul, mi-a fost cu neputință să povestesc ceva din aventura mea de necrezut. Și fără îndoială că mă podidii somnul, căci singurul lucru de care mi-aduc aminte din acel moment este că m-am regăsit în picioare susținut de fiecare parte de câte un soldat. Se crăpa de ziua, iar geana de lumină era asemenea unei poteci de sânge. Ofițerul le recomandă oamenilor săi să nu vorbească despre cele văzute, să spună numai că găsiseră un englez pe care îl păzea un câine mare. Un câine! Dar nu era un câine! Strigă soldatul care dârdei de spaimă tot timpul. Când văd un lup, știu să-l deosebesc, fără greș de un câine. Tânărul ofițer reluă cu calm. Am spus, un câine. Un câine, repetă celălalt cu un aer bagiocoritor. Se vedea cât colo că răsăritul soarelui îi făcea să-și redobândească curajul și, arătându-mă cu degetul, adăugă. Priviți-i gâtul! O să-mi spuneți că i-a făcut asta un câine? Instinctiv, mi-am dus mâna la gât și numai decât am scos un țipă de durere. Mă înconjuraseră cu toții. Unii, rămași în șa, se aplecară să vadă mai bine. Și din nou răsună vocea liniștită a tânărului ofițer. Un câine, am zis. Dacă am istorie altceva, ne-ar lua peste picior. Un soldat mă puse în șal lângă el și ne urmarăm astfel drumul până în suburbiile Miuhenului. Acolo am întâlnit o șaretă în care m au urcat și care m-a readus la hotel. Tânărul ofițer mă întovărăși în timp ce unul din oamenii săi îi păzea calul, iar ceilalți se întoarseră la cazarmă. Herr Delbruck ne întâmpină cu atâta grabă încât înțeleseserăm de îndată că ne aștepta cu nerăbdare. Apucându-mi am două mâinile, nu le dădă drumul înainte de a fi pătruns în coridor. Ofițerul își luă rămas bun și se pregătea să plece când îl rugai să mai stea. Ba, l-am mai rugat să urce în camera mea cu noi. L-am cinstit cu un pahar cu vin și i-am mărturisit cât îi sunt de recunoscător ca și soldaților lui atât de viteși care îmi salvaseră viața. Îmi răspunse simplu că și el este bucuros, că Herr Delbruck luase primul măsurile necesare și că, la urma urmei, căutarea n-a fost câtuși de puțin neplăcută. Auzind această declarație ambiguă, patronul hotelului zâmbi în vreme ce ofițerul ne ceru îngăduința să și-a rămas bun. Era vremea să se întoarcă la cazarmă. Dar, Herr Delbruck, întreba eu atunci, cum se face că au pornit în căutarea mea soldații aceștia? Și de ce? Dădu din numeri ca și cum propriul demers i s-ar fi părut lipsit de însemnătate și îmi răspunse. Comandantul regimentului în care mi-am făcut serviciul militar mi-a permis să fac apel la voluntari. Dar de unde ai știut că m-am rătăcit? Vizitul s-a întors aici cu ce mai rămăsese intrăsură. Când s-au speriat cai, aproape că au făcut-o praf. Totuși, cu siguranță că nu numai din cauza asta ai trimis soldații să mă caute. Oh, nu, priviți, chiar înainte de sosirea vizitiului, primisem telegrama asta de la boierul al cărui oaspete o să fiți. Și scoase din buzunar o telegramă pe care mi-o întinse. Am citit. Bistrița Vegheați cu grijă asupra aceluia care va fi oaspetele meu. Siguranța lui îmi este foarte prețioasă. Dacă îi se va întâmpla ceva neplăcut sau dacă va dispărea, faceți tot ce vă stă în putință spre a-l regăsi și a-i salva viața. Este englez, deci îi place aventura. Zăpada, noaptea și lupii pot să reprezinte pentru el tot atâtea primejdii. Nu pierdeți nicio clipă dacă aveți vreo temere cu privire la el. Averea mea îmi va îngădui să vă răsplătesc zelul. Dracula Țineam scrisoarea asta în mână când avui impresia că odaia se învârte în jurul meu. Și dacă nu mă prindea în brațe patronul hotelului, cred că m-aș fi prăbușit. Totul era atât de ciudat, misterios, atât de incredibil, încât încetul cu încetul mă cuprinse sentimentul că sunt jucăria și miza unor puteri stranii și această singură și vagă idee mă paraliza într-un fel. Desigur, mă aflam sub o protecție misterioasă. Aproape în cea mai potrivită clipă, un mesaj sosit dintr-o țară îndepărtată mă ferise de primejdea de a dormi în zăpadă și mă scosese din botul lupului. Capitolul 1 Jurnalul Jonathan Harker Stenografiat 3 mai Bistrița Părăsit Munchenul la 8.35 seara, 1 mai. Sosit de vreme la Viena, a doua zi dimineața. Ar fi trebuit să sosim la 6.46, dar trenul a avut o oră întârziere. Budapesta pare un oraș minunat, după câte mi-am putut da seama privind din vagon și după cele câteva străzi pe care m-am plimbat, odată coborât din tren, însă mi-a fost teamă să mă îndepărtez prea mult de gară. În ciuda întârzierii, trebuia să plecăm mai repede, după cum se prevăzuse m-a încercat senzația că părăseam Occidentul spre a intra în Orient. Occidentul, cel mai autentic, cu splendidele poduri peste Dunăre, care aici are cea mai nobilă lărgime și adâncime, ne purta către tradițiile dominației turcești. Am părăsit Budapesta la timpul potrivit și am ajuns la Klausenburg după căderea serii. M-am oprit aici ca să petrec noaptea la Hotel Royal la masă, sau mai degrabă la cină, mi s-a servit pui fript cu boia de ardei iute, foarte bun, dar mi-a făcut o sete să cer rețeta pentru mine. L-am întrebat pe ospătar și acesta mi-a spus că felul se numește paprika handle și că este o mâncare pe care am să o găsesc pretutindeni de-a lungul carpaților. De mare folos mi-a fost la mea de germană. Într-adevăr, nici nu știu cum aș fi descurcat fără ea. La Londra, dispunând de oarecare timp liber, vizitasem British Museum și făcusem cercetări referitoare la Transilvania, în cărțile și hărțile bibliotecii. Eram convins că un mănunchi de cunoștințe premărgătoare despre acele tărâmuri ar fi putut prinde bine în relațiile cu un nobil localnic. Am găsit că ținutul despre care e vorba se afla chiar la hotelul dintre Transilvania, Moldova și Bucovina, în inima munților Carpați, una dintre cele mai sălbatice și mai puțin cunoscute părți ale Europei. Dar nicio hartă și nicio carte nu m-au putut lumina asupra locului exact unde se înalță castelul lui Dracula, fiindcă nu există hărți ale acestei regiuni comparabile cu cele ale serviciului nostru cartografic. Totuși, am văzut că Bistrița, orașul de unde trebuia să iau diligența, după spusele contelui Dracula, era un târg destul de cunoscut. Voi nota aici câteva din impresiile mele, ca să-mi pot împrospăta memoria când îi voi povesti minei călătoriile mele. Populația Transilvaniei este alcătuită din patru naționalități distincte. Sași, în sud, Valahi, care sunt descendenții dacilor, Maghiarii, iar în răsărit și nord, Secuii voi descinde printre aceștia din urmă care susțin că se trag din Atila și din Huni. Asta poate fi așa, căci în secolul al XI-lea, ungurii i-au găsit acolo pe Huni. Am citit că toate superstițiile cunoscute în lume s-au adunat în potcoaba carpaților, ca și cum aici ar fi fost centrul tuturor vârtejurilor imaginației. Dacă așa stau lucrurile, șederea mea ar putea fi interesantă trebuie să-l întreb pe conte totul despre aceasta. N-am dormit bine, cu toate că patul era îndeajuns de confortabil, căci am avut tot felul de vise stranii. Un câine a urlat toată noaptea sub fereastra mea, ceea ce a avut poate o legătură cu insomnia. Ori poate de vin a fost papricașul, căci zadarnic am băut apa din carafă, mi era mereu sete. Către dimineață am adormit și m-au trezit loviturile repetate în ușă, încât cred că mă cufundasem într-un somn adânc. La micul dejun am avut iar paprikaș și un fel de porigi din mălai pe care ei îl numeau mămăligă. Apoi vine te umplute cu tocătură o mâncare excelentă, cu numele de împletata, de cerut de asemenea rețeta lor. Am mâncat în grabă pentru că trenul pleca puțin înainte de 8, sau mai precis ar fi trebuit să plece căci după ce am tras o goană și am ajuns la gara la 7.30, am așteptat în vagon mai bine de o oră fără să pornească. Mi se pare că, pe măsură ce mergi mai spre răsărit, pe atât mai nepunctuale sunt trenurile. Cum or fi fiind doare în China? De-a lungul întregii zile, mi s-a perindat prin față o țară ce părea plină de frumusețe de tot felul. Vedeam câteodată orășele sau castele cocoțate pe culmile unor coline cu povornișuri întocmai ca în vechile ceasloave. Altădată, goneam de-a lungul unor râuri și torente care, după largile parapete de piatră ce le străjuiau, păreau să amenințe cu mari inundații. Este nevoie de multă apă care să curgă vigelios ca să producă revărsări peste maluri. În fiecare gară, mari grupuri de oameni adesea îmbulziți în tot soiul de straie. Unii se semănau întocmai cu țăranii de pe la noi, sau cu aceia pe care i-am văzut în Franța și în Germania cu scurteci, pălării rotunde și pantaloni făcuți în casă. Însă alții arătau ceva mai pitoresc. Femeile erau frumușele când nu te uitai prea de aproape la ele, dar le dezavantaja talia. Aveau toate mâneci albe mari de toate felurile și mai toate purtau cingători late cu bete care fluturau ca veșmintele balerinelor, însă desigur cu fuste pe dedesubt. Slovacii erau cei mai ciudați și mai sălbatici dintre toți, cu pălăriile lor mari de cowboy, cu pantaloni bufanți de un alb murdar, cu cămășile de in alb și cu cingătorile enorme și grele de piele, late de o palmă și țintuite cu alamă. Purtau cizme înalte, cu pantaloni băgați în ele, aveau plete negre și mustăți groase. Erau foarte pitorești, dar nu ți inspirau încredere. Pe scenă, i-ai fi luat numai decât drept o ceată de tâlhari orientali de demult. Sunt totuși, după câte mi s-a spus, ne primești dioși și mai degrabă sfioși. Se întunecase bine când am ajuns la Bistrița, un orășel vechi, foarte interesant. Situat, practic, chiar la frontieră, prin pasul Bărgăului, ajungi direct în Bucovina. Orașul a avut într-adevăr o existență zbuciumată, ale cărei urme încă se mai văd. Cu 50 de ani în urmă, incendii uriașe au bântuit orașul, provocând mari pagube în cinci rânduri. La începuturile secolului al XVII-lea, a suferit un asediu de trei săptămâni, de pe urma căruia a pierdut 13.000 de locuitori, lăsând deoparte pe cei pieriți de pe urma foametei și a bolilor. Contele Dracula am indicase hotelul la Coroana de Aur, care, spre marea mea bucurie, era o autentică clădire veche, căci, firește, voiam să văd și să cunosc ceea ce caracteriza țara. În mod evident, eram așteptat, deoarece, când am ajuns, m-a întâmpinat o femeie vârznică, voioasă la chip, îmbrăcată în costumul național obișnuit, bluza albă cu fotă dublă, în față și în spate, din material colorat, ceva cam preajustat pe corp. S-a înclinat și m-a întrebat: Dumneata ești domnul din Anglia? Da, am spus. Jonathan Harker. A surâs și a șoptit ceva unui bătrân în cămașa albă care intrase în o daie. Acesta ieși și se reîntoarse de îndată cu o scrisoare. Prietene, bun venit în Carpați. Te aștept cu nerăbdare. Trage un somn bun noaptea asta. Mâine, la trei după amiază, diligența pleacă în Bucovina. Ți s-a rezervat un loc. La trecătoarea bărgăului te va aștepta caleașca mea ca să te aducă încoace. Trag nădejde că întreaga călătorie de la Londra până aici s-a terminat cu bine și că îți va face plăcere șederea în prea frumoasa mea țară. Prietenul dumitale, Dracula 4 mai Am aflat că și proprietarul hotelului primise o scrisoare de la Conte cu dispoziția să-mi asigure locul cel mai bun în diligență însă când i-am cerut informații mai amănunțite, mi-a părut într-o câtva reținut și a pretins că nu înțelege germana mea. Asta nu poate să fie adevărat, fiindcă până atunci ne înțelesesem perfect, cel puțin judecând după răspunsurile exacte pe care mi le dăduse. El și soția lui, bătrâna care îmi deschisese, schimbară priviri înspăimântate. Mai băigui că primise banii într-o scrisoare și că asta era tot ce știa. Când l-am întrebat dacă îl cunoaște pe contele Dracula și dacă ar putea să-mi povestească ceva despre castelul acestuia, amândoi făcură semnul crucii și, spunându-mi că nu știu absolut nimic, refuzară pur și simplu să mai scoată o vorbă. Ora plecării era atât de aproape încât n-am avut timp să mai întreb pe nimeni, dar totul mi se păru foarte misterios și desigur deloc încurajator. Chiar în clipa când mă pregăteam să plec, bătâna intră în camera mea și mă întrebă scuturată de fiori. Trebuie să te duci? O, tinere her, chiar trebuie să te duci? Era într-o asemenea stare de agitație încât părea că uitase și câte nemțească știuse și o amesteca cu vorbe din limbi pe care nu le cunoșteam. De-abia puteam să-i urmăresc întrebările. Când i-am spus că trebuie să plec numai decât și că mă angajasem într-o afacere importantă, ea mă întrebă din nou. Știi ce zi e astăzi? I-am răspuns că suntem în 4 mai. Clătină din cap, pe urmă zise. Da, desigur, știu asta, știu, însă dumneata, știi ce zi anume este? Cum i-am răspuns că nu înțeleg, are reluă. E ajunul Sfântului Gheorghe. Nu știi că în noaptea asta când bat clopotele de miezul nopții, duhurile rele pun stăpânire pe lume? Știi unde te duci și ce te așteaptă? Era atât de îngrozită încât m-am străduit să-i redau curajul. În cele din urmă, căzu un genunchi implorându-mă să rămân sau să mai aștept măcar o zi două. Era tare caragios, însă nici eu nu mă simțeam în apele mele. Totuși, trebuia să-mi de treburi, nu puteam îngădui să se amestece nimeni. Am încercat, deci, să o ridic în picioare și i-am spus, cu toată seriozitatea de care am fost în stare, că îi mulțumesc și că obligația mea e imperioasă și că trebuie să plec. Se sculă, își șterse ochii și, scoțând crucifixul de la gât, mi-l întinse. Nu știam ce să fac, deoarece, asemenea oricărui anglican, fusesem învățat să privesc lucrurile acestea într-o oarecare măsură drept idolatrie, dar mi se părea lipsit de cuviință să refuz o persoană vârznică atât de bine intenționată și atât de tulburată. Pe semne că a citit pe chipul meu îndoiala, căci petrecându-mi după gât crucifixul, îmi spuse De dragul mamei dumitale!" și ieși din încăpere. Scriu aceste pagini în jurnal în timp ce aștept diligența care, bineînțeles, întârzie. Cruciulița îmi atârnă de gât. Să fie devină spaima bătrânei hangițe sau înspăimântătoarele superstiții ale locului, dacă nu însuși crucifixul, nu știu, dar nu mă simt în largul meu ca de obicei. Dacă jurnalul va ajunge la mina, cel puțin să găsească în el un rămas bun. Iată diligența. 5 mai. La castel. Păcla dimineții s-a risipit și soarele s-a înălțat peste orizontul ce pare crestat. Nu știu dacă de copaci sau de măguri, căci sunt atât de departe încât mici și mari se confundă. Nu-mi este somn și pentru că mâine pot să mă trezesc când vreau, voi scrie firește până mă va cople și somnul am depus pe hârtie multe ciudățenii și, pentru ca nu cumva cel care ar citi să creadă că am mâncat la bistrița prea pendestulate, fie mi îngăduit să transcriu în tocmai meniul. Mi s-a servit ceea ce îi numesc frigărui haiducești, bucăți de slăină, ceapă, bucăți de carne de vită, preparate cu boia, înfipte și înșirate într-o țeapă și pe urmă fripte deasupra focului, în felul simplu în care pregătim noi la Londra mâncarea pentru pisici. Vinul a fost auriu de mediaș, care îți produce pișcături neașteptate pe limbă, deloc neplăcute. Am băut mai două pahare și nimic altceva. Când m-am suit în diligență, vizitiul nu urcase încă pe capră, și l-am văzut cum stă de vorbă cu bătrâna. Vorbeau fără îndoială despre mine, fiindcă, din timp în timp, îmi aruncau câte o privire. Unii dintre oamenii care stăteau pe banca din fața ușii dintre cei despre care se spune că duc vorba, se ridicară și, apropiindu-se, ascultau cu atenție, întorcând capul către mine compătimitor. Îmi ajungeau la ureche unele vorbe care reveneau tot mai des, vorbe ciudate, așa că scosei liniștit dicționarul meu poliglot din diamantan ca să le aflu înțelesul. Trebuie să spun că nu erau încurajatoare, iar dintre ele auzeam ordog, satana, pocol, iad, strigoaică, vrăjitoare, vroloc și vâlcoslac. Am în două însemnând același lucru, una în slovacă, alta în sârbă, ceva între vârcolac și vampir. Trebuie să-l întreb pe Conte despre aceste superstiții. Când pornirăm, mulțimea de oameni din fața hanului, care în acest timp sporise considerabil, făcu semnul crucii, apoi toți îndreptară către mine două degete. Nu fără greutate am izbutit să-l fac pe unul dintre călători să-mi explice ce înseamnă gestul acesta. La început nu a vrut să-mi răspundă. Apoi, când a aflat că sunt englez, mi-a explicat că e un semn ca să mă păzească de de ochi. N-a fost tocmai plăcut pentru mine, de-abia plecat către un loc necunoscut pentru a întâlni un om pe care nu-l cunoșteam. N-am să uit niciodată ultima imagine din bătătura hanului și mulțimea aceea de figuri pitorești care făceau semnul crucii sub poarta boltită prin care vedeam fundalul de fronziș bogat al leandrilor și portocalilor sădiți în hârdaie verzi în mijlocul curții. Veziteul nostru, ai cărui țari largi acopereau toată partea din fața a caprei, eu o numesc Goța, pleznit din biciul lung, deasupra celor patru căluți înhămați în același rând și o porniră la drum. Curând, frumusețea drumului pe care îl parcurgeam m-a făcut să uit spaimele de mai înainte, deși, dacă aș fi înțeles graiul sau mai degrabă graiurile tovarșilor mei de drum, n-aș fi putut să mă descotorosesc de ele cu atâta ușurință. În fața noastră se întindeau păduri și codrii, povărnișuri verzi, încoronate cu pâlcuri și arbori, sau lăsând să se vadă zidurile albe ale caselor de-a lungul drumului. Pretutindeni, o uluitoare jerbă de pomi floriți, cireși, meri, peri, pruni, Iarba pe care călcam sub pomi era smălțuită cu petale. Urcând sau ocolind aceste coline verzi, pe care îi le numesc Middle Land, drumul șerpuiește pierzându-se printre verdeață sau se fereca între șirurile de pini ce coboară, aici colo ca limbi de flăcări, poalele colinelor. Drumul este colțuros și totuși parcă zburam de-a lungui cu o grabă febrilă. Nu înțelegeam pentru ce ne pripim așa. Fără îndoială, viziteul ținea să ajungem la prundul bărgăului, fără să mai pierdem o clipă. Mi s-a spus că pe timp de vară drumul este excelent, dar nu fusese încă reparat după căderile de zăpadă din iarnă. În această privință, el se deosebește de cele mai multe dintre drumurile ce străbat carpații, și care, după un obicei vechi, nu sunt îngrijite. Din vechime, hospodarii au prins teama de a le mai repara pentru ca nu cumva turcii să-și închipuie că se pregătește ceva împotriva lor și să grăbească începerea unui război care, la drept vorbind, putea oricând izbucni. Dincolo de cocoașele colinelor înverzite ale lendului, se profilau alte povărnișuri împădurite, în spatele cărora se înălțau trufași, înșiși carpații abrupți. Se înălțau la dreapta și la stânga noastră, străluminați de soarele de după amiază, în tonuri splendide de azur și purpură pe creste, de verde și brun acolo unde iarba și stâncile se amestecau. O nifirească priveliște de stânci colțuroase și de vârfuri ascuțite se pierdea în depărtare unde se iveau colți uriași înzăpeziți. Din loc în loc, spărturi adânci în munte în care văzusem pe când soarele scăpăta, licărul alb al unei căderi de apă. Unul dintre și mei de drum mă apucă de braț pe când tocmai ocoleam o măgură și dădeam ochii cu un pisc înalt și acoperit de zăpadă, ce părea pe când apucam pe drumul său șerpuit, a ne stat drept în față și spuse Privește, tronul lui Dumnezeu! Și se închină cu pioșenie. Ne-am continuat drumul nesfârșit pe când soarele tot cobora în spatele nostru, iar umbrele serii începeau să ne cuprindă. Faptul că piscul de munte înzăpezit mai păstra lumina a sfințitului și părea să se într-o și aură trandafirie, accentua senzația de întunecime. Când și când, treceam pe lângă cehi și slovaci, toți în straie pitorești, însă am remarcat cu neplăcere că majoritatea erau gușați. Pe marginea drumului erau multe troițe și, când treceam pe lângă ele, tovarășii mei se închinau. Din loc în loc, Întâlneam țăranci și țăranii genunchiați în fața unui altar. Nici nu întorceau capul spre noi, atât de adânciți erau în ruga lor, încât ai fi zis că nu mai au nici ochi, nici urechi pentru lumea din jur. Multe lucruri erau noi pentru mine. De pildă, clăile de fân în arbori, pălcurile de mestece în plângători, cu trupurile lor albe lucind ca argintul printre verdele delicate al frunzelor, din timp în timp ne încrucișam cu câte o căruță de poștă, obișnuită căruță să rănească lungă, cu osie liberă, cioplită să facă față drumului plin de hârtoape. Vedeai firește în căruțe, țărai întorcându-se acasă, cehii în cojoace albe de oaie, slovacii în mindire colorate, aceștia din urmă purtându-și topoarele lungi ca pe niște lănci. Căderea serii se vestea friguroasă iar întunecimea crescândă părea să amestece în aceeași beznă stejari, fagi și pini. Totuși, în văile prin care treceam, printre măguri, urcând câte o trecătoare, coniferele negre se distingeau pe alocuri pe fundalul unui lințoliu proaspăt de nea. Câteodată, câteodată, când drumul străbătea câte un pâlc de pini care, în întuneric, părea că ne înghite, mari pale de ceață acopereau din loc în loc copacii producând o impresie stranie și solemnă ce mi înturna gândurile la plăsmâirile fioroase ce mă chinuise răspre seară. În optarea punea într-o lumină ciudată norii ca niște fantasme rătăcitoare printre carpați. Când și când, pantele deveneau atât de abrupte încât cu toată graba vizitiului nostru, caii erau siliți să meargă la pas. Aș fi vrut să mă dau jos și să merg alături de ei, cum se obișnuiește la noi în asemenea împrăjurări, însă vizitivul nici nu voia să audă. Nu, nu, spuse el, nu trebuie să mergeți pe jos, pe aici câinii sunt prea primejdioși. Și mai adăugă, pregătind evident o glumă sumbră, fiindcă privi roată căutând zâmbetul aprobator al celorlalți. De altfel, nu o să duci lipsă de treburi din astea înainte de a te duce la culcare. Opri o singură dată când veni vremea să aprindă felinarele. Cu cât sporea întunericul cu atât pasagerii, păreau mai speriați. Ba unul, ba altul îi cereau să mâne mai repede. Vizitiul pleznea nemilos caii cu biciul său lung și îi îmboldea, cu strigăte sălbatice de încurajare, să gonească mai iute. Când se întunecă de binelea, mi se păru că văd o lumină cenușie, petrecându-se prin fața noastră, ca și cum ar fi fost o dispicătură în dealuri. Călătorii erau tot mai îngrijorați. Diligența săltană nebunește, scărțind din încheieturi și clătinându-se ca un vapor zgâlțit de furtună, încât a trebuit să mă sprijin. Apoi drumul deveni mai lin, de-mi se păru că am prins aripi. De ambele părți, munți amenințători sugrumau drumul, gata să ne acopere. Treceam prin pasul bărgăului. Pe rând, mai mulți dintre și mei de drum îmi oferiseră daruri pe care mi le întinseseră cu o seriozitate ce înlătura posibilitatea unui refuz. Erau, desigur, felurite lucruri bizare, dar fiecare mi era înfățișat cu o bunnevoință atât de firească, cu vorbe atât de bune, cu asemenea binecuvântări și chiar cu acele mișcări fără noimă în care se citea teama, încât îmi reveniră în minte țăranii din fața hanului din bistrița, închinându-se și făcând semne de de ochi și zburam astfel cu vizitiul chircit pe capră și cu pasagerii aplecați pe marginea diligenței, scrutând vulturește în întuneric. Era limpede că îi stăpânea neliniștea, se întâmplase sau așteptau să se întâmple ceva, însă când i-am întrebat în parte, niciunul nu mi-a dat nici cea mai vagă explicație. Starea de agitație se menținu o bucată de vreme. În fine, pasul bărgăului ne apărut în fața ochilor deschizându-se Spre răsărit. În beznă, nori negri se rostogoleau deasupra noastră. Apăsat copleșitor, văzduhul vestea furtună. Părea că lanțul de munți despărțise atmosfera în două și că ne aflam acum pe latura furtunii. În ce mă privește, îmi roteam privirile după trăsura care trebuia să mă ducă la conte. Mă așteptam să văd din clipă în clipă luminile felinarelor prin noapte însă bezna rămânea de nepătruns. Singura lumină venea de la lămpile noastre, în a căror raze pâlpăitoare, aburul cailor obosit se ridica într-un nor alb. Puteam vedea acum drumul nisipos întinzându-se alb în fața noastră, dar nu se zărea nici urmă de vreun vehicul. Călătorii se așezară din nou cu un suspin de ușurare care părea aș râde de dezamăgirea ce mă cuprinsese. Mă și gândeam ce e de făcut când viziteul, uitându-se la ceas, le spuse celorlalți ceva ce nu prea am deslușit, din pricina vocii joase, ceva cam un ceas mai devreme. Apoi, întorcându-se către mine, mi se adresă într-o germană încă și mai stricată decât a mea. Nu se vede nicio trăsură. Domnul nu i-a așteptat. La urma urmei, dânsul vine cu noi acum în Bucovina și se întoarce mâine sau poimâine. mâine. Mai bine poi mâine. Pe când vorbea, caii începură să necheze, ne să sforăie și să se zbată, încât vizitiul abia mai putea să-i stăpânească. Atunci, printre strigătele de spaimă ale pasagerilor, care nu mai pridideau făcând la cruci, o caleașcă cu patru cai neajunse din urmă, ne depăși, apoi trase lângă diligența noastră. Am putut vedea la lumina felinarelor ei, cai negri ca tăciunele, niște animale splendide. Cel care îi conducea era un om înalt, cu barbă lungă, castanie și cu o pălărie mare, neagră, și i-a ascundea chipul. Când se întoarse spre noi, i-am putut totuși vedea sclipirea ochilor scânteietori care păreau roșii în lumina lămpii. Îi spuse lui: Ești grăbit asta seară, prietene. Celălalt răspunse bâlbâindu-se. Domnule engleze, cam grăbea. Străinul îi replică. Bănuiesc că din pricina asta doreai să-l iei cu tine în Bucovina. Nu mă poți înșela, prietene. Știu prea multe și mi-scai iuți. Surâdea vorbind, iar lumina lămpii cădea pe o gură aspră, cu buze foarte roșii și cu dinți ascuțiți, albi ca fildeșul. Unul dintre tovarășii mei de drum îi șopti altuia versul din Lenor al lui Bürger. De, -de tot în right căci morții aleargă repede. Ciudatul vizitiu auzi auzit cu siguranță cuvintele, căci i aruncă un zâmbet tăios. Călătorul întoarse capul, făcu semnul crucii întinzând totodată două degete. Dați-mi bagajele domnului, spuse vizitiul, și cu cea mai mare repeziciune valizele mele fură scoase și puse în caleașcă. După aceea am coborât din diligență și cum caleașca trăsese alături, vizitiul mă ajută să urc, prinzându-mi brațul într-o strânsoare de oțel. Trebuie că avea o putere nemaipomenită. Fără un cuvânt, smuci hățurile, ca ei porniră, și intrarem din nou în bezna trecătorii. Când cătai în urmă, văzui aburul din nările cailor la lumina felinarelor diligenței și pe foștii mei tovarăși de călătorie care făceau semnul crucii. Vizitiul pleznii din bici își îmboldi caii care luară drumul Bucovinei. Pe când se confunda în beznă, un fior rece mă scutură, mă simții părăsit și trist, dar o pelerină îmi pe umeri și o scoarță peste genunchi iar vizitiul mi se adresă într-o nemțească fără cusur. Noaptea e friguroasă, mai her, iar stăpânul meu, Contele, mi-a poruncit să vă port de grijă. Sub banchetă e un clondir cu șliboviță, dacă vă place. N-am băut. Oricum faptul că știam cu am la îndemână m-a mai întărit. Mă mai liniștea, dar nu de tot. Cred că dacă aș fi avut posibilitatea să aleg, n-aș mai fi continuat această călătorie de noapte în necunoscut. Caleașca goni înainte, apoi se întoarse, luă o altă cale și porni tot drept înainte. Mi se părea că ne reîntorsesem și treceam prin același loc. Am ales un punct de reper și mi-am dat seama că nu greșisem. Aș fi vrut să-l întreb pe vizitiu ce însemna asta, totuși m-am temut fiindcă în situația în care eram, zadarnic aș fi protestat dacă avea de gând să întârzie. Oricum, după un timp mă cuprinse curiozitatea să știu câtă vreme trecuse, așa că scăpărea un chibrit și la flacăra lui mi-am privit ceasul. Mai erau puține minute până la miezul nopții. Am resimțit un șoc, bănuiesc că din cauza superstițiilor despre miezul nopții sporite de recentele mele experiențe. Așteptam cu inima plină de neliniște. Un câine a început să urle undeva, departe, în vreo curte, un scheunat de moarte, îngrozit. Urletul fureluat de alt câine, apoi de altul și de altul, până când, purtat de vântul care acum gemea prin trecătoare, se iți un țipăt sinistru ce părea a se răspândi pretutindeni, atât de departe cât te putea duce gândul în bezna nopții. La primul urlet, caii începură să se cabreze. Vizitiul le vorbi molcom și se liniștiră, dar tremurau și asudau ca un fugar după o sperietură praznică. Atunci, de departe, din creierul munților, se ridică un urlet mai ascuțit și mai pătrunzător, acela al lupilor, care bagă groaza în cai. Îmi venea să sar din caleașcă și să o iau la fugă, pe când ei sfărăiau și se zbăteau nebunește, încât vizitiul trebuie să-și folosească din plin puterea lui strajnică spre a-i stăpâni în hamuri. Totuși, de la un timp, urechile mi se obișnuiseră cu urletele, iar caii se liniștiră după ce vizitiul coborî și trecu în fața lor îi dezmierda, îi calma, le șoptea în ureche cu meșteșug, iar efectul a fost extraordinar, căci se cumințiră îndată, cu toate că tremurau ca frunza. Vezitivul sări din nou pe capră, apucă hățurile și porni în goană. De data asta, ajunși de cealaltă parte a trecătorii, schimbă mai decât direcția și apucă pe un drum strâmt ce se înfunda în dreapta. Curând, intrarăm pe o alee străjuită de arbori ce bolteau drumul, de parcă am fi trecut printr-un tunel. Și din nou, stânci mari și amenințătoare ne păzeau pe amândouă laturile. Adăpostiți astfel, puteam auzi vântul de sus șuierând și gemând printre stânci, crengile copacilor trosnind. Se făcea tot mai frig, început să cearnă zăpada, curând totul fu alb în jur. Palele ascuțite de vânt mai purtau urletele câinilor, tot mai slabe, pe măsură ce ne depărtam. Scheunatul lopilor din potrivă răsuna tot mai aproape ca și cum ne-ar fi înconjurat din toate părțile. Mă cumprisese groaza, caii îmi împărtășeau spaima. Numai vizitiul n-avea habar. Își întorcea capul când la stânga, când la dreapta, în vreme ce eu încercam zadarnic să zăresc ceva prin beznă. Deodată, departe la stânga noastră, văzui o luminiță albastră ce pâlpâia. În aceeași clipă o văzut și vizitiul opri brusc caii și sărint de pe capră, dispăru în întuneric. Nu știam ce să fac. Urletul lupilor se auzea tot mai aproape, dar când mă tot întrebam, vizitiul reapăru și-și reluă fără o vorbă locul, apoi porniră mai departe. Îmi vine să cred că am adormit, poate, iar incidentul îmi revenea mereu în vis, căci mi se părea că se repetă la nesfârșit, iar acum, privind în urmă, îmi apare ca un oribil coșmar. La un moment dat, flăcăruia țâșnii atât de aproape de drum, atât de clar în noapte, încât am putut urmări fiecare din mișcările vizitiului. El se îndreptă grabnic către locul de unde se ivise luminița albastră, trebuie să fi fost foarte slabă, căci nu putea lumina în preajmă și adună câteva pietre din care formă un fel de parapet. Altădată se produse un efect optic straniu. Așezându-se între mine și flacără, el nu o acoperi deloc, fiindcă i-am putut vedea totuși licărul fantomatic. Am rămas uluit, însă cum impresia durase doar o clipă, am considerat că privirea prea încordată în întuneric mă înșelase. Un timp, pâlpâirile albastre nu s-au mai arătat și am gonit înainte prin beznă, împresurați de urletul lopilor ca într-un cerc mișcător. În sfârșit, într-un loc viziteul coborâș se depărtă mai mult decât în celelalte rânduri, iar în timpul absenței sale caii tremurară mai rău ca oricând, sforăiră și nechezar îngroziți. Nu pot ști din ce cauză, deoarece urletul lopilor încetase cu desăvârșire. Dar chiar atunci luna, plutind printre norii grei, apăru în spatele crestelor zimțate ale unei înălțimi împădurite și la lumina ei am văzut în jurul nostru un cerc de lupi cu colți albi și limbi roșii ce atârnau, cu labe lungi și vănoase cu blana țepoasă. Erau de o sută de ori mai înspăimântători în tăcerea cumplită care se așternuse decât atunci când urlau. Înțepenisem de groază. Numai când un om rămâne singur față în față cu asemenea orori, poate să înțeleagă adevărata lor semnificație. Dintr-o dată, lupii începură să urle ca și cum lumina lunii ar fi avut asupra lor o influență anume. Cai săreau în toate părțile, nechezau, rotindu-și neputincioși ochii, desfăceau milă iar cercul viu de teroare îi înconjura de pretutindeni și nu aveau cum să iasă din mijlocul lui. Am strigat după vizitiu să se întoarcă. Mi se părea că singura șansă ar fi fost să străpung cercul ca să-l ajut să se apropie. Strigam și izbeam portiera caleștii în nedejdea că zgomotul va speria lupii de pe acea latură, dându-i lui posibilitatea să ajungă la hățuri. Când s-a întors, nu știu, dar i-am auzit vocea răsunând tunător și arucându-mi privirea în direcția sunetelor, l-am văzut în mijlocul drumului. Rotea brațele lungi ca și cum ar fi măturat vreun obstacol invizibil, iar lupii se rătrăgeau mereu. Tocmai atunci, un nor gros acoperi obrazul lunii și a rămas din nou în beznă. Când putui să văd din nou, vizitiul se suise pe capră, iar lupii se făcuseră nevăzuți. Toate acestea erau atât de ciudate și de misterioase, încât, stăpânit de spaimă, nu îndrăzneam nici să vorbesc, nici să mă mișc. Vremea părea fără sfârșit, ca și călătoria noastră, care continua, iar într-o beznă de plină, fiindcă nori grei acoperiseră din nou luna. Urcam într cu scurte momente, când drumul cobora, căci de regulă urca. Deodată, îmi dădui seama de faptul că vizitiul era pe punctul de a mâna caii în curtea unui castel vast și căzut în ruină, de la ale cărui ferestre în alte și negre, nu se zărea nicio rază de lumină și ale cărui creneluri, sparte, se profilau crestat pe cerul luminat de lună. Capitolul 2 Jurnalul lui Jonathan Harker Continuare 5 mai Trebuie că dormeam, altfel, dacă aș fi fost treaz, cu siguranță aș fi observat apropierea de un loc atât de remarcabil. În beznă, Curtea castelului părea uriașă și cum anumite drumuri întunecoase conduceau sub mari arcade boltite, ea părea și mai întinsă decât era în realitate. Încă nu am putut să o văd în timpul zilei. Când caleașca s-a oprit, vizitiul a sărit din ea și apoi mi-a întins mâna ca să mă ajute să cobor. Din nou, n-am putut să nu observ formidabila lui putere. De fapt, mâna lui părea o menghină de oțel și ar fi putut să o zdrobească oricând pe a mea dacă ar fi vrut. Apoi încoborâ bagajele și le așeza alături de mine, care mă aflam în apropierea unei uși mari și vechi, țintuită cu piroane. Am putut vedea, în ciuda lipsei de lumină, că piatra era sculptată masiv, însă vremea și intemperiile distruseseră în cea mai mare parte sculpturile. Cum stăteam, vizitiul sări pe capră, smuci hățurile caii porniră în grabă și întreg la balâcul dispărut sub unul dintre frunzarele întunecate. Stăteam în tăcere neștiind ce să fac. Niciun un clopoțel sau un ciocănaș de bătut în ușă. Prin pereții mohorâți și prin ferestrele negre, nu era de crezut că vocea mea putea pătrunde. Așteptarea mi se păru fără sfârșit. Simții iar spaima și îndoielile îngrămădindu-se în mine. Pe ce tărâm nimerisem și printre ce soi de oameni în ce aventură de eu a să mă băgasem? Era oare un incident obișnuit în viața unui secretar de avocat să fie trimis aici ca să explice unui străin cum se cumpără o proprietate la Londra? Secretar de avocat. Minei nu i-aș plăcut asta. Avocat, da, căci chiar înainte de a fi părăsit Londra, îmi venise vestea că trecusem cu succes examenul și că eram acum avocat plin. Începui să mă frec la ochi și să mă ciupesc ca să văd dacă sunt treaz. Mi se părea că trec printr-un coșmar oribil, așteptam să mă deștept numai decât și să mă pomenesc acasă la mine în clipa când zorile luminează cu încetul ferestrele. Să simt iar dimineața, după o zi de muncă istovitoare. Dar ciupiturile mă dureau, ochii nu mă înșelaseră. Eram cât se poate de treaz în creierul carpaților. Tot ce puteam face era să mă înarmez cu răbdare și să aștept revărsatul zorilor. Când tocmai ajunsesem la această concluzie, îmi răsună în urechi sunetul unor pași grei în spatele ușii masive și văzui printre picături sclipirea unei lumini care se apropia. Urmă zgomotul lanțurilor și zângănitul zăvoarelor mari trase. O cheie se întoarse în broască, scrâșnind puternic, ca după o îndelungată nefolosință, și ușa cea mare se urni. În pragul ușii stătea un bătrân înalt, cu obrajii rași, dar cu o mustață lungă și albă, îmbrăcat în negru din cap până în picioare, fără o pată de culoare. Ținea în mână o lampă străveche de argint, în care flacăra nu era apărată nici de sticlă, nici de vreun glob, ci își azvârlea pălpăirea lungă în întuneric, în curentul ușii deschise. Cu un gest curtenitor al mâinii drepte, bătrânul mă pofti să intru, vorbindu-mi într-o engleză excelentă, însă cu o intonație bizară. Fi binevenit în casa mea. Intră de bunăvoie, nesilit de nimeni. Nu făcu un pas să mă întâmpine, ci rămase ca o statuie, ca și cum gestul de bun venit l-ar fi preschimbat într-o stană de piatră. Totuși, de-abia trecuse în pragul că veni grabnic spre mine, îmi își făcă zdravă în mâna, într-o strânsoare care mă crispă de durere, senzație pe care nu mi-o micșoră faptul că mâna lui părea rece ca gheața, mai degrabă mâna unui mort decât a unui om viu. Spuse din nou. Bun venit în casa mea. Intră de bună voie, pleacă precum ți-o fi voia și lasă aici puțin din fericirea ce o aduci. Cum îmi strânsese mâna tot atât de tare ca și vizitiul, căruia nu-i văzuse în fața, pentru o clipă m-a încercat bănuiala că ar putea fi una și aceeași persoană de care am vorbit. Ca să mă asigur, l-am întrebat. Contele Dracula? Se înclină ceremonios și îmi răspunse. Eu sunt Dracula și îți urez bun venit, domnule Harker, în casa mea. Intră, noaptea e friguroasă și cred că ai nevoie de odihnă și de mâncare. Pe când vorbea, puse lampa pe o consolă din zid făcu câțiva pași și îmi ridică bagajele înainte să-l pot opri. Am protestat, însă el insistă. Nu, domnule, sunteți oaspetele meu. E târziu, slugile mele s-au culcat. Lăsați-vă în grija mea. Insistă să-mi ducă bagajele pe coridor, apoi începu să urce o scară mare în spirală. Trecurăm iar printr-un coridor, pe a cărui podea de piatră pașii noștri răsunau puternic. La capătul acestuia împinse o ușă grea și văzui cu bucurie o încăpere luminată, în mijlocul căreia ardea un foc strașnic, iar masa era gata pusă. Contele se opri, puse jos bagajele, închise ușa și, traversând o daia, deschise o altă ușă ce dădea într-o cămăruță octogonală, luminată de o singură lampă și care părea să nu aibă nicio fereastră. Trecând prin ea, mai deschise o ușă și mă pofti să intru. Plăcută priveliște. Era un dormitor vast, luminat și încălzit de un foc de bușteni care sfârâia cu văpăi înalte în șemineul larg. Tot contele îmi aduse bagajul înăuntru zicându-mi înainte de a închide ușa. După o asemenea călătorie, ai nevoie să te odihnești și să te plimbi. Nădăjduiesc că vei găsi aici tot ceea ce dorești. Când vei fi gata, Treci în odaia cealaltă unde te așteaptă cina." Lumina, căldura, primirea curtenitoare a contelui păreau să-mi fi risipit toate bănuielile și spaimele. Odată ce mi-am revenit, descoperi că sunt pe jumătate mort de foame. Mi-am aranjat repede toaleta și am trecut în odaia cealaltă. Mâncarea era deja servită. Gazda mea, care stătea într-un jilț lângă vatra largă, îmi arătă masa cu un gest grațios și înspuse. Te rog să îi loc și să mănânci după pofta inimii. Sper că o să mă scuzi dacă n-am să mănânc împreună cu dumneata. Dar am făcut-o mai devreme și nu cinez. I-am întins scrisoarea sigilată pe care mi-o încredințase domnul Hawkins. O deschise și o citi cu gravitate. Apoi, cu un surâs fermecător, mi-o întins să o citesc. Cel puțin un pasaj făcut să-mi crească inima de bucurie. Regret mult că o criză de gută boală de care sufăr cronic, îmi interzice cu desăvârșire să călătoresc o vreme. Sunt însă fericit să vă pot spune că vă trimit un locuitor în care am cea mai mare încredere cu putință. Este un tânăr plin de energie și talent în profesia lui, cu o fire foarte loială. Este discret și tăcut și s-a maturizat în serviciul meu. Va fi la dispoziția dumneavoastră în timpul șederii sale și vă va urma instrucțiunile în orice privință. Contele ridică singur capacul de pe un vas, și îmi servi un excelent pui fript. Acesta, la un loc cu puțină brânză și salată și din preună cu o sticlă de tocai, vechi, din care am băut două pahare, au constituit cina mea. În timp ce mâncam, contele îmi puse o seamă de întrebări privind călătoria pe care o făcusem și am povestit pe rând tot ce mi se întâmplase. Între timp, terminasem cina și, la dorința gazdei mele, trăsesem un jilț lângă foc ca să fumez o țigară de foi pe care mi-o oferise, după ce se scuzase totodată că nu fumează. Aveam acum putința să-l observ și găseam că are o fizionomie marcantă. Avea obrazul vulturesc, cu nasul coroiat și foarte subțire, cu nările foarte arcuite și proeminente, fruntea boltită, mândră, cu păr rărit la tâmple și bogat în restul capului. Sprâncenele foarte groase, aproape că se întâlneau la rădăcina nasului, stufoase și răsucite. Gura, cât se putea vedea sub mustața groasă, avea un aer crud și dinți deosebit de albi și de ascuțiți, ieșind peste buzele, a căror roșață neobișnuită vădea o vitalitate uimitoare pentru un bărbat de vârsta lui. În rest, avea urechile palide, cu vârfurile extrem de ascuțite, bărbia largă și puternică și obraji fermi totul de o paloare extraordinară. Observasem mai înainte dosul palmelor sale pe care le țineam încrucișate pe genunchi și care mi se păruseră, la lumina focului, mai degrabă albe și fine. Acum însă, că le vedeam mai de aproape, îmi apărură butucănoase, cu degete groase și scurte. Lucru curios, avea păr în podul palmei. Unghiile erau lungi și fine, tăiate ascuțit, când contele se aplecă spre mine și mă atinse cu mâna, n-am putut să mi un fior. Poate că îi mirosea urât respirația, dar o oribilă senzație de vomă puse stăpânire pe mine și, oricât aș fi vrut, n-am putut o ascunde. Fără îndoială, contele a remarcat, căci se retrase cu un soi de rânjet care îi scotea mai mult în evidență decât până acum dinții ieșiți în afară și se așeză din nou în jilțul său de lângă foc. O vreme tăcurăm amândoi. Cum priveam către fereastră, zării primele raze tulbure ale aurorei. Domina o tăcere stranie pretutindeni. În urechea trează, răsună din vale urletul mai multor lupi. Ochii contelui luciră și-mi Ascultă-i, copiii nopții, ce mai muzică fac ei. Citind presupunui mirea pe trăsăturile mele, adăugă. A, domnule, dumneavoastră, orășenii, nu puteți simți ce se petrece în inima unui vânător. Apoi se ridică și zise. Trebuie că ești obosit. Dormitorul domniei tale este dincolo și mâine poți să te scoli cât de târziu dorești. Cât despre mine voi lipsi până după masă. Somn bun și vise plăcute. Cu o mișcare politicoasă îmi deschise ușa odăi octogonale, iar eu intrai în camera de culcare. Mă zbat într-un ocean de gânduri, am îndoieli, simt o teamă, mă gândesc la niște lucruri stranii pe care nu îndrăznesc să mi le mărturisesc nici mie. Doamne, apără-mă, fie și numai de dragul celor care îmi sunt scumpi. 7 mai Din nou dimineața de vreme, dar știu că m-am odihnit și m-am bucurat de ultimele 24 de ore. Am dormit cât de mult am vrut, m-am sculat din somn când mi-a venit. După ce m-am îmbrăcat, am trecut în camera în care cinasem și am găsit pregătit un mic dejun rece. Ceașca de cafea fusese așezată pe vatră să nu se Pe masă am găsit un bilet în care scria Voi lipsi o vreme, nu mă aștepta. Dracula M-am desfătat cu o masă strajnică. După ce am dat-o gata, mi-am aruncat ochii după un clopoțel ca să pot aduce la cunoștința servitorilor că am terminat. N-am găsit însă niciunul. Cu siguranță că în casa asta sunt niște lipsuri ciudate, ținând seama de bogățiile extraordinare care mă înconjoară. Serviciul de masă este de aur și atât de minunat și zelat, încât trebuie să coste o avere. Perderele și tapițeria scaunelor și sofalelor, draperia patului meu sunt făcute din cele mai scumpe și mai frumoase țesături și trebuie să fi costat sume fabuloase la vremea când au fost confecționate, pentru că sunt vechi de secole, cu toate că sunt perfect conservate. Am văzut ceva asemănător la Hampton Court, dar acolo erau tocite și destrămate, mâncate de molii. În schimb, nicio oglindă, în nicio cameră. Nici chiar pe masa de toaletă și când vreau să mă barberesc sau să mă piepten, trebuie să mă servez de oglinjoara din trusa de călătorie. N-am văzut nicăieri vreun servitor și nici n-am auzit vreun sunet, cu excepția urletului lupilor. După ce am terminat masa, nu știu dacă o să o numesc mic dejun sau prânz, că și trebuie să fi fost între 5 și 6 seara, mi-am rotit privirile după ceva de citit, căci nu-mi plăcea să străbat castelul fără să fi cerut permisiunea contelui. În odaie nu era absolut nimic, nici cărți, nici ziare, nici chiar cele mai trebuincioase scrisului. Atunci am deschis o ușă și am găsit un fel de bibliotecă. Am încercat și ușa din direcția opusă, însă am găsit o zăvorâtă. Spre încântarea mea, în bibliotecă am găsit un număr mare de cărți englezești, rafturi întregi și colecții de reviste și ziare. O masă în mijlocul încăpei era tixită de reviste și ziare englezești, cu toate că niciunele dintre ele nu erau recente. Cărțile erau cât se poate de variate. Istorie, geografie, politică, economie, geologie, drept, toate conțineau relatări despre Anglia, despre viața, obiceiurile și moravurile englezilor. Erau chiar și cărți ca anuarul londonez, cărțile roșii și albastre, buletinele armatei ale marinei, dar și cumva m-a mișcat să le văd aici publicații de drept. Pe când mă uitam la cărți, ușa se deschise și contele intră. Mă salută foarte cordial, întrebându-mă dacă petrecusem o noapte odihnitoare. Apoi îmi spuse, Mă bucur că te-am găsit aici, fiindcă sunt sigur că or să te intereseze multe lucruri. Prietenii aceștia, și mângâie câteva cărți, mi-au fost întotdeauna tovarăși buni de câțiva ani. De când mi-a venit ideea de a merge la Londra, mi-au dăruit multe, multe ceasuri de desfătare. Datorită lor, cunosc țara măreața a domniei tale, iar a cunoaște Anglia înseamnă o iubi. Sunt atât de nerăbdător să străbat forfota străzilor grandioasei voastre capitale, să mă pierd în vârtejul și în îmbulzeala omenească, să împărtășesc viața, schimbările și chiar moartea, tot ce fac și ce simt ei. Dar vai, Până astăzi nu vă cunosc limba decât din cărți. Aștept de la dumneata, prietene, să mă înveți să vorbesc. Dar, domnule Conte, i-am replicat. Înțelegeți și vorbiți limba engleză temeinic. Se înclină cu gravitate. Mulțumesc, prietene, pentru aprecierea măgulitoare a domniei tale, dar tot mă tem că mai am mult drum de bătut. Adevărat, cunosc gramatica și cuvintele, însă nu știu cum se pronunță. Vă asigur, i-am spus, că vorbiți la perfecție. Nu, tocmai, mi-a răspuns. Știu bine că dacă m-aș plimba prin Londra și aș vorbi, n-ar fi nimeni să nu mă ia drept un străin. De aceea nu sunt mulțumit. Aici sunt un nobil, sunt boier. Prostimea mă cunoaște, sunt stăpân. Însă, ca străin într-o țară străină, nu e tot una. Lumea nu te cunoaște și n-ai cum să-ți dai seama dacă ești sau nu pe plac. A fi mulțumit să fiu ca toată lumea, ca să nu se oprească nimeni și să se zgâiască la mine, să întrerupă conversația când aș vorbi eu și să zică Ia te uită, un străin. Am fost atâția ani domn, încât vreau să rămân mai departe sau cel puțin să nu intru la stăpân. Dumneata vii aici, nu numai ca reprezentant al prietenului meu, Peter Hawkins din Exeter, ca să mă pui la curent cu noua mea proprietate din Londra. Vei rămâne, cred, o vreme la mine până când, datorită conversației, voi putea stăpâni pronunția limbii engleze. Și te rog să-mi atragi atenția când fac vreo greșeală cât de mică în vorbire. Îmi pare rău că a trebuit să lipsesc atât de mult astăzi. Sper însă că o să mă scuz deoarece am avut într-adevăr treburi însemnate. I-am răspuns, firește, politicos și l-am întrebat dacă pot intra în bibliotecă oricând vreau. Desigur, mi-a răspuns și a adăugat. Poți să circuli oriunde dorești în acest castel, cu excepția încăperilor încuiate, în care, desigur, nu vrei să intri. Există un motiv ca lucrurile să fie cum sunt și, dacă le-ai vedea cu ochii mei sau le-ai cumpăni cu rațiunea mea, le-ai înțelege poate mai bine. I-am răspuns că nu mă îndoiam de asta, iar el mi-a mai spus. Suntem în Transilvania și Transilvania nu e Anglia. Obiceiurile se deosebesc și multe lucruri or să ți se pare neobișnuite. Ținând seama de ce mi-ai povestit despre pățaniile domniei tale, înțelegi, nițel, câte ciudățenii se pot întâmpla aici. Conversația se învioră și cum era limpede că avea chef de vorbă, fie și numai pentru plăcerea de a vorbi, i-am pus o serie de întrebări privind cele prin care trecusem deopotrivă cu ce observasem. Câteodată o colea subiectul sau schimba vorba, pretinzând că nu înțelege. Totuși, în general, mi-a răspuns cu sinceritate. După o vreme, mai căpătând curaj, am adus vorba de departe despre faptele ciudate din noaptea precedentă, de pildă de ce a coborât vizitiul când a văzut flăcările albastre. Credea el într-adevăr că erau semne ale unor comori ascunse? În vorbi de o credință obștească, după care, într-o anumită noapte a anului, în fapt, cea care trecuse, când se presupune că toate spiritele rele stăpânesc nestingherite, se vede o flacără albastră deasupra oricărui loc unde au fost tăinuite comori. Fără îndoială, aceste comori au fost ascunse în regiunea prin care treceați azi noapte, îmi spuse el, fiindcă pentru ea s-au dat mari bătălii, timp de secole, între valahi, sași și turci. Poate că nu există petic de pământ în ținutul ăsta care să nu fi fost îngrășat cu sânge omenesc de patrioți sau de nevălitori. În zilele de demult ale acestor vremuri încruntate, când austriecii și ungurii ne atacau în valuri, iar strămoșii noștri săreau să-i întâmpine bărbați și femei, vârznici și copii, îi așteptau pe creste deasupra trecătorilor, de unde îi nimiceau prăvălind asupra le stânci. Când însă biruiau nevălitorii, nu mai găseau nimic, totul fiind îngropat în vatra strămoșească. Atunci, pentru ce, l-am întrebat eu, au rămas acele comori atâta vreme nedescoperite când sunt semne atât de sigure pentru oricine și dă o să le privească? Contele zâmbi și buzelei dezveliră în gingii caninii lungi care aveau o înfățișare stranie. Reluă. Pentru că țăranul e un mișel și un zmintit, flăcările nu apar decât o singură noapte, iar în acea noapte niciun om de pe aici n-ar scoate nasul pe ușă, chiar dacă ar fi la mare nevoie. Și dragul meu domn, să și vrea, tot n-ar putea. Chiar în cazul în care țăranul de care îmi vorbești a însemnat locul unde să-și flacăra, el n-ar putea să-l descopere la lumina zilei. Dumneatea însuți, îndrăznesc să te întreb, ai mai fi în stare să-l afli? Adevărat, am zis, nu l-aș mai găsi cum nu l-ar mai afla nici morții. Hai, spuse el apoi, în despre Londra și de casa pe care mi-ați procurat-o. M-am scuzat pentru neglijență și am trecut în camera mea ca să-mi caut hârtiile în bagaje. Pe când le puneam în ordine, am auzit un clinchet de porțelan și argintărie în cealaltă odaie, iar când am traversat-o din nou, am remarcat că masa fusese strânsă și lampa aprinsă, căci se întuneca. Lămpile fusese aprinse și în bibliotecă, unde l-am găsit pe conte întins pe canapea și citind, dintre atâtea opuri, un ghid englez de Bradshaw. Când am intrat, dădu la o parte cărțile și ziarele de pe masă și începură m-am doi să examinăm planurile și documentele de toate felurile. Îl interesau toate amănuntele și îmi puse nenumărate întrebări despre poziția casei și împrejurimi, studiase cu minuțiozitate mai dinainte tot ce se referea la vecinătăți, căci până la urmă mi-am dat seama că în mod evident știa mai multe decât mine. Când am remarcat asta, mi-a zis. Dar, prietene, nu crezi că este necesar? Când voi merge acolo, voi fi singur și prietenul meu, Jonathan Harker, nu va mai fi lângă mine să mă corecteze și să mă ajute. El va fi în exeter, la multe mile departare, lucrând probabil la hârtiile notariale ale celuilalt prieten al meu, Peter Hawkins. Așa că vezi, să interesăm în amănunt de datele cumpărării proprietății din Parfleet. După ce i-am înfățișat actele și a semnat documentele necesare, pe care le-am însoțit cu o scrisoare gata de pus la poștă pentru domnul Hawkins, dânsul mă întrebă în ce chip descoperisem casa. I-am citit notele pe care le alcătuisem din timp și pe care le transcriu aici. Pe un drum puțin umblat la Parfleet, am ajuns chiar în fața unei proprietăți care mi s-a părut potrivită și pe care era lipit un afiș zdrențuit vestind că proprietatea este de vânzare. Este înconjurată de ziduri înalte vechi, din blocuri de piatră, ce n-au mai fost reparate de multă vreme. Porțile zăvorâte erau de stejar masiv și vechi, cu fierărie muncată de rugină. Domeniul se numește Carfax. Fără îndoială, o corupere a vechiului Quatre Face căci locuința își are cele patru laturi orientate către punctele cardinale. Proprietatea are o suprafață de vreo 20 de acri, în întregime împrejmuiți de zidurile solide pe care le-am menționat. Sunt însă atât de mulți copaci încât întunecă locul și mai este și un heleșteu sau un lac mic, dar adânc alimentat în mod evident de mai multe izvoare și a căruia apă limpede se revarsă într-un răuleț destul de mare. Casa e foarte încăpătoare, construită cu mult în urmă, pot spune, în nevul mediu. Într-adevăr, o parte din ea e alcătuită din blocuri imense de piatră, iar rarele ferestre sunt situate sus și apărate de zăbrele grele de fier. Se zăresc și ruinele unui donjon, în preajma unei vechi capele. N-am putut intra acolo, întrucât nu aveam cheia de la poarta respectivă, dar am adus cu mine dagherotipuri făcute din unghiurile cele mai variate. Casa propriu-zisă a fost ridicată mai târziu, dar fără nicio rânduială, așa că n-aș putea face nicio presupunere asupra suprafeței pe care o acoperă, decât că trebuie să fie foarte mare. Prin preajmă sunt puține case, printre care una mai mare și recent clădită, care adăpostește un azil particular de nebuni. Oricum, nici aceasta nu e vizibilă de pe domeniu. Când am terminat de citit, îmi spuse. Sunt încântat că e veche și e vastă. Eu însumi mă trag dintr-o vieță străveche și mi-aș da duhul dacă ar trebui să locuiesc într-o casă nouă. O casă nu devine locuibilă cu una, cu două și, la urma urmei, câteva zile nu fac un secol. Mă bucur, de asemenea, că are o capelă din vremuri de demult. Nouă, nobililor din Transilvania, nu ne place să ne gândim că oasele noastre s-ar putea amesteca cu cele ale plebei eu nu mai caut nici plăcerile, nici bucuriile vieții, nici strălucirea voluptoasă a razelor de soare, sau licărul tremuratului de ape care îi încântă pe cei tineri. De multă vreme nu mai sunt tânăr, și inima mea, după ani grei de plâns morții, nu înclină spre veselie. De alminteri, și zidurile castelului meu s-au prăbușit, e plin de umbre, iar vântul șuieră rece prin ferestre și printre creneluri. Îmi plac umbra și întunericul, îmi place să rămân singur cu gândurile mele ori de câte ori este cu putință. Ceva totuși nu părea să se potrivească între vorbele și privirea lui sau mai degrabă trăsăturile feței ei, îi preschimbau zâmbetul într-un rânjet răutăcios și sumbru. Apoi, pretextă ceva și plecă rugându-mă să-mi adun hârtiile. După ce se duse, am început să răsfoiesc cărțile din jurul meu. Una dintre ele era un atlas care se deschidea ca de la sine la Anglia, ca și cum acea hartă ar fi fost mult privită. Uitându-mă pe ea, am găsit anumite locuri încercuite și privindu-le mai de aproape am remarcat unul în apropierea Londrei, în partea de est, hotărât lucru tocmai acolo unde era situată noua sa proprietate. Celelalte două erau un Exeter și un Whitby, pe coasta Yorkshire-ului. Trecuse mai bine de un ceas când contele reveni. Aha, zise el. Tot cu un în cărți? Bravo. Nu trebuie totuși să lucrezi mereu. Vino. Am fost anunțat că e gata cina. Mă luă de braț și trecurăm în odaia învecinată unde o cină excelentă aborea pe masă. Contele își ceru din nou scuze că mâncase că dipsise de acasă. Dar ca și în noaptea trecută, se așeză la taifas în timp ce eu mâncam. După cină, am fumat un trabuc la fel ca data trecută, iar contele îmi puse tot soiul de întrebări ceasul de-a rândul. Simțeam că trebuie să fie foarte târziu. Dar nu spuneam nimic, dându-mi seama că făcea parte din obligațiile mele să îndeplinesc dorințele de orice fel ale gazdei. Nu mi era somn, căci dormisem mult peste zi, dar mă trecu un fior rece, cum se întâmplă când se vestesc zorile, ceva am în felul începutului mareei. În popor se spune că muribunzii își dau sufletul mai adesea la răsăritul soarelui sau la schimbarea fluxului. Oricine obosit la postul său a simțit această schimbare în atmosferă, mă va înțelege. Deodată, auzirăm în cântecul unui în cocoș răsunând cu o ascuțime supranaturală în văzduhul limpede al dimineții. Sărind în picioare, contele spuse. Iată, uită, a și răsărit soarele. Cum de nu mi-am dat seama că te-am ținut atât de mult? Va trebui să vorbești mai puțin interesant despre noul meu cămin din Anglia, ca să nu mai uit cum zboară timpul. Apoi, cu o scurtă plecăciune, își luă rămas bun. M-am întors în odaia mea și am tras draperiile de, de la ferestre, dar nu se vedea nimic deosebit. Fereastra în dreptul căreia stăteam dădea în curtea castelului, dar n-am putut vedea decât cum se lumina de ziua. Așa că, după ce am tras la loc perderele, am scris notele despre ziua de azi. 8 mai Începusem să mă tem scriind acest jurnal că o să fie cam împrăștiat. Acum îmi pare bine că m-am oprit de la început asupra fiecărui amănunt pentru că totul aici este atât de straniu încât nu mă pot împiedica să nu mă simt stânjenit. Mi-aș fi dorit să nu fi pus niciodată piciorul aici, așa cum aș vrea să mă știu la adăpost cât mai departe. Se prea poate ca această neobișnuită existență de noapte să mă fie influențat. Și, încă, dacă n-ar fi decât asta, dacă barem aș avea cu cine sta de vorbă, însă n-am pe nimeni. Ba să fiu drept, este contele, însă tare mă tem că este singurul suflet viu de pe aici. Voi fi tot atât de prozaic ca și faptele. Expunându-le, aș mai dobândi curaj și aș mai zăgăzui zborul dezordonat al imaginației. Altfel, sunt pierdut le voi povesti de îndată așa cum sunt sau așa cum îmi par. După ce m-am culcat, am moțăit puțin și, văzând că n-am somn, m-am sculat. Îmi agățasem oglinjoara de bărbierit de fereastră și tocmai începusem să mă barberesc. Deodată am simțit o mână așezându-mi se pe umăr și am tresărit uluit căci nu-l zărisem, cu toate că din oglindă se vedea întreaga încăpere, în spatele meu. De emoție m-am tăiat ușor, dar nu mi-am dat seama pe moment. După ce am răspuns contelui, m-am uitat din nou în oglindă ca să văd dacă nu mă înșelasem. De data asta nu mai putea fi vorba de eroare, fiindcă era lângă mine și puteam să-l văd peste umăr. Însă în oglindă nu apărea. Se vedea în spatele meu întreaga odaie, dar nici picior de om, cu excepția mea. Era surprinzător și cum asta putea pune vârf la nenumăratele ciudățenii de până acum, începui să simt acel val de neliniște pe care mi-l provoca apropierea contelui. În aceeași clipă, mi-am dat seama că mă tăiasem puțin și că sângele mi se scurgea pe bărbie. Am pus briciul jos și m-am întors să caut un plasture. Când contele îmi văzu obrazul, o furie drăcească îi se aprinse în ochi și dintr-o dată mă apucă de beregată. M-am dat înapoi și mâna s-a și ragul de mătănii de care a crucifixul. Într-o clipă se produce o asemenea schimbare în el Mânia îi se spulbera atât de grabnic, încât nu venea să cred că fusese supărat. Ia seama, îmi spuse, ia seama când te tai. În țara asta e mai primejdios de decât îți închipui. Și apucând o glinjoară, iar tot necazul de la nenorocirea asta a pornit. Cea mai mărșavă jucărie a vanității omenești. Înlături cu ea! Smuci cu un singur deget al mâinii sale teribile fereastra grea, sfârlind afară o oglinjoara care se sparse într-o mie de cioburi de pietrele de dedesubt din curte. Pe urmă ieși fără să spună o vorbă. Când am intrat în sufragerie, masa era pusă. Pe conte nu l-am văzut pe nicăieri, așa că am dejunat singur. Și faptul că nu l-am văzut pe conte mâncând sau bând, mi se pare bizar. Trebuie să fie un om tare ciufut. După masă, am dat o mică raită prin castel am urcat scările și am intrat într-o odaie cu fereastra orientată către sud. Priveliștea era magnifică și eu am stat să o privesc, căci din locul unde mă aflam o puteam cuprinde în întregime. Castelul e chiar pe muchea unei prăpăstii fără fund. O piatră aruncată pe geam ar cădea o mie de picioare fără să atingă nimic în calea ei. Cât vezi cu ochii, un ocean de vârfuri de brazi, întretăiat pe aici colo de hăuri întunecate și de câte un fir argintiu râurile care clocotesc prin păduri. Nu-mi este însă inima să descriu frumuseți, căci după ce m-am retras de la fereastră, mi-am continuat explorarea. Uși, uși pretutindeni și toate încuiate și zăvorâte. Singura ieșire de aici o constituie ferestrele tăiate în zidurile castelului. Aceasta este o adevărată închisoare, iar eu sunt prizonier. Capitolul 3 Jurnalul lui Jonathan Harker continuare. Când am descoperit că eram prizonier, o senzație groaznică mă cuprinse. Am dat buzna în sus și în jos pe scări, încercând fiecare ușă și privind de la fiecare fereastră la care ajungeam, însă după puțin timp convingerea că nu e scăpare, covârși orice alt simțământ. Când mă gândesc la cele câteva ore care au trecut, mi se pare că trebuie să fi fost nebun, căci mă zbăteam, ca un șoarece în cursă. Însă când m-am convins că n-am scăpare, m-am așezat jos liniștit, liniștit cum nu fusesem în viața mea și am început să cuget ce este mai bine să fac. Și cum tot cu asta mă îndelenicesc și nu am ajuns încă la o concluzie definitivă. De un lucru sunt totuși sigur. Nu e cazul să îi împărtășesc preocupările mele contelui. Știe prea bine că sunt prizonier, doar el a vrut să fie așa și fără îndoială că a avut motivele lui să o facă. Nu mă așteaptă decât dezamăgiri dacă, după cele întâmplate, i-aș arăta că îmi dau seama cum stau lucrurile. Oricât aș cântări, singurul plan este să-mi ascund teama și ceea ce știu, ținând mereu ochii bine deschiși. Sunt, știu, fie înspăimântat ca un copil de propriile plăzmuiri, fie într-o situație disperată și, dacă se adeverește al doilea caz, am și voi avea nevoie de toată dibăcia ca să scap cu bine. De-abia luasem această hotărâre când auzi ușa masivă înghizându-se zgomotos și mi-am dat seama că se întorsese contele. Nu intră numai decât în bibliotecă, așa că m-am îndreptat ușor în spre camera mea, unde l-am găsit făcând patul. Era ciudat, dar susținea ceea ce bănuiam de multă vreme. Nu existau servitori în casă. Când mai târziu l-am văzut prin crăpătura de la balamalele ușii, așternând masa, faptul mi s-a confirmat, căci dacă trebuia să facă singur toate treburile, cu siguranță, aceasta dovedea că nu are pe nimeni altcineva să le îndeplinească. Faptul mă înspăimântă, deoarece dacă în castel nu mai era altcineva, atunci contele însuși trebuie să fi fost vizitiul caleștii care m-a adusese aici. Cumplită dezvăluire, căci dacă e așa, atunci ce înseamnă puterea pe care o avea asupra lupilor, nu ridicând mâna în tăcere? Din ce pricină se arătaseră atât de îngrijorați pentru mine oamenii de la Bistrița și cei din Diligență? Ce semnificație avea dăruirea crucifixului, a căpățânii de usturoi, a măceșului și a boabelor de scoruși? Binecuvântată femeie care mi-a atârnat crucifixul la gât, căci mă simt alinat și întărit ori de câte ori lating. E de mirare cum un obiect pe care eram învățat să-l privesc cu dezaprobare, ca idolatru, poate să-mi fie de ajutor într-un moment de restriște și singurătate. Posedă el o virtute intrinsecă să aibă un mijloc, un ajutor tangibil pentru transmiterea unor gânduri de alinare și de încurajare? Va trebui cândva, dacă voi putea, să examinez această problemă și să încerc să-mi fac o părere despre ea. Între timp, va trebui să aflu cât mai multe despre Contele Dracula, fiindcă acesta mă poate ajuta să înțeleg. Astă seară poate că va vorbi despre sine dacă aduc eu vorba. Trebuie să fiu foarte atent ca să nu-i trezesc bănuieli. Miezul nopții Am avut o lungă conversație cu Contele. I-am pus câteva întrebări privitoare la istoria Transilvaniei și subiectul l-a animat în chip surprinzător. Când vorbea despre lucruri și oameni, mai cu seamă despre bătălii, ar fi zis că a fost de față. M-a explicat, după aceea, că pentru un boier, mândria casei și a numelui său constituie propria mândrie, că gloria lor este gloria proprie, iar destinul lor destinul propriu. De câte ori amintea de neamul lui, spunea noi, vorbind numai la plural, așa cum grește regele, aș dori să pot reda în tocmai ce spunea, căci mi s-a părut fascinant mi se părea cuprinde întrânsul întreaga istoria țării. Se aprinsese vorbind și străbătea camera în lung și în lat, trăgându-se de mustățilei mari și albe, își făcând tot ce-i cădea în mâna puternică de parcă ar fi vrut să sfărume ceva. Pe cât de fidel am să pot, am să descriu o parte din cele povestite, fiindcă ele cuprind un fel de istorie a seminției sale. Noi, secuii, avem dreptul de a fi mândri fiindcă în venele noastre curge sângele mai multor popoare de viteși, care s-au luptat pentru supremație ca lei. Aici, în raselor Europei, tribul ugric a adus din Islanda spiritul războinic pe care îl insuflaseră Tor și Odin și pe care luptătorii lor l-au desfășurat cu atâtea ardoare pe țărmurile Europei, ba chiar și în Asia și în Africa, încât popoarele credeau că năvăliseră peste ei vârcolacii. Când au ajuns pe aceste tărâmuri, i-au găsit pe huni, a căror furie agresivă măturase lumea ca un foc pustiitor, făcându-le pe popoarele sfărmate să-i considere drept urmași ai acelor vrăjitoare de demult care, izgonită din știția, se împerecheasă cu demonii din deșert. Nătărăi, ce demon sau ce vrăjitoare a fost vreodată atât de mare ca Atila, al cărui sânge curge în venele mele? Și își ridică în sus brațele. E de mirare că suntem o rasă de cuceritori? Că atunci când maghiarii, lombarzii, avarii, bulgarii sau turcii și-au revărsat valurile la hotarele noastre, i-am aruncat înapoi? E de mirare că atunci când Arpad cu legiunile sale se îndrepta către câmpiile Ungarii, ne-a găsit aici când și-a întins stăpânirea? Că eram aici la descălecat? Iar când ungurii triumfători au început să se reverse spre răsărit, ei au pretins că se înrudesc cu secuii încredințându-le timp de secole apărarea frontariilor cu turcii. Mai mult încă, datoria lor de a apăra frontiera nu a părut să i-a sfârșit niciodată, căci, după cum spun turcii, apa doarme, dar dușmanul veghează. Oare cine a primit mai bucuros decât noi, dintre cele patru națiuni, spada însângerată? Cine s-a strâns mai grabnic sub stindardul regelui? Când a fost spălată cea mai mare rușine a poporului meu, rușinea de la Kosovo, atunci când steagurile valahici și maghiare s-au oplecat în fața semilunii, oare nu un voievod din seminția mea a trecut Dunărea și l-a înfrânt pe turc în țara lui? Într-adevăr, a fost Dracula. Fie-i blestemat fratelei Nemernic, care, odată învins, și-a vândut turcilor neamul, aruncându-l în robie rușinoasă. Și nu tot Dracula l-a inspirat pe un lăstar din spița sa, care mai apoi a trecut iar și iar Dunărea năvălind peste turci și care, după ce bătuse în retragere, a revenit la atac în atâtea rânduri până când câmpul de luptă s-a umplut de sângele oștenilor săi, ca și cum ar fi știut că va reporta singur victoria finală. S-a spus că se gândea numai la sine. Dar la ce bună prostimea fără căpetenie? Unde ar duce războiul fără o minte și o inimă care să-l îndrume? Pe urmă, după bătălia de la Mohaci, când am izbutit să scuturăm jugul maghiar, noi, cei din sângele lui Dracula, am fost din nou printre conducătorii poporului căci cugetul nostru nu-și găsea alinare câtă vreme nu eram liberi. Da, tinere domn, secuii, drăculești fiind inima, cugetul și spada lor, se pot lăuda să fie înfăptuit ceea ce niște parveniți ca Habsburgii și Romanovii n-au izbutit nici când. Dar vremea războaielor a apus. Sângele, E un lucru prea prețios în aceste zile de pace dezonorantă. Iar gloria acestor mari seminții rămâne numai o poveste frumoasă. 12 mai. Să încep cu faptele, faptele nude, crude, confirmate de cărți și de cifre, și de care n-ai cum să te îndoiești. Nu trebuie să le confund cu experiențele observației mele sau cu amintiri. Ieri seară, când contele a venit din odaia sa început să-mi pună întrebări asupra unor chestiuni de drept și despre diferite treburi. Îmi petrecusem ziua printre cărți și numai ca să-mi exercit spiritul revăzusem câte ceva din ceea ce studiasem la Lincoln Inn. Întrucât am remarcat o anumită metodă la întrebările contului, voi încerca să le păstrez șirul, poate că într-o zi cunoașterea lor o să-mi fie de folos. Mai întâi, m-a întrebat dacă în Anglia cineva poate avea doi avocați sau mai mulți. I-am răspuns că poate avea și o duzină dacă vrea, dar că nu e înțelept să ai mai mulți pentru o tranzacție, căci unul singur va putea acționa la timp, iar al schimba înseamnă a lucra împotriva propriului interes. Porea să fi înțeles perfect, și atunci mă întrebă dacă ar exista vreo dificultate practică în a avea un avocat care să-l reprezinte, să zicem, în chestiuni bancare, și un altul, însărcinat cu recepționarea mărfurilor sosite pe mare în cazul anume când primul ar locui prea departe de port. L-am rugat să-mi explice mai limpede, ca să nu înțeleg greșit sensul întrebării lui și îmi spuse. Voi ilustra. Prietenul nostru comun, domnul Peter Hawkins, la umbra minunatei voastre catedrale din Exeter, care e departe de Londra, cumpără pentru mine, prin mijlocirea domniei tale, proprietatea londoneză. Bun, acum să-ți spun verde Fiindcă va putea să ți se pară bizar că am recurs la serviciile cuiva care locuiește așa departe de Londra și nu ale unui localnic, că motivele mele au fost ca niciun interes local să nu mi se așeze în cale. Un avocat londonez ar fi putut să aibă vreun interes personal sau un prieten de servit. Iată de ce mi-am ales agentul de aiurea ca să lucreze numai în interesul meu. Să presupunem acum că am multe afaceri că vreau să ne gustoresc la Newcastle, la Durham, în Harwich sau la Dover. Nu mi-ar fi mai ușor să mă adresez câte cuiva în fiecare din aceste porturi? I-am răspuns că ar fi cu siguranță mai ușor, dar că noi, avocații, avem un sistem de agenție care permite rezolvarea oricărei afaceri locale după instrucțiunile oricărui avocat, încât clientul n-are decât să le încredințeze unuia singur, fără să mai aibă altă bătaie de cap. Dar, zise el, Pot să-mi conduc singur treburile, nu-i așa? Bineînțeles, i-am răspuns. Asta se vede deseori la oamenii de afaceri cărora nu le place ca tot ceea ce privește tranzacțiile lor să fie la cunoștința oricui. Bine, spuse. Apoi se informă despre mijloacele expedierii de mărfuri, despre formele ce trebuiau făcute și despre dificultățile care se pot ivi, dar pe care, cu chipzuială, le poți ocoli. I-am explicat cât mai temeinic toate aceste lucruri, și m-a lăsat, desigur, cu impresia că ar fi putut fi un avocat excelent, căci nu rămăsese nimic la care să nu se fi gândit, care să nu fi fost prevăzut. Pentru cineva care nu fusese niciodată în Anglia și nici n-avusese, desigur, de a face cu treburile comerțului, înțelegerea și perspicacitatea îi erau minunate. După ce i-am satisfăcut curiozitatea în privința punctelor de care am vorbit, pe cât am putut mai bine, se ridică deodată, întrebându-mă. În afară de prima scrisoare, i-ai mai scris prietenului domniei tale, domnului Peter Hawkins sau al cuiva? I-am răspuns cu oarecare amărăciune în inimă că nu, că până în acea clipă nu văzuse niciun folos în a scrie scrisori nimănui. Atunci scrie acum, tinere prieten, spuse el, lăsând să-i cadă o mână grea pe umărul meu. Scrie prietenului dumitale sau cui poftești și spune-i, te rog, că vei sta aici încă o lună din clipa aceasta. Doriți să mai stau atât de multă vreme? Am întrebat cu inima străbătută de fiori reci. Doresc mult. N-aș vrea să fiu refuzat. Când maestrul, patronul domniei tale, cum vrei să-i zici, s-a angajat să-mi trimită pe cineva în numele lui, a fost limpede că or să primeze interesele mele, fără restricții. nu e așa? Ce-aș fi putut face decât să mă înclin? Era vorba de interesele domnului Hawkins, nu de ale mele. Și la el trebuia să mă gândesc, nu la mine. Și de altfel, când Contele Dracula vorbea, ceva în privirile și în ținuta lui mă făcea să-mi amintesc că eram prizonier și că, oricât aș fi dorit, nu aveam de ales. Contele își citi victoria în gestul meu și superioritatea în roșața de pe obraj, căci început de îndată să profite de ele, dar în felul său misterios, irezistibil. Te rog, scumpe și tinere prieten, ca în scrisorile domniei tale să nu vorbești decât de afaceri. Fără îndoială, prietenilor domniei tale le-ar face plăcere să știe că o duși bine și că te gândești la clipa când vei fi din nou acasă. nu e așa?" Și-mi întinse trei col de hârtie și trei plicuri. Erau toate din hârtie foarte subțire, specială pentru poșta din străinătate și, uitându-mă când la ele, când la conte, i-am remarcat zâmbetul calm cu caninii ascuțiți ieșind peste buza de jos roșie și am înțeles tot atât de limpede ca și când mi-ar fi spus că trebuie să fiu cu ochii în patru la ce aveam să scriu, căci era în stare să-mi citească scrisorile. Așa că m-am hotărât să scriu sub supravegherea lui numai note formale, iar pe larg domnului Hawkins în secret și tot astfel minei, fiindcă ea știa să descifreze scrisul stenografic care, dacă ar fi căzut în mâinile contelui, i s-ar fi părut mâzgăleală curată. Am scris cele două scrisori, apoi m-am așezat niștit pe citit, în timp ce contele scria și el ceva, uitându-se prin cărțile de pe masă. Când termină, luă cele două scrisori ale mele, punându-le peste ale lui, puse totul lângă calimară și ieși pe ușă. În data am țâșnit să văd ce scrisese. N-am simțit nicio remușcare, căci în asemenea împrejurări trebuia să mă apăr singur, prin orice mijloc. Una din scrisori era adresată lui Samuel Billington pe strada Crescent Whitby. Alta era pe adresa Herr Lodner Varna. Cea de-a treia era pentru firma Couts Company Londra, iar a patra pentru domnii Klopstock și Bill Troci, banchieri din Budapesta. Cea de-a doua și de-a patra scrisoare erau deschise. Mă pregăteam să le citesc când am auzit clanța scârțind. Am sărit îndărăt pe locul meu, după ce pusesem la repezeală scrisorile la loc, și mi-am reluat lectura pe când contele ținând în mână încă o scrisoare intră în odaie. Luă scrisorile de pe masă, timbrându-le cu grijă, apoi se întoarse către mine. Te rog să mă scuzi, dar în seara asta am mult de lucru, în particular. Vei găsi aici, sper, tot ce dorești. Pe când închidea ușa, am spuse după un moment de gândire. Îngăduiem un sfat, scumpe prieten, sau mai degrabă un avertisment cât se poate de serios. Dacă părăsești această încăpere, nu vei avea nicio șansă să dormi în altă parte a castelului. E vechi, plin de amintiri, iar cel ce doarme imprudent cadă pradă coșmarurilor. Fi prevenit. Oriunde ai fi, dacă te biruie somnul, acum sau oricând, grăbește-te să ajungi în camera domniei tale sau în odăile acestea ca să fii în siguranță. Dacă însă nu o să ții seama de aceste sfaturi, atunci... Tonul cu care sfârși aceste vorbe mă cutrămură pe când el făcu un gest de parcă s-ar fi spălat pe mâini. Am priceput pe loc. Singurul meu dubiu a fost dacă vreun vis poate fi mai oribil decât plasa asta monstruoasă de beznă și taină ce o să strângă în jurul meu. Mai târziu, adaug ultimele cuvinte scrise de data asta fără nicio îndoială. Nu mi-ar fi teamă să adorm în niciun loc în care n-ar fi el. Am atârnat crucifixul la capătul patului îmi închipui că astfel somnul îmi va fi despovărat de vise și că el acolo va rămâne de acum înainte. Când contele a plecat, m-am întors în odaia mea. După un scurt răstimp, neauzind niciun zgomot, am ieșit și am urcat scara de piatră până la locul unde aveam vederea spre sud. Asemuită cu întunecimea fără perspectivă a curții interioare, priveliștea aceasta cu toate că inaccesibilă, îți dădea prin vastitatea ei un sentiment de libertate. Când îmi întorceam privirea de la ea, mă simțeam din nou întemnițat și mă apuca pofta să trag aer proaspăt în piept, cu toate că în frigul nopții era rece. Am început să mă resimt în urma acestei existențe nocturne. Îmi distruge nervii. Mă sperii și de umbra mea și mă bântuie tot soiul de năluciri. Numai Dumnezeu știe cât de întemeiate sunt temerile mele, în blestematul ăsta de castel. Mă uitam la minunata priveliște, scăldată în clarul de lună ca de lumina zilei. Această frumusețe pură părea să mă învioreze, cu fiecare respirație mă potolea și mă alina. Și cum mă aplecam peste marginea ferestrei, privirea îmi fost atrasă de ceva care foia la catul de dedesubt, puțin mai la stânga, acolo unde, după socoteile mele, trebuia să fie fereasta de la odaia contelui. Fereastra la care stăteam era înaltă și tăiată în ziduri groase, cu pervazul sculptat și, deși roasă de vreme, încă întreagă. M-am retras în umbră privind cu atenție. Am zărit capul contelui ieșind pe fereastră. Nu-i puteam vedea chipul, dar l-am recunoscut din spate după mișcările mâinilor. În niciun caz nu m-aș înșela, căci îi studiase mâinile cu atenție. La început, faptul m-a interesat, m-a amuzat chiar, căci temir ce fleac poate amuza un prizonier. Sentimentul mi se schimbă însă în repulse și groază, când l-am văzut ieșind pe geam în întregime și începând să se tărască pe pereții castelului, deasupra hăului fioros cu capul în jos și cu poalele pelerinei desfăcute în jurul lui ca niște aripi mari. La început nu venea să-mi cred ochilor. Îmi ziceam că lumina lunii, ori poate mișcarea umbrelor îmi joacă un renghi, dar Privind mai departe, mi-am dat seama că nu putea fi nicio eroare. I-am văzut degetele de la mâini și de la picioare, apucând colțurile pietrelor din zidul de pe care ani îndepărtaseră mortarul și, folosind la coborâre fiecare protuberanță și neregularitate a zidului, cu mare iuțeală, așa cum șerpuiește o șopârlă pe zid. Ce soi de om e ăsta? Sau ce fel de creatură asemănătoare a unui om? Groaza acestor lucruri mă copleșește, o groază cumplită și fără scăpare. Mă înconjoară taine pe care nu îndrăznesc să le dezleg. 15 mai L-am văzut încă o dată pe conte coborând ca o șopârlă. A descins oblic cam o sută de pași la stânga. Apoi a dispărut prin vreo gaură sau fereastră. Când nu i s-a mai zărit capul, m-am aplecat pe fereastră ca să văd mai bine, fără să-i deoarece... Distanța era prea mare sau unghiul nefavorabil. M-am gândit că a plecat din castel și că aș putea folosi răgazul ca să-l cercetesc mai amănunțit decât până acum. M-am întors în cameră și luând o lampă, am încercat toate ușile. După cum mă așteptasem, erau încuiate, cu broaște relativ noi. Am coborât atunci scara de piatră în holul pe care intrasem prima oară am descoperit că zăvoarele se puteau trage destul de ușor și că lanțurile grele se puteau scoate, dar ușa era încuiată, iar cheia lipsea. Cheia trebuia să fie în odaia contelui. Dacă puteam prinde clipa când aceasta nu era încuiată, aș fi putut evada. Am continuat să examinez diferitele scări și coridoare și să încerc să deschid ușile la care ajungeam. Una sau două cămăruțe de lângă hol erau deschise, dar nu era nimic de văzut în ele, în afară de mobilă veche, prăfuită, cu îmbrăcăminte roasă de molii. La urmă, totuși, am dat de o cameră în capătul unei scări, a cărei ușă, deși era ce ceda sub apăsare. Am apăsat mai tare și am remarcat că nu era încuiată și că avea balamalele stricate, așa că se sprijinea direct pe dușumea. Era un prilej care s-ar fi putut să nu se repete și de aceea trebuia să profit. După câteva opinteli, am pătruns. Mă aflam acum în aripa dreapta a castelului și cu un etaj mai jos. Prin ferestre am văzut că odăile de aici se înșiruiau pe latura de sud și spre vest. De desubt, de o parte și de alta, pe cât puteam cuprinde cu privirea, se adâncea o prăpastie fără fund. Castelul fusese zidit pe piscul unui munte, astfel încât să fie inexpugnabil din trei părți iar ferestrele vaste aducătoare de lumină și mijloc de apărare totodată se aflau în afara bătăii arcului sau balimezei. Către apus se vedea o vale adâncă și de acolo, întinzându-se până departe, lanțuri de munți semeți. Aceasta era evident aripa din castel care fusese locuită pe vremuri, căci era mai confortabil mobilată decât celelalte încăperi. Ferestrele nu aveau draperii, iar clarul de lună, năvălind prin vitralii, te lăsa chiar să distingi culorile, ascunzând puzderia de colb ce acoperea totul, îndulcind într-o măsură ravagiile timpului și ale moliilor. Lampa nu mi era de mare ajutor în lumina strălucitoare a lunii, dar eram bucuros că o luasem cu mine, căci rătăceam totuși într-o pustietate care îmi îngheța inima și îmi dădea fiori de groază. Mă simțeam totuși mai bine în acea odaie decât singur în încăperile pe care prezența contelui mi le făcuse nesuferite și după ce am izbutit să-mi stăpânesc nervii, am simțit o pace binecuvântată coborând asupra mea. Stau aici, în fața unei măsuțe de stejar la care, cândva, se așeza să scrie cine știe ce doamnă frumoasă, căzută pe gânduri și îmbujorată de rândurile stângace ale scrisorii ei de dragoste Stau și scriu în jurnalul meu cu caractere stenografice tot ce mi s-a întâmplat de când l am închis ultima oară. Suntem doar în secolul XIX. Și totuși, dacă nu mă înșel, veacurile din urmă aveau și puteri ce le erau proprii și pe care simpla modernitate nu știe să le răspundă. Mai târziu, dimineața de 16 mai. Deie domnul să nu-mi pierd mințile, fiindcă asta este tot ce mi-a mai rămas. Siguranța sau certitudinea siguranței aparține trecutului. Câtă vreme voi mai trăi aici, nu pot spera decât la un singur lucru. Să nu înnebunesc nebunesc dacă nu cumva am și înnebunit. nebunit. Dacă sunt teafăr, atunci, desigur e nebunitor, să te gândești că dintre toate nălucirile care mă pândesc în acest loc al blestemului, contele e cel mai puțin fioros. Numai el mă poate salva, chiar dacă nu mai atât timp cât îi servesc scopurile. Încep să mi se limpezească anumite lucruri care îmi rămâneau confuze. Până acum, nu prea înțelegeam la ce se referea Shakespeare când îl punea pe Hamlet să spună Tăblițele, repede tăblițele mele, e clipa să scriu în ele. Acum, când mi se pare că mintea mi-a ieșit din sățâni, ca și cum șocul suferit ar vrea să o destrame, mă întorc la ticnat jurnalului meu, obiceiul de a anota cu precizie Trebuie să mă ajute să mă calmez. Avertismentul misterios al contelui mă îngrozise chiar atunci. Dacă mă îngrozește și mai mult în clipa asta când mi-l reamintesc, este fiind că știu că de acum înainte acest om va avea un înfricoșător ascendent asupra mea. Mă voi teme să-i pun vorbele la îndoială. După ce terminasem descris în jurnal și după ce pusesem din fericire caietul și tocul în buzunar, m-a apucat somnul. Avertizmentul contelui îmi stăruia în minte, dar îmi făcea plăcere să nu-l ascult. Luptam din greu cu somnul. Clarul de lună blând și mângâietor, priveliștea largă de afară, îmi dădea un sentiment de libertate ce mă înviora. M-am hotărât să nu mă mai întorc în acea noapte, în odăile bântuite de beznă, ci să dorm acolo unde stătuseră acele doamne de altă dată, unde poate cântaseră și unde petrecuseră cu siguranță o existență soavă cu pieptul înfiorat de mâhnire, după bărbații lor plecați departe în vâltoarea luptelor necruțătoare. Am tras de la locul ei o canapea mare în colțul odăii, astfel încât, stând întins, să pot vedea priveliștea încântătoare de la răsărit și de la sud și fără să-mi pese de colbăria din jur, m-am pregătit de culcare. Bănuiesc că adormisem. Sper cel puțin, deși mă tem că nu, fiindcă tot ceea ce a urmat mi-a părut atât de real încât chiar acum, la lumina puternică și strălucitoare a dimineții, nu pot deloc crede că totul a fost un vis. Nu eram singur. Era aceeași odaie, neschimbată, în niciun fel față de momentul când intrase mânea. Puteam vedea, de-a lungul dușumelei, în scăpărătoarea văpaia lunii, urmele pașilor mei lăsate în praf. În fața mea, la lumina lunii, stăteau trei femei tinere, din lumea bună, după ținută și veșminte. În clipa când le-am văzut, am crezut că visez, căci, deși luna le lumina din spate, nu lăsau nicio umbră pe podele. Veneau către mine privindu-mă și vorbindu-mi în șoaptă. Două dintre ele erau brune cu nasuri acviline, semănând cu acela al contelui, cu ochii mari, negri și sfredelitori, aruncând parcă lumini roșii față de razele pale ale lunii. Cea de-a treia era frumoasă, din calea afară de frumoasă, cu plete lungi de aur tălăzuitoare, cu ochii ca safirele. Chipul ei mi se părea oarecum cunoscut, parcă în legătură cu un vis urât, nu mai știu de când și de unde. Toate trei aveau dinții de o albeață nemaipomenită, lucind ca perlele între buzele vișinii și senzuale. Ceva totuși mă stingherea în prezența lor, o senzație de poftă aprinsă amestecată cu spaimă. Simțeam o perversă și arzătoare dorință de a fi sărutat de acele buze roșii. Nu e bine să notez acest lucru. Într-o zi ar putea ajunge sub ochii minei umplând-o de mâhnire. Însă acesta era adevărul. Șopteau între ele, iar când rădeau tu strele, râsul lor melodios, argintiu, vădea și o duritate pe care nu are sunetul mai moale al buzelor romenești. Semăna cu țiuitul dulce, dar de neîndurat, al paharilor mânuite de o mână dibace. Cea bălaie își clătină cu cochetărie capul, pe când celelalte două o îmboldeau. Du-te tu! Ești prima, iar noi te vom urma. E dreptul tău să începi. Ea spuse. Ea e tânăr și viguros. Ne poate să săruta pe toate. Nemișcat, le priveam printre gene pradă unui sentiment de deliciu agonic. Tânăra blondă făcu câțiva pași și se aplecă peste mine, de simțeam respirația o respirație dulce cumva, dulce ca mierea și provocând asupra nervilor același efect ca și clinchetul vocii, dulce cu un substrat amar, respingător ca izul de sânge. Nu îndrăzneam să deschid ochii, dar le vedeam perfect printre gene. Femeia, cu părul de aur în genunchi lângă mine, se apleca asupra mea sorbindu-mă din ochi cu o voluptate deliberată, ațățătoare și respingătoare totodată. Își arcui gâtul, lingându-se de fapt pe buze ca un animal, încât, la lumina lunii, am putut vedea cum mi se umezeau buzele stacojii și limba roșie, zbătându-se printre dinții albi și ascuțiți, încet, tot mai încet, capul îi se apropia de obrajii mei, gura de bărbia mea, încât mi se păru că o să mă apuce de gât. Atunci se opri și am putut auzi cum îi plescă e limba între dinți și între buze și am simțit respirația fierbinte pe gât pielea gâtului îmi tremura ca și când ar fi așteptat apropierea înceată a unei mâini mângâietoare. Am simțit înfiorându-se de atingerea moale a buzelor, locul prea simțitor de sub ureche și mușcătura scurtă a doi dinți înfingându-se acolo. Am închis ochii într-un extaz languros și așteptam cu inima bătând. În aceeași clipă, o altă senzație mă cutremură ca o străfulgerare, am avut conștiința prezenței contelui, ca și cum s-ar fi întrupat într-un cloco de furie. Deschizând fără voie ochii, i-am văzut mâna de oțel apucând beregata subțirea femeii și a o pe aceasta cât colo. Ochii ei albaștri aruncau văpăi de mânie, dinții îi clănțăneau de turbare, obrajii frumoși se învăpăiaseră. Dar contele, nu mi-aș fi imaginat niciodată o asemenea izbucnire de mânie nici la demonii infernului. Ce mai? I se aprinseseră ochii. Luceau în ei flăcările roșii ale iadului. Pe când fața îi era palidă de moarte, cu trăsăturile aspre adâncite. Sprâncenele stufoase care se îmbinau deasupra nasului păreau acum o bară incandescentă de metal. Cu o ignitură cumplită, aruncă femeia și ridică mâna către celelalte, ca și cum le-ar fi împins în Era același gest imperios cu care îi zgonise lupii. Exclamă cu o voce înceată, și șoptită, dar care părea că taie aerul, umplând întreaga încăpere. Cum de-ați îndrăznit să-l atingeți? Cum ați pus ochii pe el când v-am interzis? Înapoi cu toate! Omul acesta e în puterea mea. Feriți-vă să vă amestecați, dacă nu vreți să aveți de-a face cu mine. Femeia blondă râse obscen. Tu, care n-ai iubit niciodată, niciodată n-ai iubit, Celălalt îi se alăturară râzând atât de tare încât hohotele lor umplură o daia, dându-mi o senzație de leșin. Parcă râdeau diavolii. Contele mă privi cu atenție, se întoarse și murmură: Ba da, știu ce e dragostea. Chiar voi puteți fi martore dacă n-ați uitat. Uite, vă făgăduiesc că după ce voi fi terminat cu el, îl veți putea săruta cât poftiți. Și acum, hai, duceți-vă! Trebuie să-l că avem treabă. Nu vom avea nimic în noaptea asta, mi-or lăi una din ele, arătând către sacul pe care îl pusese pe dușumele, contele și care se mișca de parcă ar fi ascuns ceva viu înăuntru. Drept răspuns, contele dădu din cap. Una dintre femei se repezi și deschise sacul. Dacă e să-mi cred urechilor, am auzit suspinul adânc și geamântul înăbușit al unui copil pe jumătate sufocat. Femeile de dură roată sacului, pe când eu rămosesem un pietri de groază. Și cum le priveam, dispărură cu sacul înspăimântător. Nu stătuseră în dreptul ușii și nici n-ar fi putut trece pe lângă mine fără să le observ. Păreau pur și simplu să se fi mistuit în razele lunii și să fi zburat pe fereastră, căci timp de o clipă le-am văzut siluetele în văzduh, înainte de a se topi cu totul. Atunci, copleșit de teroare, mi-am pierdut cunoștința. Capitolul 4 Jurnalul lui Jonathan Harker Continuare M-am deșteptat în patul meu. Dacă totul n-a fost un vis, atunci contele trebuie că m-a adus aici. Încerc să mă dumiresc și nu pot ajunge la niciun rezultat cert. De unele lucruri puteam fi sigur, după anumite mici semne, ca de pildă modul cum infuseseră împăturite hainele, altfel decât obișnuiesc eu. În schimb, îmi stătuse ceasul, pe care nu uit niciodată să-l întorc înainte de culcare. În fine, alte detalii. Dar toate acestea nu dovedesc altceva decât că, dintr-o cauză sau alta, mă comportasem altfel ca de obicei. De un singur lucru îmi pare bine, și anume că, dacă m-a adus aici și m-a așezat pe pat, contele trebuie să fi fost foarte grăbit, căci nu mi-a umblat prin buzunare, sunt sigur că, dacă mi-ar fi găsit jurnalul, nu l-ar fi putut descifra. Dar nici nu s-ar fi mulțumit cu atât. Mi l-ar fi luat sau l-ar fi distrus. Rotindu-mi privirile prin această odaie în care am tras atâtea spaime, mă simt totuși la adăpost, căci nu cunosc nimic mai oribil decât blestematele acelea de femei care așteaptă să-mi bea sângele. 18 mai. Voiam să revăd odaia aceea în plină zi fiindcă trebuie să aflu adevărul. Dar am găsit încuiată ușa din capul scărilor. Fusese fixată cu forța în canaturi, ceea ce lăsase urme pe lemnărie. Cuiul de la zăvor nu era pus, însă ușa era încuiată pe dinăuntru. Mă tem, deci, că n-am visat și că va trebui să țin seama de asta. 19 mai Am căzut cu siguranță într-o capcană. Noaptea trecută, Contele mi-a cerut cu glasul cel mai suav să scriu trei scrisori, una în care să spun că treburile mele pe aici sunt pe sfârșite și că voi pleca spre casă peste câteva zile, o alta că voi pleca a doua zi și o a treia că am plecat de la castel și că am sosit la Bistrița. M-aș fi revoltat din toată inima, dar am simțit că în actuala stare de lucruri ar fi fost o curată nebunie să mă cert pe față cu contele. Când sunt cu totul în puterea lui, iar al refuza ar fi însemnat să-i trezesc bănuieli și să-l înfurii. Știe și el că știu prea multe și că viața mea constituie o primejdie pentru el. Singura mea șansă este să câștig timp în așteptarea altui prilej prielnic. Între timp, întâmplarea mă poate salva. Îi citeam în ochi ceva din mânia cumplită cu care o aruncase cât colo pe femeia cu plete de aur. Îmi explicat tocmai că serviciile de poștă sunt rare și nesigure, și că, scriind acum, îmi voi liniști mai grabnic prietenii. M-a asigurat cu atâta stăruință că va păstra la bistrița ultimele scrisori până când voi ajunge și eu acolo, în cazul în care mi-aș mai prelungi șederea, așa că am priceput că a mă opune ar fi însemnat să-i trezesc noi suspiciuni. M-am prefăcut, deci, a fi de acord cu el și l-am întrebat ce dată să pun pe scrisori a cumpănit un minut, pe urmă mi-a spus Prima să fie 12, a doua din 19, iar a treia din 29 iunie. Știu acum cât mai am de trăit. Dumnezeu să mă apere. 28 mai Există o șansă de salvare sau, în tot cazul, un mijloc de a trimite o vorbă acasă. O șatră de țigani a sosit la castel, așezându-și corturile în curtea interioară. Țigani ca aceștia se găsesc cu miile în Ungaria și în Transilvania și sunt aproape în afara legii. Se strâng pe lângă curțile boierești și iau numele stăpânului. Nu cunosc frica, n-au nicio credință în afară de superstiții și vorbesc cu un dialect amestecat cu cuvinte românești. Voi scrie câteva scrisori acasă și voi încerca să le dau lor să le pună la poștă. Am vorbit adineauri cu ei. De la fereastră am făcut cunoștință. Și-au scos pălăriile și mi-au făcut plecăciuni și alte semne pe care nu le-am putut înțelege. După cum n-am priceput ce strigau. Am scris scrisorile. Cea către mina este stenografiată. Pe când domnului Hawkins i-am scris numai să ia legătura cu mina. Doar ei i-am explicat situația fără să-i povestesc toate ororile care pot fi biete presupuneri. Aș înspăimânta-o de moarte dacă i-aș povesti totul. Chiar dacă scrisorile nu ajung la destinație, Contele nu va putea să-mi afle secretul și nici cât de multe știu despre el. Am dat scrisorile. Le-am strecurat printre zăbrelele ferestrei, dinpreună cu un ban de aur, făcându-le semn țiganilor că vreau să le pună la poștă. Omul care le-a luat le-a strâns la piept înclinându-se adânc, apoi le-a pus sub pălărie. Nu pot face mai mult. M-am întors în bibliotecă și am început să citesc. Și cum contele nu mai venea, am așternut aceste rânduri. Contele a venit, s-a așezat în fața mea și mi-a spus mieros în timp ce desfăcea cele două scrisori. Țiganii mi-au adus aceste lucruri. Habar n-am de unde, dar firește, am să mă uit prin ele. Iată, te uită, le citise deci. Una e de la dumneata către prietenul meu Peter Hawkins, cealaltă deschise plicul și privi semnele cabalistice, cătrănindu-se și uitându-se fioros la mine, Cealaltă e un lucru netrebnic, o ofensă adusă prieteniei și ospitalității. E nesemnată, deci nu ne interesează. Și calm o apropie de flacăra lămpii până se făcu scrum. Apoi îmi spuse. Scrisoarea către Hawkins o voi trimite, firește, căci ce scrisă de dumneata. Scrisorile domnii tale sunt pentru mine lucruri sfinte. O să mă ierți că în necunoștință de cauză am rupt sigiliul. Vrei, te rog, să-l pui din nou pe plic? și-mi întinse curtenitor scrisoarea și un plic nou. Nu puteam decât să scriu din nou adresa și să-i întind în tăcere scrisoarea. Când părăsim căperea, am auzit cheia întorcându-se încet în broască. După puțin timp, am încercat să deschid ușa, dar era cuiată. Când, după o oră-două, contele intră liniștit în bibliotecă, mă trezit din somn căci adormisem pe canapea. Foarte curtenitor, cu manierele cele mai alese, îmi spuse ei, prietene, ești obosit? Culcă-te. Somnul e cea mai bună odihnă. De altfel, nu voi avea plăcerea să stau de vorbă cu dumneata în noaptea asta. Am mult de lucru. Culcă-te însă, rogute. Am trecut în odaia mea. M-am culcat și, ce ciudat, am adormit fără vise. Disperarea își are calmul ei. 31 mai Azi dimineață când m-am trezit, m-am gândit să mă aprovizionez singur de hârtie, de scris și plicuri din valiză și să le păstrez în buzunar, ca să pot scrie când mi se va ivi prilejul cel mai potrivit. Ce surpriză! Ce lovitură însă! Nici cea mai mică bucățică de hârtie nu se mai afla acolo, totul dispăruse. Notele mele, memorandumul în care relatam drumurile și călătoria, scrisorile de credit, în fapt, tot ce mi-ar fi trebuit după ce aș fi părăsit castelul. M-am recules o clipă, apoi am deschis valiza și dulapul în care îmi pusesem hainele. Costumul în care călătorisem nu mai era acolo. Nici pardesiul, nici pledul, nici urmă de ele, nicăieri. O nouă mașinațiune, deci. 17 iunie Azi dimineață, când stăteam în vârful patului și îmi scormoneam mințile, am auzit afară în curte pe de bice și tropăit de cai pe pietrele curții. Bucuros, m-am repezit la fereastra acoperită și am văzut două diligențe mari, fiecare trasă de câte opt cai zdraveni și mânate de câte un slovac cu pălării, cât roata carului, cu brâie țintuite și cu câte o sarică murdară peste cizmele înalte. Nu lipsea nici toiagul lung din mână. Am sărit la ușă cu intenția de a coborâ și de a încerca să-i ajung prin holul principal, căci mă gândeam că pe acolo li se va deschide. O nouă lovitură. Ușa era încuiată pe din afară. M-am întors la fereastră și i-am strigat. Se uitară în sus cu un aer nătâng, arătându-mă cu degetul. Tocmai atunci sosi bulibașa țiganilor și văzându-i cum arătau către fereastra mea, le spuse ceva, iar ei zbucniră în râs. De atunci încolo, zadarnic m-am zbătut, zadarnic i-am implorat cu strigăte sfârșietoare, nici n-au mai ridicat privirile spre mine. Ba, mi-au întors și spatele. În diligențe se aflau lăzi mari pătrate, cu mânere din funii groase. După ușurința cu care le mânuiau slovacii și după zgomotul care îl scoteau când erau trântite jos, ghiceam că erau firește goale. Când toate fură descărcate și stivuite într-un ungher al curții, slovacii primiră niște bani de la țigani și după ce pară pe bani ca să le aducă noroc, se întoarsă cu pași mari lângă cailor. Apoi am auzit și șuieratul bicelor pierzându-se în depărtare. 24 iunie, înainte să se facă ziua. Az noapte, contele a plecat de vreme și s-a închis în odaia lui. De îndată ce mi-am făcut curaj, am urcat scara răsucită și m-am uitat pe fereastra ce dădea spre sud. Intenționam să-l supraveghez pe conte, fiindcă se petrecea totuși ceva. Țiganii au fost găzduiți undeva prin castel și meșteresc vreo treabă. O știu, fiindcă din când în când aud un bocănit îndepărtat și înnăbușit ca de târnăcop și de cazma. Orice ar lui, trebuie să fi fost tot vreo ticăloșie. Am pândit la fereastră cam jumătate de oră, când l-am văzut pe conte furișându-se pe fereastră. M-am retras și am pândit cu atenție cum ieșea cu totul. Parcă m-a izbit cineva, când l-am văzut îmbrăcat cu hainele mele de drum și purtând pe umăr sacul oribil pe care îl luaseră femeile acelea nu încă pe îndoială în privința a ceea ce avea de gând să facă și, pe deasupra, îmbrăcat în hainele mele. E o nouă cursă drăcească. Va putea să-i convingă pe alții că m-au văzut și va putea să dovedească faptul că mi-aș fi dus singur scrisorile la poștă, în oraș sau în vreun sat. Și orice ticăloșie va comite, oamenii din împrejurim o vor pune pe socoteala mea. Mă apucă turbarea când mă gândesc că toate acestea se petrec pe când eu zac închis aici, ca un pușcăriaș, fără să mă bucur nici măcar de protecția pe care le-o acordă legea criminalilor. M-am decis să aștept întoarcerea contelui și am rămas multă vreme dezlipit de fereastră. În razele lunii, parcă vedeam niște ciudați stropi jucăuși, erau ca niște fire de praf ce se roteau și se adunau în vârtejuri nebuloase. Le urmăream cu privirea cum roiesc și simțeam coborând un fel de pace în mine. M-am sprijinit de pervaz ca să stau mai bine și să mă pot bucura ca lumea de la lor. Ceva m-a făcut să tresar. Scheunături înnăbușite și jalnice de câini, undeva jos în vale, dincolo de raza mea de vedere. Apoi îmi răsunară mai distinct în urechi, pe când firele plutitoare de praf luau noi forme, după sunet, ca și când ar fi dansat în razele lunii. Chiar eu simțeam cum se zbătea să se trezească în mine o chemare a instinctelor. Sufletul meu din adâncuri și simțurile pe jumătate stârnite luptau să răspundă chemării. Eram hipnotizat. Firele de colb jucau mai repede, tot mai repede, iar razele lunii păreau că freamătă trecând pe lângă mine, înainte de a străpunge masele de întuneric. Ele însele se strângeau tot mai mult, până păreau a lua vagi forme fantomatice. Atunci am tresărit, trezindu-mă cu desăvârșire, și stăpân pe toate simțurile mele, am fugit de acolo urlând de groază. Formele fantomatice care se desprindeau treptat din razele de lună erau ale celor trei femei spectre cărora le eram sortit. Am rupt-o la fugă în odaia mea, unde m-am simțit într-o oarecare siguranță, fiindcă aici nu pătrundeau razele lunii, iar lampa lumina puternic. Cam după vreo două ceasuri am auzit un fel de larmă în odaia contelui, ceva ca un vaiet ascuțit, repede înnăbușit. Iar apoi tăcere, adâncă, groaznică, ucigătoare. Cu inima bătându-mi, am împins ușa. Eram însă închis în temnița mea, nu puteam face nimic. M-a podidit plânsul. Am auzit zgomot afară în curte, țipătul agonic al unei femei. Sărind la geam, mi-am lipit fața de zăbrele. Era într-adevăr o femeie cu părul despletit, gâfâind cu mâinile la inimă se agăță cu greu de ușa cea mare. Când îmi zări fața la fereastră, se repezi într-acolo și îmi strigă cu o voce încărcată de amenințări. Monstrule, dă-mi îndărăt copilul! Se tăra în genunchi, ridicând mâinile la cer și repetând aceleași vorbe cu o jale care în sfârșia inima. Își smulgea părul, se bătea cu pumn în piept, abandonându-se gesturilor celor mai nefirești și care îi le dicta suferința cumplită. În cele din urmă se apropie de fațada castelului, unde nu mai puteam vedea. Auzeam numai cum bătea cu pumnii în ușă. Deasupra, probabil din turn, vocea contului chema în șoapte aspre, metalice. De departe, urletele lupilor păreau a răspunde chemărilor lui. La scurtă vreme, o haită întreagă năvăli ca printr-un zăgaz rupt în curtea largă a castelului. Femeia nu țipă. Urletele lupilor încetară. După scurtă vreme, începură să se scurgă unul câte unul afară, lingându-se pe bot. Nu pot să o plâng pe femeie. Acum știu ce soarta a avut copilul ei. Încât cred că e mai bine că e moartă. Ce voi face? Ce aș putea face? Cum să scap din sclavia blestemată a acestei nopți de beznă și de teroare? 25 iunie dimineața Un om poate să-și dea seama cât a suferit în timpul nopții, după cât de dulce și scumpă inimii și ochilor i se înfățișează dimineața. Când în zori soarele se înălță până ce razele atinseră vârful portalului din fața ferestrei mele, m-am simțit ca și cum porumbelul din arcă s-ar fi așezat în acel loc înalt. Teama mi se risipi ca un veșmânt vaporos topit de căldură. Trebuie să întreprind ceva câtă vreme aura de curaj a acestei zile stă deasupra capului meu. Noaptea trecută, una din scrisorile mele post-datate a ajuns la poștă prima din seria fatală care trebuie să-mi șteargă până și urma de pe acest pământ. Nu e timp de gândire. La luptă! Numai pe timp de noapte am fost hărțuit și amenințat, primejduit sau înspăimântat. Încă nu l-am văzut pe conte în timpul zilei. Să însemne oare aceasta că doarme în timp ce alții sunt treji sau că veghează în timp ce alții dorm? Măcar de aș putea intra în odaia lui. Nu este nicio cale. Ușa e mereu încuiată, n-am cum. Ba da, este una dacă mi-au -mi inima în dinți. Pe acolo pe unde se strecoară trupul lui, de ce nu s-ar putea strecura și altul? L-am văzut cu ochii mei târându-se pe fereastră. Pentru ce nu l-aș imita intrând pe aceeași fereastră? Riscul e maxim, dar nevoia este și mai aspră. Voi risca. În cel mai rău caz, mă așteaptă doar moartea. Dar moartea unui om nu e ca acea a unei vite și îmi voi mântui poate sufletul în aceea zi mai târziu. Am făcut încercarea și, cu ajutorul lui Dumnezeu, m-am întors stea fără în odaie. Trebuie să notez fiecare amănunt în ordine. Împins de un curaj proaspăt, m-am îndreptat țintă spre fereastra de pe latura sudică și, într-o clipă, m-am cățărat pe cornișa strâmtă de piatră care înconjoară clădirea pe această parte. Blocurile de piatră erau mai mari și mai neregulate, mortarul spălat de vreme căzuse. Mi-am scos ghetele și m-am hazardat afară pe drumul disperării. Nu m-am uitat decât o singură dată în jos, ca să mă asigur că o ochire grăbită în hăul de dedesubt nu mă va copleși, iar după aceea nu m-am mai uitat decât drept înainte. Cunoșteam destul de bine direcția și distanța până la fereastra contelui, la care am ajuns cât de repede am putut, ținând seama de împrejurări. N-am simțit nicio amețeală. Presupun că eram prea atâțat și, într-un răstimp care îmi păru ridicol de scurt, mă și aflam călare pe pervazul ferestrei, gata să împing giurgiuveaua. Plin de emoție, totuși, mi-am dat drumul pe fereastră cu picioarele înainte. Iar când mi-am rotit privirile în jur, după conte, ce surpriză plăcută! Camera era goală. Doar câteva mobile desperechiate, ce păreau a nu fi fost folosite niciodată era totuși aceeași mobilă ca și în odăile din aripa sudică și tot acoperită de praf. Am căutat cheia, dar nu era îmbroască și nici în altă parte n-am găsit-o. Tot ce am descoperit a fost o mare grămadă de monede de aur într-un unghier, monede de toate proveniențele, romane, englezești, austriece, grecești și turcești, zăcând în pulbere, parcă neatinse de când lumea. Niciuna nu era mai nouă de 300 de ani. Mai erau de asemenea lanțuri de aur, podoabe, fel de fel de juvaieruri vechi și toate pătate. O ușă grea se afla într-un colț al odăii și, după cum nu putusem găsi nici cheia la ușa principală, a acestei odăi și nici cheia porții exterioare care constituia principalul obiect al cercetării mele, a trebuit să explorez mai departe ca să nu rămână totul zadarnic. Ușa de lângă colț era descuiată și conducea printr-un coridor întunecos la o scară circulară care cobora abrupt. Am coborât-o cu multă precauție, căci scările nu primeau lumină decât prin găurile scobite în zidul gros. La ultima treaptă începea un tunel și mai întunecat, în care stăpâneam mirosul de mort al pământului vechi, săpat și răsturnat de curând. Pe măsură ce înaintam, mirosul devenea tot mai puternic, mai greu. În fine, am trecut printr-o ușă masivă care era întredeschisă. Și m-am trezit într-o capelă veche și ruinată, care, în mod evident, fusese folosită ca loc de îngropăciune. Bolta era spartă, iar pe cele două laturi ale capelei niște trepte conduceau către cavouri. Dar solul fusese de curând săpat și pământul încărcat în lăzi mari de lemn, fără îndoială cele aduse de slovaci. Nu se afla nimeni în jur, așa că am continuat să caut o altă ieșire, însă nu mai era niciuna. Am început să cercetez fiecare palmă de loc fără rezultat. Am coborât chiar în cavouri, în care pătrundea un fir de lumină, cu toate că îmi repugna. În primele două nu se afla nimic, în afară de fragmente de sicrie și lințorii de praf. În cel de-al treilea, totuși am făcut o descoperire. Acolo, într-una din lăzile mari, erau cu totul 50. Pe un pat de pământ proaspăt săpat zăcea contele. Nu puteam ști dacă e mort sau nu mai adormit, căci avea ochii deschiși și împietriți, dar nu sticloși ca ai morților, iar obrajii, în ciuda palorii, păstrau căldura vieții pe când buzele erau mai roșii ca oricând. Nu făcea însă nicio mișcare, nu respira, n-avea puls, inima nu-i bătea. Mama a plecat peste el încercând să desprind vreun semn de viață, dar în van. Nu cred că stătea întins acolo de multă vreme, căci mirosul de pământ reavăn s-ar fi risipit în câteva ceasuri. Capacul lăzii era deschis cu găuri din loc în loc. Mi-am zis că poate contele păstra cheia la sine, dar când am vrut să o caut, privirea mi s-a țintuit în ochii săi morți, iar în ei, așa morți cum erau și nesimțitori la prezența mea, am citit atâta ură, încât am rupt-o la fugă, am ieșit de acolo, am părăsit odaia contelui ieșind pe fereastră, m-am trezit iar pe brăul de piatră al castelului. Ajuns din nou în camera mea, m-am aruncat, gâfâind pe pat, încercând să-mi adun mințile. 29 iunie, ziua în care a fost datată ultima mea scrisoare. Iar Contele a luat o măsură în plus ca să-i dovedească autenticitatea, fiindcă l-am văzut din nou părăsind castelul pe aceeași fereastră și îmbrăcat cu hainele mele. Și când îl vedeam coborând pe zid ca un gușter, îmi doream o pușcă sau orice armă ucigașă ca să-l nimicească, dar mă tem că nicio armă făcută de mâna omenească nu-l poate atinge. N-am îndrăznit să stau la pândă pentru a-l vedea când se întoarce, căci mi frică să nu dau cu ochii de ursitoarele acelea. M-am înapoiat în bibliotecă și am citit până m-a coprins somnul. M-a trezit contele, care îmi spuse uitându-se atât de urât cât se poate uita un om. Mâine dimineață, prietene, trebuie să ne despărțim. Dumneata te vei întoarce în minunata Anglie, iar eu la o seamă de treburi pe care trebuie să le duc la bun sfârșit, așa că e posibil să nu ne mai întâlnim vreodată. Ultima scrisoare a domniei tale a și fost trimisă acasă. Mâine dimineață nu voi fi aici, dar totul va fi pregătit ca să poți pleca. În cursul dimineții vor veni țiganii care au de lucru ceva aici, iar pe urmă vor sosi slovacii. După ce vor termina, va veni caleașca mea să te ia și să te ducă la trecătoarea bărgăului, unde vei întâlni diligența din Bucovina, spre Bistrița. Trag totuși nădejde că am să te mai văd în castelul lui Dracula. Îl suspectam, așa că am hotărât să-i pun la încercare sinceritatea. Sinceritatea? Mi se pare că profanez acest cuvânt scriindu-l în legătură cu un asemenea monstru. L-am întrebat de-a dreptul. Pentru ce nu plec chiar acum? Fiindcă, scump pe domn, vizitiul și caii mei sunt ocupați în altă parte. Aș merge cu plăcere pe jos. Doresc să plec în clipa asta. Sur se moale, mieros, cu acel zâmbet drăcesc, îndărătul căruia știu-i că se pregătește o nouă cursă, spuse. Și bagajele domniei tale? Nu mă interesează, pot trimite după ele mai încolo. Contele se ridică și îmi spuse cu atâta politețe, de venea să mă frec la ochi, într-atât părea de sincer. Voi, englezii, aveți o vorbă care mi-a mers la inimă, căci e în spiritul nostru boieresc. Bun venit celui ce sosește, grăbește-l pe cel care pleacă. Vino cu mine, scumpe și tinere prieten. Nu vei sta un ceas mai mult în această casă împotriva voinței domniei tale, cu toate că plecarea domniei tale mă îndurerează. Ca și dorința domniei tale de a pleca numai decât. Haide! Luă lampa și mă conduse ceremonios pe scări către ușa de la intrare. Deodată se opri. Ascultă! Urletul lupilor se ridică pe aproape. Ai fi zis că larma creștea când ridica el mâna în tocmai cum pare a muzica unei orchestre de sub bagheta dirijorului. Preț de o clipă se opri, apoi trecu mai departe mai estuos către ușă, trase zăvoarele mari, desfăcu lanțurile grele și deschise încet. Spre marea mea mirare nu era încuiată. Plin de bănuieli, m-am uitat în prejur, dar n-am putut vedea nicio cheie. Pe măsură ce se deschidea ușa, urletul lupilor de afară devenea mai vehement și mai furios. Prin deschizătura ușile întrezărim maxilarele roșii cu dinții clănțănitori și ghearele care zgâriau canatul. Mi-am dat seama că în acea clipă era zadarnic să lupt cu contele. Cu asemenea, aliați la dispoziția lui, nu puteam face nimic. Dar ușa continua să se deschidă, iar contele stătea în spărtura ei. Mă străfulgeră că acesta poate fi momentul și mijlocul de a-mi îndeplini soarta. Aveam să fiu dat pradă lupilor din dorința mea un șiretlic diabolic pe placul contelui încât, ca o ultimă scăpare, i-am strigat dinăuntru. Închide ușa, voi aștepta până dimineață!" Și mi-am înfundat obrajii în palme, spre a-mi ascunde lacrimile de amară desnătește. Cu o singură mișcare a brațului puternic, contele trântiu ușa și zăvoarele cele mari zângăniră, umplând sala de ecouri. Ne-am înapoiat în tăcere în bibliotecă și apoi am trecut în camera mea. L-am văzut pentru ultima oară pe contele Dracula, cum îmi trimitea bezele cu mâna, cu o văpaie de triumf în ochi și cu un surâs de care ar fi mândru Iuda din iad. Din odaia mea, când tocmai mă pregăteam să mă întind în pat, mi s-a părut că un șoapte în dosul ușii. M-am apropiat în vârful picioarelor și am ascultat. Dacă auzul nu mă înșela, vorbea contele. Înapoi, înapoi la locurile voastre, nu va sosi ceasul. Așteptați. Aveți răbdare, mâine noapte va fi al vostru izbucni o cascadă de râsete înnăbușite. prins de mânie, am dat ușa de perete și le-am văzut în cealaltă odaie, pe strele femeile acelea de groază, lingându-se pe buze. Când mă zăriră, râsără mai tare și mai dezgustător, apoi se făcură nevăzute. M-am întors în camera mea și am căzut în genunchi. Atât de aproape mi-e sfârșitul. Mâine. Salvează-mă, Doamne, și odată cu mine pe cei dragi. 30 iunie dimineața. Sunt poate ultimele rânduri pe care le mai scriu în acest jurnal. M-am trezit din somn puțin înaintea zorilor și am îngenunchiat, căci dacă mi-a sosit ceasul, sunt hotărât să mă găsească pregătit. Pe urmă, am simțit acea subtilă schimbare în aer și mi-am dat seama că răsărise soarele. Atunci au început să cânte cocoșii și am înțeles că eram salvat. Cu inima ușoară, am deschis ușa și am coborât în hol. Văzusem că ușa nu e încuiată și că, deci, aș putea acum fugi. Cu mâinile tremurând de nerăbdare, am desfăcut lanțurile și am tras zăvoarele masive. Însă ușa nu se mișca. Mă cuprinse disperarea. Trăgeam neîncetat de ușă, o zguduiam pe cât era de masivă, de răsuna în canaturi. Puteam vedea zăvoarele trase. Ușa fusese încuiat după ce mă despărțisem de conte. Mă cuprinse atunci dorința sălbatică să pun mâna pe cheia aceea, cu orice risc, și m-am hotărât să urc din nou pe zid și să intru în odaia contelui. Mă putea ucide, dar moartea mi se părea cea mai fericită alegere între toate relele. Fără să pierd o clipă, m-am îndreptat către fereastra de la răsărit și, escalantând-o pe brâul de piatră ca și ultima dată, am pătruns în camera contelui. Era goală, așa cum mă așteptasem nici urmă de cheie nicăieri, dar grămada de aur era tot acolo. Am trecut mai departe prin ușa de lângă colț și am coborât scara în spirală, apoi m-am îndreptat de-a lungul coridorului întunecat către capela veche. Știam acum prea bine unde se află monstrul pe care îl căutam. Lada cea mare era în același loc, cu fața la perete, cu capacul pus, dar nefixat, căci cu ele, gata înfipte la locurile lor, așteptau să fie bătute. Știam că trebuia să-l scotocesc prin buzunare ca să iau cheia, așa, încât am ridicat capacul sprijinindu-l de zid. Ceea ce am văzut mi-a umplut sufletul de groază. Contele zăcea acolo, dar arăta pe jumătate întinerit, căci părul și mustățile sale albe deveniseră negre cenușii, cu străluciri metalice, obrajii erau plini, pielea lor palidă dobândise umbre roșii rubinii. Gura îi era mai roșie ca oricând, căci era plină de picături proaspete de sânge care se prelungeau pe la colțurile buzelor, lunecând pe bărbie și pe gât. Chiar și ochii arzători și atânciți dispăreau în obraji umflați de parcă blestematul ar fi fost giftuit de sânge. Zăcea ca o lipitoare scârnavă istovită de subt. Un tremur de groazmă cuprinse când mă aplecai spre el să-l ating. Toate simțurile mi se opuneau acestui contact dar trebuia să caut sau să pierd. Noaptea ce urma, trupul meu ar fi ajuns o spățul celor trei creaturi de spaimă. L-am scotocit pretutindeni, dar cheia nu era nicăieri. Atunci m-am oprit și l-am privit. Pe fața umflată îi împietrise un rânjet care mă scotea din minți. Asta era deci creatura pe care o ajutăm să ajungă la Londra, unde poate hălădui timp de secole prin forfot de milioane de oameni, îndestulându-și pofta de sânge și plodind un nou și mereu mai larg cerc de creaturi demonice, gata să se îndoape cu sângele unor oameni fără apărare. Gândul acesta mă exaspera. Mă cuprinse o dorință năprasnică să eliberez omenirea de un asemenea monstru. N-aveam la îndemână nicio armă, dar am apucat una dintre lopețile cu care încărcaseră oamenii pământul în lăzi și ridicând-o am lovit cu muchia îndreptată asupra chipului odios. Chiar în clipa aceea capul i se întoarse ochii lui mă țintuiră, cu lucirea terifiantă a vasiliscului. Groaza mă paraliză, lopata mi se răsuci în mână și alunecă pe față, crestându-i adânc fruntea. Scăpându-mi, lopata se înfipse apoi în marginea scândurii, iar când am vrut să o scot, capacul căzu peste ladă, ferindu-mi vederea de cumplita priveliște. Într-o străfulgerare, am mai văzut fața umflată, plină de sânge, fixându-mă cu un rânjet de batjocură ce părea smuls din adâncurile iadului. Mă tot gândeam asupra pasului următor, dar parcă îmi luaseră foc creierii și așteptam cuprins de disperare. Atunci am auzit din depărtare un cântec țigănesc, vesel, răsunând și apropiindu-se, amestecându-se cu larma roților scârțind și a pognetelor de bice. Soseau țiganii și slovacii de care îmi vorbise contele. După ce am aruncat o privire în jur și asupra lăzii ce conținea trupul spurcat, am părăsit în goană locul și m-am întors în camera contelui, hotărât să țâșnesc afară în momentul când se va deschide ușa. Ascultam cu urechile ciulite și deodată auzi jos scârțitul cheii în broasca mare și ușa masivă tântindu-se. Trebuie că mai erau și alte intrări sau cineva avea cheile de la ușile încuiate. Larma unui tropăit de picioare, crescând cu ecou răsunător, și apoi pierzându-se în vreun coridor îmi ajuns în auz. Mă pregăteam să mă întorc în cavou de unde puteam găsi acea nouă intrare. Chiar în acea clipă, ceva ca o rafală violentă de vânt, închise cu trosne ușa dinspre scară răscolind praful. Când am împins-o, am găsit-o încuiată fără nădejde. Eram din nou prizonier, din nou plasa destinului mă înfășura și mai strâns. Când scriu aceste rânduri, în cotloanele de dedesubt răsună pași grei și se aude troznind ceva, lăzile fără îndoială cu încărcătura lor de pământ. Se aud lovituri de ciocan. Se bat cu ele în lăzi. Acum se pot auzi pașii grei traversând sala cea mare și ecoul altora mai ușori care îi urmează. Se încuie ușa, se pun lanțurile, cheia scrâșnește în broască, apoi cineva o scoate pe din afară. Se închide și cealaltă ușă, aud cum e încuiată, aud cum se trag zăvoarele. Ascultă! În curte și mai departe pe drumul stâncos se rostogolesc roți grele, pognesc bicele, apoi corul țiganilor se stinge în depărtare. Sunt singur în castel cu acele femei îngrozitoare. Nu voi rămâne singur cu ele. Voi încerca să escaladez zidul castelului mai departe decât până acum. Voi lua cu mine niște galbeni pentru mai târziu. Trebuie să găsesc o cale de ieșire din locul ăsta blestemat. Și odată scăpat, iute acasă cu primul și cel mai rapid tren cu cât mai departe de cloaca asta forisită și de tărâmul ăsta blestemat unde diavolul și odrazele sale se vântură nestingheriți cu chip omenesc Capitolul 5 Scrisoarea adresată de domnișoara Mina Morei domnișoarei Lucy Westenra Dragă mea Lucy iartă-mi lunga tăcere dar am fost pur și simplu copleșită de treabă Viața unei asistente de institutoare este istovitoare câteodată. Ard de nerăbdare să fim împreună pe malul mării, unde să putem pălăvrăgi după pofta inimii, clădind castele în Spania. Am muncit din greu în ultima vreme pentru că vreau să-l ajut pe Jonathan în profesia lui, învățând cu multă asiduitate stenografia. Când vom fi căsătoriți, vreau să fiu capabilă să lucrăm împreună, să iau note stenografiate iar el ține un jurnal stenografic în călătoriile sale îndepărtate. Când voi ajunge la tine, voi ține și eu un astfel de jurnal, nu unul scris înghesuit și în grabă, ci un jurnal în care să depăr pe larg tot ce-mi trece prin cap. Nu cred că ar putea fi prea interesant pentru altcineva, dar nici nu-l scriu cu asemenea intenții. Poate că într-o zi am să-i lară lui Jonathan, dacă vreun pasaj într-însul o să merite. În realitate însă este un caiet de exerciții. Voi încerca să procedez asemenea femeilor reporter. Să iau interviuri, să descriu și să încerc să-mi reamintesc conversațiile. Mi s-a spus că dacă ai puțină practică poți să rememorezi tot ce s-a petrecut sau tot ce ai auzit vorbindu-se într-o zi. În sfârșit, vom vedea. Când ne vom întâlni, îți voi vorbi despre micile mele planuri. Tocmai am primit câteva rânduri de la Jonathan din Transilvania. E bine și se va întoarce cam peste o săptămână. Sunt nerăbdătoare să aflu toate noutățile. Trebuie să fie foarte plăcut să vezi țări străine. Mă întreb dacă vom călători într-o zi împreună. Vorbesc de Jonathan și de mine. Orologiul a bătut orele 10. La revedere. Cu drag, Mina. Când îmi vei scrie, povestește-mi toate noutățile. De multă vreme nu mi-ai mai spus nimic. Au niște zvonuri mai cu seamă despre un tânăr chipeș și înalt cu părul cârlionțat. Scrisoare de la Lucy Western: Către Mina Morei, Chatham Street 17. Miercuri. Scumpă Mina, trebuie să-ți spun că ești tare nedreaptă când mă tratezi de corespondență infidelă. Ți-am scris în două rânduri de când ne-am despărțit, pe când tu mie mi-ai scris numai de două ori. De altfel, n-am nimic să-ți spun. Într-adevăr, nimic interesant. Londra este foarte agreabilă în acest sezon și ieșim deseori să vedem galeriile de pictură sau să ne plimbăm pe jos sau călare prin parc. Cât privește tânărul înalt și cărlionțat, presupun că trebuie să fie acela care m-a întovărășit la ultimul concert. Cineva cu siguranță nu și-a ținut gura. Tânărul se numește Holmwood. Vine deseori să ne vadă și se înțelege de minune cu mama. Au multe subiecte comune de conversație. Am mai cunoscut cu ceva vreme în urmă un bărbat care ar fi fost făcut pentru tine dacă între timp nu te-ai fi logodit cu Jonathan. Este o partidă excelentă, frumos, bogat și de familie bună. E medic priceput și închipuieți. Are numai 29 de ani și un imens azil de nebuni pe cap. Domnul Holmud mi l-a prezentat și de atunci ne vizitează deseori. Cred că este unul dintre oamenii cei mai hotărâți pe care i-am văzut vreodată și totodată cel mai calm. Mi se pare absolut imperturbabil. Îmi închipui ce putere extraordinară trebuie să exercite asupra pacienților săi. Are curiosul obicei să te privească drept în ochi ca și cum ar încerca să zghicească gândurile. A încercat și cu mine, cât ai izbutit mai bine, dar mă pot lăuda singură că și-a găsit nașul. Știu asta din oglindă. Te-ai străduit vreodată să-ți analizezi singură chipul? Eu da, și pot să te asigur că nu-ți timpul de pomană și că-ți dă mai multă bătaie de cap decât ți-ai fi închipuit înainte de a încerca. Doctorul pretinde că îi furnizez un caz psihologic neobișnuit, ceea ce, cu modestie, gândesc și eu. Într-adevăr, arăt prea puțin interes față de găteli ca să fiu în stare să-ți descriu noile mode. Țoalele mă plictisesc. Astea sunt toate noutățile. Mina, ne-am spus toate secretele una alteia încă de când eram copii. Am dormit la un loc și am mâncat împreună, ne-am împletit râsul și plânsul, iar acum vorbesc și nu mai termin și aș vrea să-ți tot vorbesc. Mina, nu poți să ghicești, îl iubesc, roșesc când îți scriu, fiindcă, deși am convingerea că și el mă iubește, încă nu mi-a spus-o. Dar, Mina, eu îl iubesc. Iată, asta o să-mi facă bine. Aș vrea să fim împreună, scumpa mea, la gura focului în cămăși de noapte, așa cum stăteam noi. Atunci aș încerca să-ți explic ceea ce simt. Nu știu cum m-am apucat să-ți scriu toate astea chiar ție. Mi-e teamă să mă opresc, căci atunci aș pe scrisoarea pe de altă parte, nu vine să o termin, fiindcă vreau să-ți povestesc totul. Scriem numai decât și spunem ce crezi despre asta, Mina. Trebuie să mă opresc, noapte bună. Binecuvântează-mă în rugăciunile tale și, dragă Mina, roagă-te pentru fericirea mea. Pese, nu mai e nevoie să-ți spun că tot ce am scris este un secret. Încă o dată, noapte bună. Scrisoare de la Lucy către Mina 24 mai Draga mea Mina, îți mulțumesc și iarăși îți mulțumesc pentru scrisoarea ta minunată. A fost atât de bine să-ți pot vorbi și să găsesc atâta înțelegere la tine. Draga mea, o nenorocire nu vine niciodată singură. Cât adevăr ascund vechile proverbe. În septembrie voi împlini 20 de ani și până acum nimeni nu mă ceruse în căsătorie, cel puțin cu seriozitate. Iar astăzi, iată, am primit trei cereri. Poftim! Trei tine într-o singură zi. Ea e pomenit. Îmi pare rău cu adevărat și sincer rău pentru doi dintre acești bieți tineri. Mina, sunt atât de fericită încât nici nu mai știu pe ce lume sunt. Trei cereri în căsătorie. Dar, pentru Dumnezeu, să nu le sufli un cuvânt fetelor, cine știe ce ar putea să le treacă prin cap și să se simtă jignite dacă din prima zi de vacanță nu vor primi și ele cel puțin șase cereri. Unele domnișoare sunt atât de înfumurate tu și cu mine, dragă Mina, care suntem logodite, care ne vom mărita în curând și vom arăta sobru, ca niște soții cu vechime, putem disprețui asemenea de șertăciuni. Bine, acum trebuie să-ți povestesc despre cei trei, cu condiția să păstrezi secretul, scumpa mea, față de oricine, cu excepția firește a lui Jonathan. Vreau să-ți povestesc ție, fiindcă, dacă aș fi în locul tău, cu siguranță i-aș spune lui Arthur. O femeie are obligația să aducă totul la cunoștința soțului ei nu crezi, scumpa mea? Și trebuie să fii loială. Prin urmare, draga mea, numărul 1 a sosit chiar înaintea mesei. Ți-am vorbit de el. Dr. John Seward, cel cu de nebuni, omul cu bărbia puternică și cu fruntea înaltă. Era, în aparență, foarte calm și totuși nervos. Se pregătise, desigur, până în cele mai mici amănunte, fără să uite niciunul. Ceea ce nu l-a împiedicat să se așeze pe joben, cum de regulă nu procedează oamenii calmi și ca să pară mai în largul lui, a început să se joace cu lanțeta de venea să urlu de groază. Mi-a vorbit, mina dragă, foarte deschis. Mi-a mărturisit ce dragă sunt, cu toate că mă cunoștea de atât de puțin timp, cât de frumoasă i-ar fi viața alături de mine și de ce mare ajutor i-aș putea fi. Voia să-mi explice cât de nefericit ar fi dacă l-aș refuza dar când a văzut că îmi dăduseră lacrimile, s-a mulțumit să spună că e o brută și că nu vrea să mi sporească tulburarea ce mă stăpânea. Atunci s-a dezmeticit și m-a întrebat dacă aș putea să-l iubesc cu timpul. Când am clătinat din cap, mâinile au început să-i tremure așovăit și m-a întrebat dacă țin la altcineva. S-a exprimat cu multă gingășie, spunând că nu vrea să-mi smulgă vreo confidență, dar că dorește numai să știe, deoarece dacă inima unei fete este liberă, un bărbat poate să spere. Și atunci, Mina, am simțit că e datoria mea să-i mărturisesc că, într-adevăr, e cineva. Nu mai atât i-am spus, iar el s-a ridicat și părea foarte puternic și grav. Când mi-a luat mâinile între ale lui și mi-a urat fericire, spunându-mi că, dacă vreodată îmi voi dori un prieten bun, pot conta pe el. Oh, Mina, dragă, nu-mi pot stăpâni plânsul, iartă mă că am pătat scrisoarea. Este foarte plăcut să fi cerută de soție și așa mai departe. Dar nu și să vezi un biet camarad care te iubește cinstit, plecând cu inima zdrobită când știi că orice ar spune el pe moment, te-a scos din viața lui. Draga mea, acum trebuie să mă opresc. Mă simt atât de nenorocită, deși sunt nespus de fericită. Seara. Tocmai a plecat Artur și sunt într-o stare de spirit mult mai bună decât în clipa când am întrerupt scrisoarea, așa încât o să-ți povestesc mai departe ce s-a întâmplat peste zi. Așadar, draga mea, numărul 2 s-a prezentat după masă. Este de asemenea un, un băiat agreabil, un american din Texas. Și arată atât de tânăr și atât de fraged încât pare aproape de necrezut câte țări a și câte aventuri a avut. O înțeleg pe sărmana desdemona când i-au fost împuiate urechile chiar de către un maur. Bănuiesc că noi femeile suntem atât de lașe încât, dacă ne intră în cap că un bărbat ne va potoli toate spaimele, ne și mărităm cu el. Știu acum ce ar trebui să fac dacă aș fi bărbat și aș vrea să câștig inima unei femei. Nu, nu știu, pentru că în timp ce domnul Morris ne toarnă istoriile sale, Artur tace mâlc și totuși, draga mea, m-am cam pripit, domnul Quincy, pe Morris m-a găsit singură. Mi se pare că un bărbat găsește întotdeauna o fată singură. Nu fiindcă Arthur a încercat în două rânduri să-și provoace ocazia, iar eu l-am ajutat cât am putut, în clipa de față nu mi-e rușine să-ți o spun. În prealabil, trebuie să-ți aduc la cunoștință că domnul Morris nu vorbește întotdeauna în argou și niciodată cu străinii sau față de ei. Fiindcă este într-adevăr foarte bine crescut și are maniere alese, dar a ghicit ce mult mă amuză americanească a lui și de câte ori mă vede dacă nu e nimeni prezent pe care să-l șocheze, spune o mulțime de năzbătii. Chiar mă întreb, draga mea, dacă nu cumva inventează totul, fiindcă se potrivește exact cu ceea ce voia să spună. Dar poate cunoaște el bine argoul. Cât mă privește, habar n-am dacă o să-l învăț vreodată. Nici nu știu dacă îi place lui Artur, căci nu l-am auzit încă niciodată folosindu-l. Bine, domnul Moris s-a așezat în fața mea jovial, cu un aer cât se poate de fericit, dar mi-am dat seama că era foarte nervos. Mi-a luat mâna între -a lui și mi-a spus pe un ton foarte, foarte blând. Miss Lucy, știu că nu-s cine știe ce demn să-ți leg barem și returile la pantofi, dar mai știu că dacă ai de gând să-l aștepți pe cel cu care te vei potrivi, or să treacă toate cele șapte fecioare înțelepte cu făclii cu tot. Nu vrei să ne potrivim la, drum, la un drum lung pe care să-l străbatem sub același jug? Părea atât de bine dispus că mi era pe jumătate mai ușor să-l refuz decât pe bietul doctor Seward Așa că i-am răspuns tot cu atâta veselie că nu știam nimic în materie de atelaje și că nu aveam chef de niciun fel de jug. Atunci îmi spuse că s-a exprimat într-un mod frivol și speră că, dacă a avut o comportare greșită, într-o împrejurare atât de gravă, de însemnată, am să-l iert. Părea într-adevăr serios când spunea vorbele acestea și n-am putut să nu mă simt și eu puțin impresionată. Știu, Mina, o să gândești despre mine că sunt o cochetă nesuferită, deși nu mă pot abține să nu simt un fel de exaltare la gândul că era al doilea în aceeași zi. Și atunci, draga mea, înainte să pot scoate o vorbă, începu să mă inunde cu un torent de declarații de dragoste, punându-și inima și sufletul la picioarele mele. Părea atât de grav, încât de aici înainte nu voi mai crede niciodată că un om e de felul lui mereu glumeț și niciodată serios, fiindcă se arată din când în când vesel. Presupun că i-a atras atenția ceva în expresia mea, căci s-a oprit brusc, apoi a reluat cu un soi de fervoare virilă, care m-ar fi făcut să mă îndrăgostesc de el dacă aș fi fost liberă. Lucy, ești o fată cinstită, o știu. N-aș fi acum aici, n-aș sta acum de vorbă cu tine dacă n-aș crede în sufletul tău curat, în caracterul tău frumos. spune că ca un prieteni. Îl iubești cumva pe altul? Dacă așa stau lucrurile, nu te mai supăr nici cu atâtica și numai dacă o să mă lași am să-ți fiu un prieten cu adevărat devotat. Draga mea, Mina, de ce sunt bărbații atât de nobili, iar noi femeile atât de puțin demne de ei? Aproape că mă distrasem pe socoteala acestui gentleman cu inimă mare și credincioasă. Am izbucnit în lacrimi. Mă tem, scumpa mea, că scrisoarea aceasta ți se va părea sentimentală și dezlânată și îmi pare sincer rău. Pentru ce nu poate o fată să se mărite cu trei bărbați sau cu atâția cât o doresc, ca să scape astfel de orice necaz? Dar asta e o erezie, și nu trebuie să o rostesc. Sunt totuși bucuroasă să-ți spun că, deși plângeam, am avut puterea să-l privesc pe domnul Morris în ochi și să-i vorbesc cu aceeași sinceritate. Da, iubesc pe cineva, cu toate că el încă nu mi-a mărturisit că mă iubește. Am făcut foarte bine că i-am vorbit așa de deschis, fiindcă dintr-o dată s-a luminat la chip. Mi-a luat mâinile întrale lui, cred chiar că eu mi le-am pus și mi-a vorbit pe un ton cordial. Ești o fată vitează, prefer să fi ajuns târziu și să te pierd, decât să fi sosit la timp în brațele oricărei alte fete din lume. Nu mai plânge, scumpa mea. Dacă ești mâhnită pentru mine, să știi că eu sunt făcut dintr-un lemn tare și știu să mă ridic. Dacă tânărul celălalt nu-și cunoaște încă norocul, va trebui să dea dovadă că l-apreciază. Altfel, o să aibă de-a face cu mine. Micuță domnișoară, cinstea și curajul arătate ți-au câștigat un prieten mai rar decât un iubit și în orice caz mai dezinteresat. Draga mea, va trebui să parcurg un drum tare singuratic înainte de a câștiga împărăția cerurilor. Nu vrei să-mi dai o sărutare? O să mă apere de bezne, fiindcă celălalt care trebuie să fie un băiat bun, scumpa mea, odată ce îi iubești, încă nu s-a declarat." Asta m-a dat gata, dragă Mina. Să fie atât de brav, atât de nobil și de bun față de un rival, nu? Și totodată atât de trist, așa că m-am aplecat și l-am sărutat. S-a ridicat." Pe când încă îmi țineam mâinile între lui și privindu-mă lung, simțeam că mi-ar dobraji, în spuse: Micuță domnișoară, mai ai lăsat să-ți iau mâinile și mi-ai dat o sărutare, și dacă lucrurile acestea nu ne petcetuliesc prietenia, atunci nici nu știu ce altceva ar putea o face. Îți mulțumesc pentru sinceritatea caldă de care ai dat dovadă, și acum cu bine! Îmi strânse tare mâna, își puse pălăria pe cap și ieși din odaie cu pași mari, fără să arunce nicio privire în urmă, fără o lacrimă, fără să șovăie pe când eu hohoteam ca un prunc. Pentru ce trebuie să fie nefericit un om ca el când există atâtea fete pe lume care i-ar săruta urmele când ar trece? Așa aș face și eu dacă aș fi liberă, numai că nu vreau să fiu liberă. Draga mea, sunt peste măsură de tulburată și simt că nu pot să-ți mai scriu despre fericire după ce ți-am truit atâtea. Și nu vreau să scriu despre numărul 3 câte vreme nu voi fi pe deplin fericită. A ta pentru totdeauna, Lucy. PS. Despre numărul 3, oare mai ai nevoie să scriu de al minteri, Totul îmi pare atât de confuz, parcă numai o clipă s-a scurs de când a intrat în salon și până m-a acoperit de sărutări. Sunt atât de fericită și nici nu știu ce am făcut să merit fericirea asta. În viitor nu voi încerca decât să arăt că nu sunt o ingrată față de întreaga asta bunătate care mi-a trimis un asemenea iubit, un astfel de soț și un astfel de prieten. La revedere, Lucy. Jurnalul doctorului Seward, înregistrat la fonograf. 25 aprilie. Scădere a apetitului astăzi. Nu pot mânca, nu mă pot odihni, așa că mă voi ocupa de jurnal. După eșecul de ieri, simt un fel de vid. Niciun lucru de pe lumea aceasta nu mi se pare îndeajuns de însemnat ca să mă apuc de el. Cum știu că singurul remediu la asemenea stări este munca, m-am dus să-mi vizitez pacienții. L-am ales pe unul care mi-a furnizat cercetări de mare interes. Este atât de original în năsărelile sale și atât de deosebit de ceilalți nebuni încât sunt hotărât să-l descifrez cât o să pot mai bine. Mi se pare că astăzi am pătruns mai adânc decât oricând în miezul tainei sale. I-am pus astfel mai multe întrebări decât în celelalte rânduri cu intenția de a pune stăpânire pe lumea halucinațiilor. Îmi dau seama că, folosind această cale, am procedat cu oarecare cruzime. Era ca și cum l-aș fi statornicit pe pragul lui de nebunie, lucru pe care levit cu pacienții mei la fel cum m-aș feri de gura iadului. Dacă există ceva în spatele instinctului său, va merita să fie urmărit cu precizie. Renfield, 59 de ani. Temperament, sangvin. Mare putere fizică. Emotivitate morbidă, perioade de melancolie, ce pricinuiesc anumite idei fixe pe care nu mi le pot explica. Presupun că temperamentul sanguin și influența lui perturbatoare duc la un fel de fixație. Posibil să fie un om primejdios, și chiar probabil dacă are tendințe altruiste. La egoiști, spiritul de conservare e o armură pentru sine și împotriva adversarilor. În această privință, cred că atât timp cât eul este ferm, forțele centripete se echilibrează cu cele centrifuge. Când datoria sau o cauză constituie punctul de sprijin, domină cele din urmă și nu numai hazardul, sau o serie de împrejurări poate restabili echilibrul. Capitolul 6. Jurnalul minei. 24 iulie, Whitby. Lucy m-a întâmpinat la gară mai drăgălașă și mai frumoasă decât oricând. Și pe urmă ne-am dus la hotel crescent, unde și-au reținut camere. Este un loc încântător. Un râu numit Esc străbate o vale adâncă ce se lărgește în apropierea portului. Un viaduct imens cu picioare înalte încalecă malurile. Când privești printre stâlpii săi, priveliștea ți se pare mai întinsă decât este în realitate. Valea este un verde fermecător și atât de abruptă încât, când te apleci pe vreo înălțime, nu-i vezi poalele, în afară numai dacă nu stai chiar pe margine. Casele orașului vechi, situat pe cealaltă parte, au toate acoperișurile roșii și par îngrămădite unele peste altele, ca în gravurile în care vedem Nurembergul. Drept lângă oraș este ruina abației Whitby, care a fost pustită de danezi și care constituie și scena unde se petrece o parte din Marmion, și anume episodul în care tânăra fată este zidită de vie. E o ruină măreață, de dimensiuni imense, cu multe unghiere romantice. O legendă spune că o femeie în alb apare câteodată la una dintre ferestre. Între ruine și oraș se înalță o altă biserică, cea parohială, înconjurată de un vast cimitir plin de pietre funerare. Acesta este, după părerea mea, locul cel mai pitoresc din Whitby, fiindcă se află chiar deasupra orașului și are o vedere minunată asupra portului și asupra întregului golf, a cărui limbă de pământ, ce se pierde în mare, se numește Ketlenes. Aceasta coboară atât de abrupt în dreptul portului, încât o porțiune din mal s-a prăbușit, iar o parte din pietrele tombale au fost distruse. Într-un loc, o cărăruie nisipoasă trece peste pietrele risipite. Prin cimitir sunt alei cu bănci, unde lumea poposește ceasuri întregi ca să privească priveliștea magnifică și să se bucure de adierea brizei. Voi veni deseori aici să mă așez și să lucrez. Într-adevăr, chiar de aici scriu în acest moment, cu cartea pe genunchi și trăgând cu urechea la ce îi făsuiesc trei bătrâni din apropiere. Nu par să fi făcut altceva toată ziua decât să fi stat la taclale aici. La picioarele mele se întinde portul, iar mai departe, un zid lung de granit coboară până în mare. Făcând la capăt o curbă în mijlocul căreia se află un far, protejat de un zid masiv. Pe latura opusă, acest zid cotește în sens invers și la capătul său se află un alt far. Între acestea se deschide priveliștea portului neașteptată. Este foarte frumos în timpul fluxului, dar când apele se retrag, rămân numai undele escului, șerpuind prin nisip, ocolind aici-colo câte o stâncă. Dincolo de port, dar tot pe partea lui se întinde cale de o jumătate de milă, un recif înalt, a cărui culme se află chiar în spatele farului sudic. La capătul acestuia e o geamandură cu clopot care se ridică pe vremea cu sunete lugubre. O legendă de pe aceste meleaguri spune că atunci când se pierde un vapor, clopotul se aude până departe în largul mării. Trebuie să-l întreb pe bătrânul care tocmai se îndreaptă spre mine dacă e adevărat. Este un moșneag mucalit. Trebuie să fie tare bătrân după obrazul plin de crețuri ca scoarța unui copac. Îmi spune că se apropie de 100 de ani și că era marinar în flota ce pescuia în Groenlanda când s-ar fi dat bătălia de la Waterloo. Mă tem că e un om foarte sceptic, fiindcă atunci când l-am întrebat de clopotele din mare și despre femeia în alb de la mănăstire, mi-a retezat-o scurt. Nu prea cred eu de al de-astea, domnișoară. Toate lucrurile astea s-au dus, nu zic că n-au fost niciodată, dar pe vremea mea nu mai erau. Merg pentru nou veniți pentru excursioniști și alții ca ei, dar nu pentru o tânără domnișoară drăguță ca dumneata. Îi devin pe jos din New York sau Leeds, gata oricând să înfulece heringi afumați, să bea ceai și să ochească vreun chilipir? Ori mai crede, poate. Numai că mă întreb cine își mai bate capul să le îndruge minciuni, nici chiar jurnalele cât sunt ele pline de bazaconii. Mi s-a părut că e o persoană de la care poți învăța multe lucruri interesante, așa că l-am rugat, dacă își amintește, să-mi povestească ceva despre vânătoarea de balene în vremurile de demult. Tocmai apucase să înceapă când orologiul bătut de șase ori, iar moșul se sculă cu greutate și înspuse. Acu acum trebuie să mă întorc acasă, domnșoar, nepoatei mele nu-i place să aștepte cu ceaiul în față și mi-a -mi timp să cobor scările cu piciorul ăsta de lemn și căpăta puternic și îl puteam vedea cum zorea din toate puterile pe trepte. Scara constituie marea caracteristică a acestor locuri. Duce din oraș la biserică, are sute de trepte, nu le-am numărat, și se răsucește într-o curbă delicată. Panta este atât de dulce încât un cal o poate cu ușurință urca sau coborâ. Cred că la început scara era în legătură cu mănăstirea. E momentul să mă întorc și eu acasă. Lucy avea de făcut o vizită împreună cu mama ei și, pentru că era numai o obligație, nu m-am dus cu ele. Probabil că au și sosit acasă. 1 august Sunt aici de o oră cu Lucy și... Am avut o conversație foarte interesantă cu bătrânul meu prieten și cu alți doi cunoscuți de ei săi. Ele închip evident domnul Oracol și cred că la vremea lui a fost un instare autoritar nu admite replică și intimidează pe toată lumea. Când nu poate avea ultimul cuvânt, îi terorizează și ia tăcerea lor drept aprobare a vederilor lui. Lucy arăta minunat în rochia lungă de batist alb. De când a venit aici, tenul i s-a rumenit. Am remarcat că cei trei bătrâni nu pierd niciodată niciun prilej de a se așeza lângă ea când venim aici. Este atât de îndatoritoare cu cei vârstnici, cred că toți cei din jur au îndrăgit-o. Chiar și bătrânul ciufut a capitulat în fața farmecelor ei și nu o contrazice. În schimb, mă repede pe mine de două ori mai mult. Am atins iar subiectul legendelor și atunci s-a lansat într-un soi de predică. Toate acestea sunt nerozii, tunse, rase, frezate. Asta sunt și nimic altceva. Blestemățiile astea cu strigoi, moroi, coroi sunt bune numai pentru țânci și muieri nebune. Baloane de săpun. Toate istoriile astea de groază au fost născocite de popi și de agenții hotelieri, ca să agațe mușterii gură cască și să le bage mâna în buzunar. Îmi ies din sărite numai când mă gândesc la ei. Las că nu le ajunge să tiperească fleacurile astea pe hârtie sau să le predice din amvon, dar le-au mai și săpat pe pietrele de mormânt. Priviți în jur, oriunde vreți, toate pietrele astea de se înalță cât de mândre pot, se prăbușesc sub minciunile care stau scrise pe ele. Aici zace cu tare, ori în memoria venerată a lui Cutărică, așa scrie pe toate. Și sub cele mai multe nu e nimeni, iar de memoria lor nu se simt nimeni, nici măcar de un pac de tutun. Toate-s minciuni, oricum o întorci. Doamne ce vânzoleală o să mai fie în ziua judecății de apoi, când or sări grămadă în giulgiurile lor, târându-și pietrele de morbinte ca să dovedească cât de buni au fost. Unora o să le vină greu de tot să le apuce, că li s-au muiat mâinile pe fundul mării. După aerul satisfăcut cu care bătrânul își privea cu metrii, parcă cerându-le în cuviințarea, mi-am dat seama că ținea să facă pe grozavul, așa că i-am pus o întrebare. Domnule Swells, nu vorbi serios, desigur că nu toate pietrele de mormânt sunt goale. Iaca! Puțin să aibă ceva de desubt, în afară de cele care au inscripții prea înflorite, dar toate scrisurile sunt mai minciuni. Iacătă, să zicem, vii aici ca străin și vezi cimitirul ăsta. Am dat din cap în semn de aprobare, deși nu înțelegeam prea bine dialectul. Era, cred, ceva în legătură cu biserica. Mușul continua. Și credeți că toate lespezile din jur acoperă niște oameni care stau acolo binișor? Am dat din cap în semn de aprobare. Păi tocmai aici e minciuna. Câtă puzderie de morminte, toate zgoale, precum cârșma lui Moșdun, vineri seara. Trase un ghiont unuia dintre cumetrii, și toți trei pufniră în râs. Și vezi, doamne, cum ar fi altfel? Uite-o pe aia de acolo. Ia citește ce scrie pe ea. M-a apropiat de mormânt și am citit. Edward, capitan de marină ucis de pirați pe tărâmul Andres, aprilie 1854. Când m-am întors, domnul Swells relua. Cine l-o fi adus acasă, mă întreb și prin ce întâmplare? Ucis pe coasta Andres, iar trupul lui e aici de sub. Pot să-ți numesc o duzină ale căror oase zac tot așa, în mările Groenlandei și arătă spre nord? dacă nu le-au dus curenții. Însă, zile lor sunt aici în jur. Puteți citi cu ochii dumneavoastră toate minciunile astea săpate în piatră. de Loery, l-am cunoscut pe taicăstu, s-a prăpădit în naufragiul lui Lively, în largul Groenlandei, în 20. Sau Andrew Woodhouse, înecat în aceleași ape, în 1777. Sau John Paxton, înecat la capul Farwell, un an mai târziu. Sau bătrânul John Rawlings, al cărui bunic a navigat împreună cu mine în necat în golful Finlandei în 50. Credeți că toți oamenii ăștia se vor îmbulzi la Whitby când vor suna trâmbițele zilei de apoi? În privința asta am și -o ideile mele. Zic că s-or unii peste alții ca într-o bătălie pe gheață din vremurile de demult și care o să țină din zori și până în noapte când luptătorii își vor obloji rănile la lumina aurorii boreale. Era fără îndoială vorba de vreo glumă de prin partea locului, căci Uncheașul chihăi, iar ortacii lui îi împărtășiră veselia. Dar, i-am spus, cu siguranță că greșești dacă pleci de la ideea că toți acești bieți oameni sau duhurile lor își vor purta lespeziile în cârcă în ziua judecății de apoi. Crezi că va fi într-adevăr necesar? Bine, dar atunci, la ce mai serveți lespeziile funerare? Ia spuneți-mi, domnișoar! Ca să facă plăcere rudelor, presupun. Ca să facă plăcere rudelor, presupuneți," repetă el plin de dispreț. Ce plăcere pot avea rudele să citească minciunile gravate pe morminte, când pe deasupra mai știe și toată lumea de acelea că sunt minciuni?" Și mi-arătă cu degetul o piatră la picioarele noastre ce fusese așezată ca o lespede și care acum rămăsese înfiptă în coasta pământului. Citește scornelile de pe ea," îmi spuse. Din locul unde mă aflam, nu puteam citi literele decât de andoaselea, însă Lucy, care se afla într-un unghi mai bun, se aplecă și citi. Închinat memoriei lui George Cannon, care a murit în speranța învierii la 29 iulie 1873, prăbușindu-se de pe stâncile din Ketlenes. Acest mormânt a fost ridicat de nemângâiata sa mamă, fiul ei mult iubit. Era singurul copil al unei mame văduve. Într-adevăr, domnule Swells, nu găsesc nimic de râs, spuse Lucy, pe un ton grav și sever. Nu vedeți nimic de râs? Ha, <laughs> ha! Fiindcă nu o cunoașteți pe mama nemângâiată, curată talpa iadului, care șura fiul, fiindcă era infirm, iar el, la rândul lui, o ura așa de tare, încât s-a sinucis numai ca să nu se bucure ea de prima de asigurare. Și a zburat creierii cu o flintă veche cu care speria corbii. Și ci că asta înseamnă să te prăbușești de pe stânci. Cât despre speranța în învierea morților, l-am auzit deseori zicând că nădăjduia să ajungă în iad, căci măsa, așa pioasă cum era, cu siguranță avea să meargă în rai și nu voia să mai dea cu ochii de ea. Acu, piatra asta, zise el lovind-o cu bastonul, e sau nu plină de minciuni și arhanghelul Gabriel nu o să se facă pară că un o George al nostru, gâfâind de atâta cărat lespedea în cocoașă și nu o să le ia la goană? Nu știam ce să mai zic, dar Lucy, ridicându-se, schimbă firul conversației. Pentru ce ne povestește asemenea lucruri? Lespede asta, e banca mea favorită, de care nu mă mai dezlipesc, iar acum aflu că stau pe piatra funerară a unui sunucigaș. Nu o să vă facă niciun rău, domnișoară. Cât despre sărmanul Georgie, cu atât mai bine o să se simtă cu o fată frumoasă pe genunchi. Nici o grijă. Și eu mă așez aici de aproape 20 de ani și n-am pățit nimic. Nu vă bateți capul cu cei ce zac de sub sau nici măcar nu se află acolo. Ar fi timpul să te sperii când o vedea toate pietrele alea luate de avalma și locul gol ca o miriște. Ei, dar sună clopotul și trebuie să plec. Sluga dumneavoastră, doamnelor! Și se îndepărtă șchiopătând. Lucy și cu mine am mai stat o vreme, iar priveliștea ce ni se întindea în față era atât de frumoasă, încât ne-am dat mâinile și am rămas așa în contemplație. Apoi, ea mi-a vorbit îndelung despre Arthur, despre apropiata lor căsătorie. Am simțit o strângere de inimă deoarece eu n-am mai primit nicio veste de la Jonathan de o lună. În aceea zi, am revenit aici singură căci mă simt foarte tristă. Nici o scrisoare pentru mine. Sper să nu-i se fi întâmplat nimic rău lui Jonathan. Clopotul a bătut ora 9. Privesc lumile împrăștiate prin tot orașul, fie de-a lungul străduțelor, fie stinghere urmează cursul escului, apoi se pierd la cotitura lui în vale. În stânga mea, linia neagră a acoperișului casei vechi, de lângă abație, îmi acoperă vederea. Pe câmpie, departe, behăie oile și miei, iar jos, în spate, se aude bocănitul unor copite de asin care urcă drumul. Orchestra de pedig cântă un vals, iar mai departe pe chei, armata salvării are un miting pe o străduță doznică niciuna dintre orchestre nu aude pe cealaltă, însă eu de aici le aud și le văd pe amândouă. Mă întreb unde va fi fiind Jonathan și dacă se gândește la mine. Aș dori atât să fie aici. Jurnalul doctorului Seward 5 iunie Cazul lui Renfield mă interesează tot mai mult pe măsură ce cunosc mai bine omul. Are câteva caracteristici foarte dezvoltate. Egoism, disimulare și un scop ascuns. Sper să pot pătrunde subiectul acestuia din urmă. Pare să-și fi stabilit un anume plan, dar nu pot încă ști care. Ceea ce îl răscumpără în ochii mei este dragostea pentru animale, cu toate că și-o manifestă într-un chip atât de curios încât cred totodată că e de o rară cruzime. Are fel de fel de favoriți, actualmente se ocupă cu prinderea muștelor. A strâns atât de multe încât mi-am îngăduit să-l dojenesc. Spre mirarea mea, în loc să-l apuce furiile, cum mă așteptam, a luat lucrul în serios. S-a gândit un moment, pe urmă m-a întrebat. Îmi dați trei zile? Să le fac să dispară complet? I-am răspuns desigur că da. Trebuie să-l supraveghez. 18 iunie Nu mai vrea să știe decât de păianjei. A și strâns mai mulți dintre cei mai mari într-o cutie. Îi hrănește cu muștele prinse, al căror număr scade simțitor, cu toate că mai prins și altele, sacrificând drept nadă jumătate din hrana proprie pe care a pus-o pe marginea ferestrei. 1 iulie Păianjenii lui au devenit opacoste tot atât de mare ca și muștele, așa că astăzi i-am spus că ar fi timpul să se descotorosească de ei. Părea foarte trist și am adăugat că pentru orice eventualitate ar ajunge să scape și de o parte din ei. S-a luminat pe loc și mi-a cerut același răgaz ca să efectueze operația. În timp ce stăteam cu el, m-a dezgustat teribil când un muscoi umflat din acelea de gunoaie pătrunse în odaie, iar el îl prinse, îl ținu încântat între degete câteva momente și înainte să ghicesc ce are de gând să facă, îl băgă în gură și îl mâncă. L-am mustrat, dar el mi-a replicat să că mâncase ceva foarte bun și sănătos, căci musca fusese plină de viață și că îi va dărui și lui puteri. Umbra unui bănuiel m-a străfulgerat trebuie să supraveghez în ce fel se va descotorosi de păianjeni. Fără îndoială îl preocupă niște probleme grele, căci notează mereu câte ceva într-un carnet. Toate paginile sunt pline de cifre, mai adesea șiruri de adunări adiționale la rândul său, convergând într-un fel de calcul focal după expresia contabilicească. 8 iulie E un fel de metodă în nebunia lui, iar ideea care a început să mijească în mine prinde contur. În curând se va întregi și atunci o activitate subconștientă va ceda locul surorii sale conștiente. M-am ținut departe de amic câteva zile, așa încât să pot nota apoi orice schimbare în purtările lui. Lucrurile stau însă tot așa, lăsând la o parte faptul că a renunțat la unele dintre preferințele sale și a căpătat altele. A prins o vrabie și într-o oarecare măsură a domesticit-o. Mijloacele sale de domesticere sunt simple, căci păianjenii au început să dispară. Cei care au mai rămas sunt bine hrăniți, căci prinde mai departe muște, ispitindu-le cu propria lui mâncare. 19 iulie. Progresăm. Amicul are acum o întreagă colonie de vrăbii, pe când muștele și păianjenii aproape că au dispărut. Când am intrat la el, s-a repezit și mi-a spus că vrea să-mi ceară o favoare. O mare, o foarte mare favoare și se gudura pe lângă mine ca un cățel. L-am întrebat despre ce este vorba, iar el mi-a răspuns gătuit de emoție. Un pisoi. Un pisoi drăgălaș și nebunatic, cu care să mă joc, pe care să-l dresez, să-i dau mâncare. Să-i dau de mâncare. Nu eram pregătit pentru astfel de cerere, căci remarcam că preferințele lui merg crescând în mărime și vivacitate și nu eram dispus ca simpatica familie de vrăbii domestice să piară în același chip ca muștele și ca păianjenii. I-am spus, deci, că o să mă gândesc și l-am întrebat dacă n-ar vrea mai bine o pisică în locul pisoiului. Răspunsul îi trădă cea mai vie dorință. Oh, da, mi-ar plăcea o pisică. Cerusem doar un pisoi de frică să nu mă refuzați dacă v-aș fi cerut o pisică. Nimeni o să pistoi, nu o să-mi refuze un pisoi, nu-i așa? Am dat din cap și i-am spus că, pentru un moment, mă tem că nu este posibil, dar că voi vedea ce e de făcut. Se posomoră și am citit în ochii săi un avertisment de primejdie căci mă privi pieziși cu o sclipire feroce, plină de intenții criminale. Omul este un maniac, ucigaș în germene. Vreau să-i verific patima ce-l stăpânește și să văd la ce duce. În acest fel am să aflu mai multe. 10 seara L-am vizitat iară și l-am găsit clocind într-un colț. De cum am intrat, s-a aruncat în genunchi în fața mea și m-a implorat să-l las să aibă o pisică. Zicea că este în joc salvarea lui. M-am ținut în tare și i-am spus că nu se poate, la care s-a ridicat fără o vorbă și s-a dus să joadă unghiile în colțul în care îl găsisem. Mă voi întoarce să-l văd mâine dimineață de vreme. 20 iulie L-am vizitat foarte devreme pe Renfield, înaintea rondului supraveghetorului. L-am găsit treaz fredonând o melodie. Întindea pe fereastră zahăr pe care le economisise din porția lui și era limpede că începuse din nou vânătoarea de muște. Arăta bine dispus și lucra cu râvnă. M-am uitat un pic, după zburătoarele lui și nevăzându-le, l-am întrebat unde erau. Mi-a răspuns, fără să se întoarcă spre mine, că zburaseră toate afară. Prin odaie erau câțiva fulgi, iar pe pernă o picătură de sânge. N-am spus nimic, însă când am ieșit, i-am atras atenția paznicului să-mi raporteze dacă se întâmplă ceva deosebit în timpul zilei. 11 dimineața Tocmai aflu de la supraviegător că Renfield s-a simțit foarte rău că a vărsat un ghem de pene. Părerea mea, domnule doctor, spuse paznicul, este că a mâncat păsările, că le-a înghițit de vii. 11 seara. I-am dat lui Renfield un narcotic puternic astă seară, suficient ca să doarmă și i-am luat carnetul ca să îl citesc. Nu mă înșelasem în părerea mea, pe care mi-o făcusem în ultima vreme, iar teoria o dovedește. Maniacul meu cu tendințe ucigașe nu este un fitecine, voi inventa pentru el o nouă clasificare și îl voi denumi maniac zoofag, adică amator de hrană vie. Ceea ce dorește el este să absoarbă cât de multe vietăți poate, în care scop s-a și -a angajat pe o cale cumulativă. A dat multe muște unui singur păianjen, mai mulți păianjeni unei singure vrăbii și dorea o mâță care să mănânce mai multe vrăbii. Ce-ar făcut pe urmă? Aproape că merita o să-l las să-și completeze experiența dar pentru aceasta ar fi trebuit o rațiune suficientă. Lumea lua în râdere vivisecția, dar acum vezi rezultatele. De ce să nu ducem mai departe știința în aspectul ei cel mai dificil și mai vital, cunoașterea creierului? Dacă aș pătrunde taina fie și a unui singur creier, dacă aș avea cheia imaginației, fie și a unui singur nebun, aș înălța ramura de știință care ei aparțin pe piscuri în comparație cu care fiziologia lui Burdon Sanderson sau datele despre creier al lui Ferrier n-ar mai însemna nimic, măcar de a exista o rațiune suficientă. Nu trebuie să mă gândesc prea mult la asta, ispita e prea mare. O rațiune suficientă ar putea coborî balanța de partea mea, căci nu sunt eu însumi dotat din născare cu un creier excepțional? Ce just raționează acest om? Nebunii procedează întotdeauna astfel în urmărirea unui scop. Aș vrea să știu la câte vieți evaluează un om sau dacă doar la una singură. Și-a încheiat calculele foarte corect, iar astăzi a început altele. Care dintre noi nu începe un nou calcul cu fiecare zi a vieții? Mi se pare că tocmai ieri, întreaga mea viață s-a întunecat, împreună cu speranța cea mai proaspătă să reîncep de la zero. Și așa va fi până când marele arhivar mă va măsura și îmi va închide registrul, conținând bilanțul de profit și pierderi. O, oh, Lucy, nu pot să fiu supărat pe tine și pe prietenul meu care îți împărtășește fericirea. Dar, fără speranță, mă așteaptă numai calea muncii. Da, să muncesc. Cel puțin dacă aș putea găsi o cauză, tot atât de imperioasă ca aceea a sărmanului meu nebun, o cauză bună și altruistă, care să mă facă să lucrez, atunci aș putea fi cu adevărat fericit. JURNALUL MINEI 26 IULIE sunt tulburată și mă liniștesc scriind aici. E ca și când ți-ai vorbi singur și te-ai asculta în același timp. Și tot așa, faptul că notez cu caractere stenografice îmi dă impresia că parcă n-aș scrie pur și simplu. Sunt nefericită în privința lui Lucy și a lui Jonathan. Eram fără vești de la Jonathan de mai multe vreme și îngrijorată. Ieri însă, scumpul meu, domn Hawkins, întotdeauna atât de amabil, mi-a trimis o scrisoare adresată mie. Îi scrisesem întrebându-l ce mai știe, iar el a făcut să-mi parvină scrisoarea pe care Tomai o primise. Câteva cuvinte numai, din castelul lui Dracula, în care mă anunța că tocmai pleacă spre casă. nu mai recunosc pe Jonathan și mă mâhnește, iar pe Lucy, cu toate că arată bine, a apucat-o vechiul ei obicei de a umbla prin somn. Maică-sta mă pusese la curent și o hotărâsem să încui ușa de la dormitor în fiecare noapte. Doamnei i-a intrat în cap că somnambulii merg pe acoperișurile caselor și se cațăr pe falezele cele mai accidentate, că se trezesc brusc și se prăbușesc cu un țipă de groază care se aude în împrejurimi. Biata femeie îi poartă grija fetei și îmi spune că și soțul ei, tatăl lui Lucy, avea aceeași meteahnă, se la noaptea, se îmbrăca și o lua razna dacă nu îl împiedica nimeni. Lucy se va mărita la toamnă și e ocupată cu toaletele și cu aranjarea casei, Mie dragă și mă pregătesc de altfel pentru același eveniment, cu deosebirea că Jonathan și cu mine vom porni în viață pe o cale mai simplă, pe care va trebui să avem grijă să strângem cureaua. Onorabilul Arthur Holmwood, unicul fiu al lordului Gad Alming, va sosi aici foarte curând, de îndată ce va putea părăsi Londra, căci tatăl său nu se simte tocmai bine și cred că draga de Lucy numără clipele până la venirea lui. Vrea să-l ia cu ea pe banca din grădina cimitirului și să-i arate de pe înălțimi frumusețea Whitby-ului. Cred că așteptarea o tulbură într-adevăr. O să se simtă bine de tot de îndată ce el va sosi. 27 iulie. Nicio o veste de la Jonathan. Sunt foarte neliniștită, deși n-am vrut motiv anume, dar sunt atât de dornică să-mi scrie, fie și un singur rând. Lucy se învârte mai mult ca oricând prin cameră, mă trezește în fiecare noapte cu bocănitul ei. Din fericire, vremea este așa de caldă încât nu riscă să răcească. Numai neliniștea continuă și necontenitele treziri din somn au început să mă coste. Sunt mereu nervoasă și mi-a pierit și mie somnul. Încolo, slavă domnului Lucy n de ce să se plângă. Domnul Holmwood a fost chemat în grabă la ring să-și vadă tatăl care este grav bolnav. 3 august Încă o săptămână fără vești de la Jonathan. Nici chiar prin domnul Hawkins care mi-a scris Sper să nu fie bolnav. Mi-ar fi scris cu siguranță. Mă uit la ultima scrisoare pe care am primit-o de la el. Ceva în ea mă pune pe gânduri. Nu-i recunosc stilul, cu toate că e scrisul lui fără îndoială. Săptămâna asta, Lucy n-a mai umblat așa de mult prin somn. Dar acum se întâmplă alt lucru pe care nu-l înțeleg. Am impresia că mă pândește chiar când doarme. Încearcă să deschidă ușa și când o zărește încuiată, începe să caute cheia în toată camera. 6 august încă trei zile și tot fără știri. Așteptarea a devenit chinuitoare. Dacă aș ști cel puțin cui să scriu sau unde să mă duc, m-aș simți mai ușurată. Însă nimeni n-a primit un cuvințel de la Jonathan de la ultima sa scrisoare. Nu pot decât să mă rog cerului să-mi dea răbdare. Lucy este mai nervoasă ca oricând. Al arată bine. Noaptea a fost înnorată, iar marinarii spun că se pregătește o furtună. Trebuie să încerc să fiu cu ochii în patru ca să învăț semnele furtunii. Astăzi, vremea e mohorâtă, iar acum când scriu, soarele s-a ascuns în nori sus peste Ketlenes. Totul este vânăt, în afară de verdeața ierbii, care pare de smarald. Stâncile sunt pământii, la fel și norii, pe care soarele îi mai străbate la margini. În depărtări, norii plutesc peste Marea Plumburie, în care în intrândurile de insip dezgolite par degete gri ridicate spre cer. Marea rostogolește pe țărm valuri pline de nisip, iar mugetul este înnăbușă în valurile de ceață. Ceața vânătă acoperă orizontul. Totul dă impresia de imensitate. Îngrămădiți unii peste alții, norii par stânci uriașe, pe când hula mării se aude încărcată de prevestiri funebre. Ici colo, pe plajă, siluete întunecate, înfășurate în ceață, arată aidoma, unor oameni umblând ca niște copaci. Vasele de pescuit se îndreaptă cu toată viteza spre port, înfruntând talazurile tumultoase. Iată-l sosind pe un chiașul Swells. Vine drept spre mine și, după felul în care ridică șapca, ghicesc că vrea să-mi vorbească. Sunt cât se poate de mișcată de schimbarea care s-a produs în bietul bătrân. S-a așezat lângă mine și mi-a vorbit cu blândețe. Mă tem, drăguțo, că trebuie să te fi speriat cu toate prostiile alea pe care ți le-am îndrugat despre moarte și alte de alte astea, săptămânile trecute. N-a fost însă în intenția mea și aș dori să-ți amintești când n-am să mai fiu. Noi oamenii bătrâni trâncănim, stăm cu un picior în groapă și nu prea ne place să ne gândim la moarte și nici să-i simțim apropierea. Poate că din pricina asta am încercat să o iau peste picior, ca să mai prind nițel curaj. Însă, dragă doamne, nu mi-e frică de moarte, domnișoară, nici atâtica. Numai că nu vreau să mor, dacă asta mi-ar sta cât de cât în putință. Mi-a venit sorocul că bătrân și o sută de ani e mai mult decât poate dori un om. E așa de aproape că parcă o și aud pe cotoroanța ascuțindu-și coasa. Vezi că nu mă mai dezbar de obiceiul de a le lua pe toate în deșert. Vorbele astea urâte or să se mânie că le-am folosit. Curând, arhanghelul morții o să sune din trâmbiță pentru mine. Uite, acuși când vorbim și ne minunăm, poate că îl aduce vântul ăsta din larg, cu pacostele și naufragiile, cu jalea în inimile pe care le va sfâșia. Privește, privește, strigă el deodată. E ceva în vântul și ceața aceasta, străbătută de mugete. Ceva ce miroase a moarte, e în aer. Simt cum se apropie. Doamne, fă să răspund voios chemării din urmă. Am fost ușurată când l-am văzut pe paznic trecând cu luneta sub braț. S-a oprit să-mi vorbească așa cum face întotdeauna, dar cu privirea țintită tot timpul către un vas bizar. Nu poți ști ce este, zise el. După o înfățișare e rusesc, dar se comportă într-adevăr într-un chip nemaipomenit de ciudat. Parcă nu știe ce vrea, pare că vede sosind furtuna, dar nu se poate decide încotro să o apuce, la nord, spre larg sau să acosteze în port. Ia privește-l, ce curios e manevrat, de parcă nici o mână n-ar avea grijă de cărmă. Îl schimbă direcția cu fiecare rafală de vânt. Mâine, pe vremea asta, au să știm mai multe despre el decât acum. Capitolul 7 Decupat din The Daily Telegraph din 8 august, lipit în jurnalul minei, de la un corespondent, Whitby. Una dintre cele mai mari și bruște furtuni din câte s-au înregistrat vreodată s-a deslănțuit aici cu rezultate pe cât de ciudate, pe atât de unice. Zăpușala era destul de apăsătoare, dar nu într-un grad neobișnuit pentru luna august. Seara de sâmbătă fusese tot atât de frumoasă ca întotdeauna, și numeroși turiști și-au petrecut ziua vizitând pădurile din Mulgrave, golful lui Robin Hood, Rigmill, Stains și împrejurimile orașului Whitby. Vremea fusese deosebit de frumoasă până către seară, când unora dintre bărfitorii care frecventează cimitirul din East Cliff, așezat pe o înălțime ce domină împrejurimile, și de unde supraveghez marea, le-a fost subit atras atenția de niște coada iepei, nori înalți, ce se ridicau către nord-vest. Vântul bătea slab dintre sud-vest, ceea ce dă în limbaj barometric briză ușoară. Paznicul de coastă a raportat numai decât, iar un pescar bătrân care ține minte semnele vremii de mai bine de jumătate de veac, la East Cliff, a prevestit cu patos că va începe o furtună năprasnică. Mai mulți capitani hotărâsără că harabaua lor de cărbuni sau catărul, după categoria vasului respectiv, să rămână în port până ce va trece furtuna. Vântul a slăbit cu totul în timpul serii și către miezul nopții domneau acel calm nepăsător, acea pușală a căror intensitate, la apropierea furtunii umplu de neliniște firile sensibile. Pe mare sclipeau puține lumini, fiindcă până și vasele de coastă care în mod obișnuit nu se dezlipesc de țărm, țineau largul, nu se vedeau decât puține vase de pescuit. Singura navă care se distingea clar era un șoner străin, cu toate pânzele desfăcute care părea să se îndrepta către vest. Tot timpul cât rămase la vedere, imprudența sau ignoranța ofițerilor care îl comandau a constituit o temă nesecată de discuție și li s-a semnalat din port să strângă pânzele în fața primeștiei. Înainte de căderea nopții, a mai fost văzut cu pânzele legănându-se leneș pe valuri. Liniștit ca un vapor pictat pe un ocean pictat. Puțin după miezul nopții, un zgomot ciudat se ridică din mare, iar în văzduhuri răsună un bubuit ciudat, stins și sec. Atunci, fără veste, Izbucni furtuna. Cu o iuțeală ce părea în acea clipă de necrezut, și chiar și acum imposibil de înțeles, întreaga învățișare a firii se clătină brusc. Talazurile se ridicară furioase, fiecare mai înalt decât cel precedent, astfel încât, în puține minute, întregul luciu al mării era ca un monstru ce urla, gata să înghită totul. Valurile cu creste de spumă. Băteau nebunește peste nisipul culcat sau în panta țărmului. Altele se spărgeau de diguri, iar spuma lor acoperea luminile farurilor ce stau de straj la capătul fiecăruia din cele două cheiuri ale portului Whitby. Vântul mugea ca tunetul și bătea cu atâta putere încât chiar oamenii voinici abia se țineau pe picioare când nu îmbrățișau stâlpii de fier. Adăugându-se acestor primejdii, valuri de ceață de pe mare, din larg, nori umezi treceau ca niște fantome atât de reci, de întunecoși și de înghețați, încât nu trebuia decât un mic efort de imaginație ca să-ți închipui că duhurile celor pieriți în valuri întindeau mâini lipicioase de mort după frații pe care îi pierduseră și că nu numai unul dintre aceștia clănțăniseră de groază când îi cuprinseseră aripile ceții. Peisajul ce se revela astfel era o nemăsurată măreție și de un interes nesfârșit marea ridicând munți de valuri arunca spre cer gerbe de spumă albă pe care vântul le risipea în văzduh. Ici colo, câte un vas de pescuit cu pânzele zdrențuite, săltând nebunit pe crestele valurilor, sau zborul alb al câte unui pescăruș, pasărea furtunii. În vârful falezei răsăritene, noul proiector aștepta să fie experimentat, căci nu fusese încă încercat. Servanții, ce l-aveau în sarcină, îl puseră la punct și în clipele când zidul de pâclă se destrăma, mătura cu razele sale suprafața mării. O dată sau de două ori aduse servicii efective când vreun vas de pescari cu marginea bordului sub apă se precipita spre port cu ajutorul luminilor, ferindu-se de riscul de a se izbi de stâncile digului și de fiecare dată când un vas ajungea în siguranță în port, mulțimea scotea un țipăt de bucurie, un strigăt ce părea pe moment că împrăștie ceața și care îndată se pierdea în zarvă. Curând, proiectorul descoperi la o oarecare distanță un șoner, cu toate pânzele ridicate, probabil același vas ce fusese remarcat mai devreme în cursul serii. În acel moment, vântul se întoarse spre răsărit iar oamenii de pe faleză fremătară de groază, dându-și seama în ce cumplită primejdie se afla. Între șoner și port se întindea marele recif de care se zdrobiseră atâtea nave de-a lungul vremii și cum vântul bătea într-acolo, părea cu neputință ca vasul să-și mai facă intrarea în port. Era ceasul fluxului, iar valurile erau atât de înalte, încât atunci când se spălgeau vedeai parcă în scobitura lor fundul mării, iar șonerul, cu toate pânzele sus, înainta atât de repede încât, cum zic lupii de mare, trebuia să ajungă undeva fie și numai în iad. Razele proiectorului rămâneau fixate pe intrarea portului de-a lungul digului estic, unde se vedea că se va produce izbitura și toată lumea aștepta cu răsuflarea tăiată. Deodată, vântul se întoarse către nord-est, risipind cu curafalele lui resturile ceții. De atunci, mirabile dictu, printre diguri, sărind val după val, cu impetuazitate, șunerul ciudat ieși din ceață și intră în port. Razele proiectorului îl urmau și un fior de groază trecut prin toți cei care fiind de față, văzu un cadavru legat de gârmă, cu capul atârnând și bălângănindu-se oribil dintr-o parte în alta, cu fiecare mișcare a vasului. Pe punte nu se mai vedea nicio altă siluetă omenească o spaimă crâncenă îi coprinse pe toți cei care își dă dură seama că vasul intrase în port printr-o minune condus numai de mâna unui mort. Oricum, totul se petrecuse în mai puțin timp decât ar fi trebuit să scrii lucrul acesta. Șonerul nu se opri, ci înainte mai departe de-a lungul cheiului, năpustindu-se singur câte o dună de nisip și pietriș pe care le îngrămădiseră mareele și furtunile în colțul de sud-est al digului, dună pe care localnici o numesc Hill. Pirește, vasul eșo pe bancul de nisip cu o izbitură puternică. Toate catargele, frânghiile și stâlpii se încordară, iar unele dintre acestea se frânseră. Dar lucrul cel mai ciudat, chiar în clipa în care vasul atingea țărmul, undul lău uriaș, țâșnit din cală pe punte, ca a de izbitură și sări de pe proră nisip, luând-o drept către țărmul abrupt care urcă spre grădina cimitirului, prin stâncărie, cum îi zic localnicii, acolo unde les pe zile funerare rămân atârnate în vid, peste roca sfărmată, dispărând bezna ce părea și mai adâncă, dincolo de razele proiectorului. S-a întâmplat să nu fie în acel moment nimeni pe lângă digul Tate Hill, căci toți cei care locuiau prin apropiere dormeau sau se suiseră pe înălțimile din jur. Astfel, paznicul de coastă care era de serviciu sosi numai decât de pe cheiul mic și sări primul pe bord. Cei care mânuiau proiectorul, după ce a țintit să rălumina asupra intrării portului, fără să remarce nimic deosebit, o înturnară către epavă și rămaseră fixați asupra ei. Paznicul de coastă alergă către partea din urma a navei și, când sosi în dreptul cărmei și se aplecă să o examineze, sări îndărât, pradă unei emoții neașteptate. Acest fapt păru să atâțe curiozitatea generală, mulți oameni începură să alerge într-acolo. E ceva drum de la West Cliff prin Drow Bridge la chiul Tate Hill, dar și corespondentul dumneavoastră este un alergător strașnic, așa că s țin înaintea mulțimii. Totuși, când am ajuns, am găsit lumea adunată pe chei, pe care paznicul și poliția o împiedicau să se suie la bord. Nu este de mirare că paznicul de coastă fusese surprins sau chiar îngrozit și că nu-și putu se crede ochilor. Marinarul avea pur și simplu mâinile legate una peste alta de o spiță a cărmei. Între podul palmei și lemnul cărmei se afla un crucifix al cărui șirac de mătănii era petrecut în jurul ambelor încheieturi și al cărmei, totul legat fedeleș cu frânghii. Sărmanul ins trebuie să fi stat jos o vreme, dar velele, scuturate și umflate de furtună, făcuseră să se învârtă roata cărmei, așa că frânghiile cu care era legat îl răniseră până la os. Se întocmi un în raport amănunțit asupra acestor lucruri, iar un medic, domnul J.M. M. Caffin, locuind în East Elliot Place, la numărul 33, care sosi imediat după mine, declară, după ce procedă la o examinare, că omul trebuie să fi murit de vreo două zile. În buzunarii s-a găsit o sticlă, astupată cu grijă și în care se afla numai un mic sul de hârtie, ce s-a dovedit a fi un adaos la jurnalul de bord. Paznicul de coastă afirmă că omul și-a legat singur mâinile, strângând nodurile legăturii cu dinții. Faptul că un paznic de coastă a urcat primul la bord poate să îndepărteze anumite complicații în fața tribunalului maritim, deoarece paznicii de coastă nu au dreptul să purceadă la salvarea epavelor, dar acest drept revine primei persoane care se suie pe un vas părăsit. Nu mai e nevoie să spun că acela care murise la cărmă a fost ridicat cu respect de la locul unde veghease atât de curajos până la urmă și dus la morgă în așteptarea anchetei. Acum, robotul furtunii s-a potolit, mulțimea s-a împrăștiat pe la case, cerul se luminează deasupra văilor din Yorkshire. Vă voi trimite la timp pentru următoarea ediție alte amănunte asupra epavei care și-a găsit calea spre port în chip atât de miraculos în mijlocul furtunii. Whitby, 9 august Urmarea ciudatei apariția a epavei în toiul nopții, noaptea trecută, este încă mai uimitoare decât însuși faptul în sine. Se pare că șonerul este rusesc, că venea de la Varna și se numește Demeter. Cea mai mare parte a încărcăturii o constituie balastul de nisip argintiu și numai o mică parte de marfă, câteva lăzi mai mari de lemn, umplute cu pământ afânat. Această încărcătură fusese expediată unui avocat din Whitby, domnul Billington, de pe Crescent Street, numărul 7, care a urcat la bord chiar azi dimineață și a luat formal în posesie bunurile sosite pe numele lui. De asemenea, consul Rusiei, acționând conform contractului intervenit cu armatorul, a luat formal în posesie vasul, a plătit taxele portoare. Iar astăzi, aici nici nu se mai vorbește nimic altceva decât despre strania coincidență. Oficialitățile din Ministerul Comerțului s-au arătat foarte exigente, deoarece orice înțelegere trebuia să aibă loc conform regulamentelor existente, întrucât nu era vorba de nimic neobișnuit. În această privință, ele au căzut de acord că nu vor mai avea loc plângeri ulterioare. Publicul a arătat mult interes căinelui care a sărit pe țărm când s-a izbit vasul și destul de mulți membri ai Societății pentru Protecția Animalilor, care e foarte influentă în Whitby, s-au oferit să ocrotească animalul. Dar spre dezamăgirea generală, el n-a putut fi găsit, parcă l-a înghițit pământul. Se prea poate că, îngrozit peste măsură, să se fie ascuns prin mlaștini unde se află și acum. Unii privesc cu asemenea eventualitate cu teamă ca nu cumva mai târziu câinele să nu devină o primejdie, fiind limpede că este o fiară. Azi dimineață de vreme, un dulău zdravăn, corcitură de dog, aparținând unui negustor de cărbuni din vecinătatea cheiului Tate Hill, a fost găsit mort în drum, în fața curții stăpânului său. Se luptase cu un adversar de o vădită ferocitate, căci avea beregata ruptă și pântecele sfâșiat ca de gheare sălbatice. Mai târziu. Prin bunăvoința inspectorului din Ministerul Comerțului, mi s-a permis să mă uit prin jurnalul de bord al vasului de meter, care a fost ținut cu regularitate până acum trei zile, dar care nu conținea nimic interesant, cu excepția datelor privind pierderile omenești. În schimb, de cel mai mare interes se dovedește sulul de hârtie găsit în sticlă și care a fost astăzi prezentat la anchetă. Nu mi s-a întâmplat de când mă știu să aud o poveste mai ciudată. Deoarece însă, acesta nu e un motiv să o tăinuiesc, mi-am îngăduit să o folosesc și, prin urmare, să vă o transcriu cu omisiunea doar a unor detalii tehnice marinărești sau comerciale. Mai să-ți vină să crezi despre capitan că nu ieșise bine în larg și își pierduse o doagă, iar mai pe urmă, pe drum i-au sărit toate. Bineînțeles că și expunerea mea trebuie luată cum granul salis, căci o scriu la dictarea unuia dintre secretarii consulului rus care are gentilețea să mi o traducă în scurtul răgaz de care dispunem. Jurnalul de bord al vasului Demeter, de la Varna la Whitby. Scris la 18 iulie, lucruri atât de extraordinare întâmplându-se, încât voi lua note exacte de azi înainte și până la debarcare. La 6 iulie am terminat de încărcat vasul cu nisip argintiu și cu lăzile de pământ. La amiază am ridicat pânzele. Vânt dinspre est proaspăt Echipaj, patru oameni. Doi secunzi, bucătarul și cu mine. Capitan. La 11 iulie, în zori, intram în Bosfor. Vizitați de funcționarii vamali turci. Baxiși. Totul în regulă. La drum de la orele 4, după amiază. La 12 iulie, printre darnele. Alți funcționari vamali și din corpul de pază, din nou Baxiși. Funcționarii au lucrat repede, dar bine. Vor să plecăm cât mai iute. La căderea serii am intrat în arhipelag. La 13 iulie am trecut de capul Matapan. Echipajul este nemulțumit de ceva. Oamenii par îngroziți, dar nu vor să deschidă gura. La 14 iulie, echipajul a început să mă neliniștească. Toți oameni căliți am mai navigat cu ei. Nici secundul nu pricepe ce nu merge. Ei nu spun decât că se petrece ceva și, -și fac semnul crucii. Unul l-a scos din sărite pe secund care l-a cârpit. M-am așteptat la o încăierare, dar nu s-a întâmplat nimic. La 16 iulie, secundul mi-a raportat dimineața că un membru al echipajului, Petrovski, lipsește. Nu pot să-mi explic ce s-a întâmplat cu el. A trecut de cart la babord la orele 8, noaptea trecută. A fost schimbat cu Abramov, care nu s-a dus la culcare. Ceilalți mai abătuți ca oricând. Toți zic că se așteptau la ceva în felul acesta dar nu vor să spună nimic altceva decât că este ceva la bord. Secundul a ajuns la capătul răbdării cu ei. Se teme de o revoltă. La 17 iulie, ieri, unul dintre oameni, Olgaren, a intrat în cabina mea și mi-a mărturisit cu groază cum că el crede că la bordul vasului se află un om ciudat. Spune că pe când își făcea cartul, a adăpostit din cauza vremii rele. În spatele cabinei a văzut apărând dinspre locul de unde urcă pe punte tovarii și săi un bărbat înalt și slab care nu se semăna cu nimeni din echipaj și care a trecut prin fața cabinei și apoi s-a făcut nevăzut. S-a luat după el în vârful picioarelor dar când a ajuns la proră n-a mai găsit pe nimeni iar chepengurile punții erau închise. L-a apucat o spaimă superstițioasă și mă tem că panica sa se va întinde. Ca să-l liniștesc, voi scotoci chiar astăzi întreaga navă de la un capăt la celălalt. Mai târziu, în cursul zilei, am strâns întregul echipaj și le-am spus că, spre a ne asigura că nu avem niciun musafir nepoftit pe vas, îl vom răscoli de la proră la pupă. Primul secund s-a supărat. Zicea că este o nebunie să cedăm unor idei prostești care îi vor demoraliza și mai mult pe oameni. Zicea că se ocupă el de ordinea de pe vas. L-am sat pe el la cârmă, pe când toți ceilalți am început să căutăm cu felinarele. N-a mai rămas un unghier unde să se fi putut piti cineva. Când cercetarea s-a terminat, oamenii s-au liniștit și s-au întors la lucru voioși. Primul secund s-a posomorât, dar n-a zis nimic. 22 iulie. Vremea aspră, de trei zile. Toate mâinile ocupate la pânze, n-ai timp să te sperii. Oamenii par să fie uitat de cei îngrozise. I-am lăudat pe marinari pentru felul în care au făcut față vremii urâte. Am trecut de Gibraltar și am intrat în strâmtoare. Toate bune. 24 iulie Parcă soarta se înverșunează împotriva vasului. Deja ne lipsea un om și, intrând în golful Biscaiei, toți siliți de vremea noaptea trecută ne-a mai dispărut unul. Ca și primul, n-a mai fost văzut de când a venit cartul la schimb. Toată lumea în panică mi-a parvenit un răvaș în care se cere să facă de veghe câte doi, fiindcă le e teamă să rămână singuri. Secundul e violent. Mă tem să nu se producă tulburări, fie din partea lui, fie din partea echipajului. 28 iulie. Patru zile de infern, prinși într-un fel de vârtej cu vânt și furtună. Nimeni n-a dormit. Toată lumea este epuizată. Nici nu știu pe ce să pun de cart, fiindcă nimeni nu mai e în stare. Secundul s-a oferit voluntar să stea la cărmă și la cart ca să smulgă câteva ore de odihnă pentru oameni. Vântul s-a potolit, marea tot agitată, dar se face mai puțin simțită, așa că vasul e stabil. 29 iulie. Altă tragedie. În timpul nopții, un singur om de cart, căci echipajul era prea obosit ca să-l dublez. Când dimineața, schimbul a urcat pe punte, n-a mai aflat pe nimeni, decât pe cărmaci. Strigat tare, toată lumea a sărit pe punte. Căutat amănunțit, negăsit nimic. Rămas fără cel de-al doilea secund. Echipajul în panică. Secundul și cu mine am hotărât ca de acum înainte să stăm în armați, gata pentru orice semnal. 29 iulie. Ultima noapte. Bucuroși că ne apropiem de coasta britanică. Vreme frumoasă, toate pânzele sus. M-am retras sleit, am adormit mai decât mă trezește secundul care îmi spune că au dispărut și marinarul de cart și cel de la cărmă. Am mai rămas pe vas, eu, secundul și încă doi marinari. 1 august. Două zile de ceață, niciun catarg în zare. Sperasem că odată intrați în Marea Mânecii, vom putea semnaliza ca să primim ajutoare. Neavând puterea de a manevra pânzele, înaintăm în voia vântului. Nu ne încumetăm să le coborăm de teamă că nu le-am mai putea desfășura. Se pare că un destin cumplit ne urmărește, secundul acum mai demoralizat decât ceilalți oameni. E tare de înger, dar parcă întreaga tărie a firii sale i s-ar întoarce împotrivă. Ceilalți doi, lucrând apatici și răbdători, nici nu mai știu pe ce lume sunt. Ei sunt ruși, iar secundul e român. 2 august, miezul nopții. Trezit, după puține minute de somn, cu un țipăt în auz, parcă în spatele hubloului meu, N-am putut vedea nimic din pricina ceții. Fuga pe punte unde m-am ciognit de secund. Îmi spune că a auzit și el strigătul și a sărit, dar că n-a găsit pe nimeni la cart. Încă un om lipsă. Doamne, apără -ne. Secundul spune că trebuie să fi trecut prin strâmtoarea doverului și că într-un moment când ceața s-a risipit a văzut North Forland, chiar atunci când a auzit țipătul celui dispărut. Dacă e așa, atunci suntem în Marea Nordului și numai Dumnezeu ne poate îndruma prin ceața ce pare că ne urmează. Iar Dumnezeu pare să-și fi întors privirile de la noi. 3 august La miezul nopții am vrut să-l schimb pe omul de la cărmă, dar când am ajuns acolo n-am găsit pe nimeni. Vântul ferm am putea ține-o înainte, dacă n-am fi deviat. N-am îndrăznit să ies din zona lui, așa că am strigat după secund. După câteva clipe a țâșnit pe punte pe jumătate dezbrăcat. Arunca priviri rătăcite și tare mă tem să nu-și piardă mințile. S-a apropiat de mine și mi-a șoptit cu o voce răgușită la ureche, ca și cum i-ar fi fost frică să nu-l audă vântul de afară. E acolo acum, știu. Noaptea trecută la cart l-am văzut, ceva ca un om, înalt și slab, palid ca moartea. Era la provă și privea în larg. M-am furișat în spatele lui și l-am înjunghiat cu cuțitul. Cuțitul a trecut însă prin el ca prin aer. Și pe când vorbea, a ridicat cuțitul și a început să lovească în gol cu sălbăticie. Pe urmă spuse, Dar e acolo și o să-l găsesc. E în cală, poate, într-una din lăzile acelea. O să le deschid una câte una și o să mă uit. Dumneata ține cârma. Și prevenindu-mă din ochi, cu degetul la buze, coborus spre punte. Se stârnise un vânt tăios și n-a mai putut pleca de la cărmă l-am văzut întorcându-se pe punte cu o ladă de unelte și cu un felinar, apoi coborând din nou prin Chepeng. E nebun. Nebun s dea și nu e cazul să încerc să-l opresc. N-are ce rău face lăzilor. Au fost facturate ca lut și oricât ar trage în ele sunt inofensive. Așa că stau aici la cărmă și scriu toate notele astea. Tot ce pot face e să am încredere în cel de sus și să aștept risipirea ceții. Atunci, dacă nu se pot conduce nava către vreun port din cauza vântului, o să strâng pânzele și o să fac semnale de ajutor. Cred că acum este aproape gata. Tocmai când mă pregăteam să-l ajut pe secund să se calmeze, fiindcă la auzeam bocănind zdravă în cală și izbind de zor, răsună un țipăt care îmi îngheață sângele în vine, iar secundul să-și pe punte ca din pușcă cu fața răvășită de groază, ca un nebun furios. Scapă-mă! Scapă-mă! urlă el, rotindu-și privirea către zidul de păclă. Groaza îi se transforma apoi în disperare și înspuse spuse cu o voce fermă. Ai face bine să cobori și dumneata, capitane, până nu e prea târziu. E acolo. Acum cunosc taina. Marea o să mă mântuiască de el. Asta e tot ce mai putea rămâne. Înainte să pot rosti un cuvânt sau să fac vreo mișcare ca să-l apuc, a sărit peste parapet și s-a aruncat în mare. Am impresia că acum cunosc și eu secretul nebunul s-a descotorosit de toți oamenii, unul câte unul, și acum și-a făcut singur seama. Cum voi putea explica toate grozăviile astea când am să ajung în vreun port? Dar voi ajunge vreodată. 4 august Mereu ceață, pe care razele soarelui nu izbute să o pătrundă. Știu ce e acela un răsărit de soare căci sunt marinar, dar de văzut nu-l văd. N-am îndrăznit nici să cobor în cală, nici să părăsesc cârma am stat toată noaptea aici și în puterea întunericului l-am văzut. Dumnezeu să mă ierte, însă secundul a avut dreptate să sară peste bord. E preferabil să mori ca un om. Nimeni nu poate obiecta ca un marinar să piară în adâncul valurilor. Eu însă sunt capitan și nu am dreptul să împărăsesc vasul, dar voi ști să dejoc această creatură drăcească sau acest monstru, deoarece... Când forțele vor începe să mă părăsească, o să-mi mâinile de cârmă, legând împreună cu ele ceea ce nu va îndrăzni să atingă. Astfel, fie că vântul va fi favorabil, fie că nu, îmi voi mântui sufletul și îmi voi salva onoarea de capitan. Puterile îmi slăbesc și se înnoptează. Dacă acela mă va privi din nou în față, nu va mai sta în putință să fac ceva. Dacă vom naufragia, Poate că se va găsi totuși această sticlă, iar cei ce o vor destupa vor putea înțelege. Dacă nu, ei bine, atunci să se știe că mi-am făcut datoria. Doamne Dumnezeule, Sfântă Fecioară, cu toți ființii, apărați un sărman, suflet neștiutor care încearcă să-și facă datoria. Într-adevăr, verdictul a fost clar, dar nu există nicio dovadă. Iar dacă omul a comis singur crimele sau nu, nimeni nu știe încă. Apoi toată lumea îl consideră pe capitan drept erou și s-a hotărât să îi se facă funeralii publice. Trupul va fi așezat într-o barcă, iar un cortegiu îl va purta de-a lungul râului Esc. Apoi îl va readuce pe cheiul Tate Hill, unde va fi urcat pe trepte la mănăstire, spre a fi înmormântat în cimitirul de pe coastă. Mai bine de 100 de embarcațiuni de pe acum gata pentru ceremonie doresc să urmeze drumul înmormântării. Nu s-a găsit nici urma adulăului. Fapt foarte întristător, deoarece, după cât te îmi închipui, la starea actuală de spit, orașul întreg l-ar fi adoptat. Mâine vom asista la funeralii. Și astfel va lua sfârșit încă una din tainele mării. Jurnalul minei mărei 8 august Lucy a petrecut o noapte foarte agitată și, de asemenea, niciun am putut dormi. Furtuna a fost înspăimântătoare și vântul bufnea în coșuri, mătăceau fiorii. Câte o suflare mai violentă izbea ca o lovitură de tun. Destul de ciudat, Lucy nu s-a trezit. Dar în două rânduri s-a ridicat din pat și s-a îmbrăcat. Din fericire, de fiecare dată m-am deșteptat la timp și am dezbrăcat-o fără să o trezesc, culcând-o din nou pe pat. Crizele ei de somnambulism sunt tare curioase, căci de îndată ce îi sădărnicești intențiile, dacă se poate vorbi de vreo intenție, ea renunță la ele și își reia în tocmai viața normală. Dis de dimineața am pornit înapoi spre port ca să vedem ce s-a mai petrecut peste noapte. Era foarte puțină lume și cu toate că strălucea soarele, iar aerul era limpede și proaspăt, valuri mari, groaznice la vedere, păreau negre în contrast cu spuma ce le urca pe creste, ca de zăpadă, atunci când se precipitau spre gura strâmta a portului, asemenea unui năzdravan care s-ar arunca în mulțime. Am fost totuși bucuroasă gândindu-mă că Jonathan n-a fost noaptea trecută pe mare, ci pe pământ. Dar vai, unde e el luare? Pe pământ sau pe mare? Unde e și cum îi merge? Sunt atât de neliniștită când mă gândesc la el. Măcar dacă aș ști ce trebuie să fac și dacă aș putea face ceva pentru el. 10 august Funeraliile bietului capitan, astăzi, foarte emoționante. Părea că s-au adunat toate vasele din port iar sicriul a fost purtat pe umeri de către alți capitani pe tot parcursul drumului de la cheiul Tate Hill până la cimitir. Lucy a fost cu mine și ne apropiam de banca unde stăteam noi, când cortegiul de nave urca fluviul spre viaduct, spre a reveni apoi în port. Ne-am găsit un loc bun și am văzut procesiunea pe aproape întregul parcurs. Rămășițele trupești ale bietului capitan au fost depuse într-o groapă din apropierea băncii noastre, așa încât de acolo am putut urmări toate amănuntele. Biata Lucy părea extrem de tulburată. S-a arătat tot timpul neliniștită și stingherită și nu pot să nu văd în asta efectul nopților ei zbuciumate din ultima vreme. Un lucru e foarte curios. Nu vrea să recunoască vreo cauza acestei agitații care o stăpânește, iar dacă admite că e neliniștită, afirmă că nici nu știe de ce. Un motiv mai mult ar fi sărmanul domn Swales, care a fost găsit mort azi dimineață pe banca noastră cu gâtul frânt. După câte spune medicul, pare evident că s-a prăbușit pe o bancă pradă unei groaze cumplite care i-a rămas întipărită în privire, băgându-i în sperieți pe oamenii care l-au găsit. Nefericitul bătrân, poate că văzuse moartea cu ochii lui muribunzi. Lucy este atât de gingașă și de simțitoare, încât lucrurile acestea o mișcă mai adânc decât pe ceilalți. Chiar acum a fost puternic impresionată de o mică întâmplare pe care eu nici n-aș fi remarcat-o, cu toate că și eu iubesc foarte mult animalele. Unul dintre oamenii care urcă deseori aici ca să supravegheze mersul vapoarelor era întovărășit de câinele său, care nu se desparte nicio clipă de stăpân. Sunt mereu împreună și nu l-am văzut niciodată supărat, după cum nici pe câine nu l-am auzit lătrând, în timpul ceremoniei, câinele n-a mai vrut să-și urmeze stăpânul să se așeze lângă noi pe bancă, ci stătea mai la o parte, lătrând și urlând. Stăpânul său i-a vorbit la început cu blândețe, apoi cu asprime, la urmă plin de mânie, dar animalul nu se potolea deloc, ci lătra tot mai amarnic. Îl apucase un soi de turbare, ochii îi sclipeau de furie, părul îi se ridicase arici pe spinare, cum îi se umflă pisicilor coada când sunt gata să se încaiere. În cele din urmă, stăpânul câinelui își pierdu răbdarea, sări de pe bancă și iarse un picior după care l-a apucat de pielea gâtului și îl târâ până la piatra funerară unde stătuse până atunci. De cum s-a atins de piatră, sărmanul dobitoc a stat nemișcat, tremurând ca frunza. N-a mai încercat să o șteargă, ci s-a ghemuit și s-a chircit jos, dărdâind atât de jalnic, încât mi-am dat silința să-l liniștesc și n-am izbutit. Și lui Lucy era tot atât de milă de animal, dar ea a încercat să-l atingă, ci nu mai făcuse ochii mari de spaimă. Tare mă tem că are o fire prea simțitoare ca să poată trece prin lume fără suferință. Va visa acest lucru la noapte cu siguranță. Cred că ar fi mai bine ca diseară ea să se culce numai când va fi obosită moartă, așa că am să o iau într-o lungă plimbare pe faleză până la golful Robin Hood și îndărăt ca să-i treacă orice chef de a mai umbla prin somn. Capitolul 8 Jurnalul Minei În aceea zi, ora 11 seara. Da, știu că sunt obosită. Dacă nu mi-aș fi făcut din jurnalul acesta o datorie, în seara asta n-aș mai scrie un rând. A fost o plimbare agreabilă. După un răstimp, Lucy s-a mai înveselit. Cred că pe seama unor văcuțe ce adulmecau spre noi dintr-un țarc, producându-ne o teamă strajnică. Cred că am uitat de toate, lăsând la o parte firește teama, încât am luat-o repede din loc. Odată ajunse în golful Robin Hood, am băut un ceai tare într-un mic han de modă veche, cu vedere drept deasupra stâncilor acoperite de alge de pe plajă. Cred că așa numitele femei de modă nouă ar fi sărit în sus să ne vadă mâncând cu atâta poftă. Din fericire, bărbații sunt mai înțelegători. Apoi ne-am întors către casă, oprindu-ne din când în când ca să ne odihnim, cu inimile încă pline de frica unor tauri sălbatici. Lucy era moartă de oboseală și doream să ne furișăm un pat cât mai repede, numai că sosi în vizită vicarul cel tânăr, iar doamna Oestenra l-a invitat să rămână la cină. Doar eu și cu Lucy știm cât ne-am luptat cu moșene. Eu am rezistat eroic, îmi pare că, într-o bună zi, episcopii ar trebui să se întrunească și să hotărască înființarea unei școli de vicari în care să se predea cum să refuzi invitațiile la cină, oricât de înfometat ai fi, atunci când sunt de față domnișoare care pică de somn. Acum Lucy doarme, respirând ușor. E mai rumenă în obraj ca de obicei și atât de dulce. Dacă domnului Holmwood i-a căzut cu tronc de prima oară când a văzut-o în salon, mă gândesc ce ar mai zice dacă ar vedea un clipa asta. Vreunea dintre femeile de modă nouă, care mai și scriu, ar trebui să-i vină într-o zi ideea că bărbații și femeile să aibă voie fiecare să-l privească pe celălalt în timp ce doarme, înainte de a face o cerere în căsătorie sau înainte de a o accepta. Mă bate însă gândul că în viitor, femeia asta modernă nu se va mai mulțumi să primească a fi soție, ci va face singură cererea. O să facă și mare scofală, nu mă îndoiesc. Asta drept consolare. Sunt atât de fericită în noaptea asta, văzând că Lucy se simte mai bine. Cred că în sfârșit a sărit hopul și că nu va mai avea necazuri cu crizele ei. Și aș fi fericită de tot dacă aș ști că Jonathan... 11 august, ora 3 dimineața. Riau jurnalul renunțând să dorm, m apuc de scris. Sunt prea agitată ca să dorm. Ce aventură și ce experiență oribilă! A Adormisem de îndată ce închisesem caietul. Deodată am sărit din somn cu un sentiment copleșitor de spaimă și cu senzația că nu am pe nimeni în jur. În odaie era beznă, așa că nu puteam vedea patul lui Lucy. M-am apropiat de el pe pipăite. Patul era gol. Am aprins un chibrit și am văzut că Lucy nu era în odaie. Ușa era închisă, însă nu încuiată, după cum o lăsasem. M-am temut să o trezesc pe maică sa, care fusese și așa destul de suferindă, așa că am tras pe mine niște haine și am șters-o numai decât după Lucy. Când să ies pe ușă, mi-a trecut prin cap că aș putea să aflu încotro apucat-o după aceea nume îmbrăcase. Capotul ar fi însemnat că a rămas prin casă, rochia că a plecat mai departe. Dar și capotul și rochiile erau la locul lor. Slavă Domnului, mi-am zis, nu se putea duce departe mai încă cămașă de noapte. Am coborât repede scările și m-am uitat în salon. Nici urmă de Lucy. Atunci am trecut din odaie în odaie, cu inima cu purice. Așa am ajuns la ușa de la intrare care era deschisă. Lumea din casă o încuie în fiecare seară cu grijă, așa că m-a cuprins teama ca nu cumva Lucy să fie ieșit așa cum era. Nu era însă vreme să te gândești ce s-a putut întâmpla. Vagă, dar copleșitoare, spaima ștergea amănuntele. Am apucat un șal mare și gros și am dat buzna afară. Ceasul bătea ora 1 când am ajuns la crescent, unde nu se vedea suflare de om. Am alergat de-a lungul falezei de nord, dar nici aici n-am putut vedea silueta albă pe care o căutam. Sus, pe latura de apus, deasupra cheiului, mi-am aruncat privirile pe faleza cealaltă de est a portului cu speranță sau teamă, nici eu nu mai știu bine, ca să o văd pe Lucy așezată pe lepspedea mortoară favorită. Luna strălucea puternic, dar erau și nori grei, care au acoperit întreaga scenă dintr-o dioramă părelnică de beznă și lumină. O clipă sau două n-am putut vedea nimic, căci bezna norilor acoperise biserica Sfânta Maria cu tot locul din preajmă. Însă când norii trecură, am putut vedea din nou ruinele abației, iar mai pe urmă, cu cât se lumina, biserica și cimitirul. Oboseala nu mi-a fost zadarnică, fiindcă, pe banca noastră preferată, lumina de argint a lunii poleia o siluetă albă ca zăpada, pe jumătate culcată. Norul următor a adumbrit prea repede ca să văd mai mult, mi s-a părut însă că o formă întunecată stătea în spatele siluetei albe, aplicată deasupra ei. Ce era om sau fiară, n-aș putea spune. N-am mai așteptat să mă dumiresc, ci am coborât în goană scările până în port. Am luat-o de-a lungul pieței de pește până la pod, singurul drum către faleza răsăriteană. Orașul părea ca mort, nu se vedea țipenie de om, ceea ce mă bucura, deoarece nu doream să o vadă nimeni pe Lucy în starea asta. Timpul și distanța păreau fără sfârșit, genunchii îmi tremurau, mă sufocam gâfâind pe când urcam treptele fără număr ce duc la abație. Trebuie că m-am grăbit din toate puterile și totuși îmi simțeam picioarele de plumb și toate articulațiile înțepenite. Când am ajuns în sfârșit pe culme, am deosebit numai decât lespedea și silueta albă, căci se vedeau destul de bine, chiar prin apele întunericului. Și mai era fără putință de îndoială, ceva lung și negru, aplecat deasupra siluetei albe, ce stătea pe jumătate culcată. Am strigat cu disperarea spaimei, Lucy, Lucy! Iar acel ceva înălță capul și am putut vedea chipul de ceară și ochii roșii scăpărători. Lucy nu-mi răspunse, așa că am dat fuga la intrarea cimitirului. După ce am ocolit biserica, norul trecuse. Razele lunii străluceau puternic și am putut o zări pe Lucy pe jumătate întinsă, cu capul sprijinit de speteaza băncii. Era cu desăvârșire singură și nu se vedea nicio urmă omenească prin preajmă. Când m-am aplecat deasupra ei, mi-am dat seama că încă mai dormea. Avea buzele între deschise, respira nu ușor ca de obicei ci cu suspine lungi, ca și cum s-ar fi străduit să-și umple plămânii cu aer la fiecare inspirație. Tot în somn își mișca mâna ca să-și ridice gulerul cămășii de noapte și să-și acopere gâtul. Un fior rece o trecut din cap până în picioare, ca și cum i s-ar fi făcut frig. Am acoperit-o cu șalul, pe care îl am înfășurat strâns în jurul gâtului, fiindcă mă temeam să nu răcească așa dezbrăcată cum era. M-am temut să nu se trezească prea brusc și voiam să am mâinile libere, ca să o pot ajuta așa că i-am prins șalul în jurul gâtului cu un ac mare de siguranță încât am înțepat-o sau am o căci încetul cu încetul respirația i s-a liniștit, i-a dus din nou mâna la gât și gemu. Odată bine înfășurată în șal, i-am pus pantofii mei în picioare și am început să o trezesc cu multă blândețe. La început, ea nu reacționă. Treptat însă somnul îi se subție, când și când mai scoase gemete și suspine. La urmă, cum timpul trecea repede și dintr-o seamă de motive doream să o aduc cât mai gramnic acasă, am scuturat-o mai tare, iar ea deschise ochii și se trezi. N-a părut surprinsă că mă vede, fiindcă, desigur, în prima clipă habar nu avea unde se afla. Întotdeauna Lucy se trezește din somn într-un mod fermecător și chiar pe o asemenea vreme, cu trupul scuturat de fiori reci înfricoșată de a se fi deșteptat neîmbrăcat într-un cimitir, pe vreme de noapte nu-și pierduse grația. Tremură puțin și se strânse în mine. Când i-am spus să vină numai decât acasă cu mine, s-a ridicat fără niciun cuvânt, ascultătoare ca un copil. Pornirăm la drum, pietrișul îmi juli picioarele. Lucy observă cum am tresărit. Se opri, insistă să-mi încalz pantofii, dar n-am vrut. Cu toate acestea, când am ajuns pe poteca ce coboară de la cimitir, plină de noroi de la furtună, mi-am mânjit tălpile cu lut, frecându-mi un picior de altul ca, dacă în drum spre casă dăm de cineva, să nu-și dea seama că sunt în picioarele goale. Am avut însă noroc și am ajuns acasă fără să dăm nas în nas cu nimeni. O singură dată s-a îndreptat către noi un om care părea nițel fumat, însă ne-am ascuns în tinda unei uși până când dispăru, într-un intrând din acelea care se numesc în Scoția Urgins. Îmi bătea așa de tare inima tot timpul, încât mă mir cum de n-am leșinat. Eram plină de neliniște pentru Lucy, nu numai pentru sănătatea ei, ca nu cumva să sufere de pe urma expunerii, dar și pentru reputație în cazul în care întâmplarea s-ar fi dat pe față. Înainte să adoarmă mi-a cerut, m-a implorat chiar, să nu suflu o vorbă nimănui, nici măcar mai căsi, despre cele întâmplate în timpul crizei de somnambulism. La început am ezitat să-i făgăduiesc, însă gândindu-mă la starea sănătății mai căsi, la cât ar fi tulburat-o această întâmplare și, tot astfel, cât s-ar fi deformat o asemenea ispravă în cazul în care ar fi răsuflat, am găsit că e mai înțelept așa. Sper că am avut dreptate. Am încuiat ușa și mi-am legat de încheietura mâinii cheia. Poate că așa nu voi mai fi deranjată. Lucy doarme adânc, întunericul se risipește pe mare. În aceea zi la prânz. Toate merg bine. Lucy a dormit neîntoarsă până când am trezit-o. Aventura de peste noapte nu pare să-i fi dăunat. Din potrivă, parcă i-a priit căci arată mai bine azi dimineață decât în ultimele săptămâni. Îmi pare rău că am fost atât de nedibace încât să o înțep cu acul de siguranță. Într-adevăr, putea fi ceva grav, fiindcă i-a străbătut pielea gâtului. Trebuie că am înțăpat-o într-un loc unde pielea era mai subțire, așa că am străpuns-o și am lăsat două mici puncte roșii, ca două pișcături, iar pe panglica cămășii de noapte, un strop de sânge. Când i-am cerut scuze în legătură cu acest fapt, a râs și m-a dezmierdat spunându-mi că nici măcar nu simțise. În aceea zi seara. Am petrecut o zi minunată. Timp frumos, soare strălucitor, briză ușoară. Am dejunat la Mulgrave Woods, doamna Westernra sosind cu trăsura, Lucy și cu mine pe cărarea dintre stânci și întâlnindu-ne la intrare. Nițel tristă, căci nu pot să nu-mi dau seama cât de într totul fericită m-aș simți dacă și Jonathan ar fi cu mine. Așa însă, trebuie totuși să am răbdare. Seara, plimbare în grădina cazinoului unde am ascultat muzică bună de spor și McKenzie, apoi ne-am întors ca să ne culcăm de vreme. Lucy, parcă mult mai liniștită decât în alte dăți, a adormit numai decât. Voi încuia ușa și voi pune cheia ca și data trecută, cu toate că nu mă aștept la supărări în noaptea aceasta. 12 august Prevăzusem greșit, căci în timpul nopții Lucy m-a trezit de două ori cu încercările ei de a ieși din odaie. Chiar în somn, dădea ușoare semne de nerăbdare când găsea ușa închisă și se întorcea în pat cu o mină de protest. M-am trezit la cântători și am auzit păsărelele ciripind la fereastră. S-a deșteptat și Lucy și m-am bucurat că arăta chiar mai bine decât dimineața precedentă. S-ar zice că și-a regăsit întreaga veselie de altă dată, după cum s-a ghemuit în mine tot vorbind mi despre Artur. I-am spus și eu cât mă nelinștește Jonathan, iar ea a încercat să mă consoleze într-un fel a reușit, căci, dacă simpatia unui prieten nu poate schimba mersul lucrurilor, ți-l poate face totuși mai suportabil. 13 august Încă o zi potolită, încă o seară cu cheile la încheietură ca și ieri. M-am trezit din nou în cursul nopții și am găsit-o pe Lucy, stând în capul oaselor în pat, tot adormită și arătând cu degetul spre geam. M-am dus ușurel într-acolo și am ridicat jaluzelele ca să mă uit afară. Luna strălucea puternic, iar plutirea, ușoara a ei peste mare și cer, le îmbina într-o tăcere grea și tainică ce nu încape în cuvinte. Tăind razele lunii, un liliac mare fâlfăia aproape de mine, ducându-se și venind în mari rotiri dezordonate. Odată sau de două ori era cât pe ce să mă atingă, se înspăimântă, cred, și se îndepărtă către port în direcția abației. Când m-am întors de la fereastră, Lucy se întinsese pe pat și dormea destinsă. În restul nopții nu s-a mai agitat. 14 august. Toată ziua pe faleza de est, citind și scriind. Lucy pare să fi îndrăgit locul acesta tot atât de mult ca și mine și îl părăsește cu regret la vremea prânzului, a ceaiului sau a cinei. Ce mai remarcă ciudată a făcut astăzi după masă. Ne întorceam acasă să cinăm și ajunse în vârful scărilor cum făcea de obicei. Soarele care scăpăta tot mai jos pe linia orizontului poleia cu ultimele puteri Chetrenes. O lumină sângerie cădea peste faleza de est și peste abație, scăldându-le incandescent. Am rămas amândouă tăcute un timp când odată Lucy murmură ca pentru sine. Mereu ochii lui roșii, întocmai aceiași. Expresia asta curioasă, făcând aluzie la ceva ce nu știam, m-a cutremurat. M-am întors să o văd mai bine pe Lucy, fără să-și dea seama că o studiez și am remarcat că era într-o stare de transă, cu o privire stranie pe care nu o puteam desluși, așa că n-am mai zis nimic, dar m-am uitat într-acolo. Privirea îi era ațintită pe banca noastră, unde stătea o siluetă întunecată. M-am speriat un pic, fiindcă mi s-a părut că din ochii marei străinului țâșneau flăcări, însă când m-am uitat mai bine, iluzia dispăruse. Soarele ilumina vitraliile Bisericii Sfânta Maria, în spatele băncii, am amurgind cu jocuri părelnice în apele schimbătoare ale serii. I-am atras atenția lui Lucy asupra acestui efect neobișnuit și aș reveni, tresărind, dar păstrând o tristețe în ochi. Era poate cu gândul la noaptea înfiorătoare pe care o petrecuse acolo sus. n a dusesem deloc vorba despre asta, așadar nu i-am spus nici acum nimic și ne-am întors acasă la cină. Pe Lucy o durea capul, așa că s-a culcat numai decât. După ce am văzut că a dormise, am ieșit să mă prim și eu puțin. Am luat-o de-a lungul falezei către apus, cu inima grea de melancolie, căci mă gândeam la Jonathan. Pe când reveneam spre casă, pe o asemenea lumină de lună, încât distingeam limpede cel mai mic amănunt, până și în partea din umbra hotelului, am aruncat o privire spre fereastra noastră și am văzut-o pe Lucy cu capul plecat în afară. Am crezut că poate se uită după mine și i-am făcut semn cu Batista. Ea n-a remarcat și în orice caz n-a făcut nicio mișcare. Chiar atunci, luna lumina unghiul clădirii, razele îi se opriră pe geamul nostru. Se vedea limpede că Lucy stătea cu capul atârnat peste pervazul ferestrei cu ochii închiși. Dormea, iar alături de ea pe pervaz era ceva ce semăna cu o pasăre mare. M-a apucat spaima să nu răcească, așa că am dat fuga pe scări, însă când am intrat în odaie, ea se întorcea în pat, tot prin somn și respirând cu greutate. Cu o mână și acoperi gâtul, ca și cum s-ar fi apărat de frig. N-am trezit-o, dar am acoperit-o ca să-i fie cald. Am avut grijă să încui și să închid bine geamul. Pare atât de dulce în somn, însă este mai palidă ca de obicei, iar în privirile ei citesc ceva șters și rătăcit, care nu-mi place. Mă tem că o roade ceva. Aș vrea să știu despre ce este vorba. 15 august M-am sculat mai târziu ca de obicei. Lucy, apatică și obosită, a adormit după ce fusese chemate. La masă o surpriză plăcută. Tatăl lui Arthur se simte mai bine și își dorește ca nunta să aibă loc cât mai curând. Lucy radiază de bucurie. În schimb, mai s-a bucuroasă și amărâtă. Mai spre prânz, mi-a explicat de ce. E tristă că o va pierde pe Lucy și mulțumită că în curând fica ei va avea un apărător. Sărmana femeie. Mi s-a destăinuit că nu mai are mult de trăit. Nu i-a vorbit lui Lucy și mi-a cerut să păstrez secretul. Doctorul i-a spus că în cel mult câteva luni este condamnată, cu inima ei slăbită. Oricând și chiar pe loc, cea mai mică emoție poate fi fatală. Ce bine am făcut că am păstrat tăcerea în privința nopții aceleia îngrozitoare, când Lucy a fugit de acasă în somn. 17 august. Niciun rând de două zile. Mi-a lipsit tăria. Un zăbranic de întuneric pare să se aștearnă peste norocul nostru. Nicio o știre de la Jonathan, iar Lucy pare din ce în ce mai slăbită, în timp ce ceasurile mamei sale sunt numărate. Nu înțeleg de ce se ofilește Lucy. Mănâncă bine și doarme mult, stă la aer, totuși, obrajii sunt palizi, e apatică și slăbește pe zi ce trece. Noaptea o aud respirând convulsiv, ca și când s-ar sufoca. Păstrez mereu cheia de la ușa noastră la încheietura mâinii, în fiecare noapte dar ea se scoală, umblă prin odaie, se așează pe pervazul ferestrei deschise. Noaptea trecută am găsit-o aplecată peste geam și n-am fost în stare să o trezesc, leșinase. Când am făcut-o să jevină, era moale ca un fulg și plângea în tăcere, printre eforturi lungi și dureroase de a respira. La întrebarea ce căuta la fereastră, a întors capul. Trag nădejde ca răul să nu-i vină de la înțepătura aceea nenorocită de ac. De cum a adormit, m-am uitat la gâtul ei. Cele două mici umflături nu par a se fi vindecat. Plăgile sunt încă deschise, ba parcă mai mari ca înainte, cu marginile vag albite, cu un punct roșu la mijloc. Dacă nu se vindecă într-o zi, două, voi insista să o vadă medicul. Scrisoare de la Samuel Billington și fiul avocat din Whitby către domnii Carter Patterson și companii Londra. Stimați domni, avem plăcerea de a vă anunța prin prezenta sosirea mărfurilor trimise pe calea ferată a Marelui Nord. Ele vor fi livrate la Carfax în apropiere de Parfleet, de îndată ce vor fi recepționate la stația de mărfuri din King's Cross. În acest moment, casa este neocupată, însă veți găsi anexate cheile care vă sunt toate etichetate. Vă rugăm să depozitați lăzile în număr de 50 în acea clădire parțial ruinată care se leagă de casă și este însemnată cu A în planul alăturat. Agentul dumneavoastră va recunoaște cu ușurință așezarea, deoarece este fosta capela a conacului. Mărfurile pleacă pe calea ferată la ora 9.30, noaptea aceasta, și vor soți la King's Cross, mâine, la 4.30 după amiaza. Întrucât clientul nostru dorește ca livrarea să aibă loc cât mai curând posibil, v-am rămâne îndatorați dacă ați ridica mărfurile de la King's Cross la ora anumită și le-ați îndruma numai decât la destinație. Spre a preveni orice întârziere și orice doleanțe privind plata în departamentul dumneavoastră, anexăm un cec în valoare de 10 lire rugându-vă de asemenea să ne anunțați primirea lui. Dacă plățile vor depăși această cifră, vom acoperi diferența. În cazul în care, din potrivă, vor fi mai scăzute, ne veți restitui suma în chestiune. Cheile vor fi depuse în holul principal al casei, pentru ca proprietarul să le poată găsi de îndată ce va intra, folosind cheia sa de rezervă cu rugămintea de a considera că nu vom depăși marginele exigenței în această afacere dacă vom insista ca expedierea să fie cât se poate de grabnică. Rămâne mai dumneavoastră de votați, Samuel F. Billington și fiul. Scrisoare de la domnii Carter, Patterson și compani, Londra, către domnii Billington și fiul. Whitby, 21 august. Vă aducem la cunoștință că am primit cecul dumneavoastră de 10 lire și vă înapoiem 1,17 lire pe care ni-ați plătit în plus. Mărfurile au fost livrate în tocmai conform instrucțiunilor, iar legătura de cheie a târnat în holul principal, după cum ați dispus. Ai dumneavoastră respectuoși, Carter, Patterson și companii. Jurnalul Minei 18 august Astăzi mă simt mulțumită și scriu de pe banca din grădina cimitirului. Lucy se simte mult mai bine. A dormit ca lumea toată noaptea, nu m-a trezit o singură dată. Are din nou bujorii în obraji, deși mai e încă puțin palidă. Dacă ar fi cumva anemică, ea își înțelege paloarea, însă nu este. E în bune, plină de viață și voioasă. Reticența morbidă pare să o fi părăsit cu totul, căci tocmai ea aduce vorba, ca și cum ar mai fi fost nevoie să-mi amintească, de noaptea aceea când, chiar aici, pe banca aceasta, am găsit-o adormită. Vorbește și bate vesel cu tocul botinei în lespedea de piatră. Bietele mele piciorușe, n-au făcut cine știe ce zgomot în noaptea aceea. Moș Soales ar fi spus că din pricină că nu voiam să-l trezesc pe bietul Georgi. Odată ce era pusă pe confidențe, am întrebat-o dacă visase ceva în noaptea respectivă. Înainte de a-mi răspunde, făcu una din acele mutrițe șăgalnice, după care Artur îi spun așa, fiindcă m-am obișnuit de la ea, zice că se dă în vânt și, ce să zic, nu mă miră deloc. Apoi continuă pe gânduri, ca și cum ar fi încercat să-și aducă singura aminte. Am visat și nu prea, căci tot mi s-a părut real, Doream numai să mă aflu în locul acesta. Nu știu pentru ce. Și ceva mă înspăimânta, nu știu ce anume. Îmi aduc aminte cu toate că, din câte bănuiesc, dormeam. Că am trecut pe străzi și pe un pod. Un pește a sărit deasupra apei. Eu m-am aplicat peste parapet să-l văd. Atunci o haită de câini a început să urle. De parcă tot orașul ar fi fost plin de câini. Ce s-ar fi pornit să urle în aceeași clipă și am început să urc scările. Pe urmă îmi amintesc vag de tot de ceva înalt și negru cu ochii roșii la fel cum am văzut atunci în amurg și ceva foarte dulce și amar la un loc care mă înconjura. Mi s-a părut că mă scufund atunci într-o apă adâncă și verde. Urechile învâjiau, cum am auzit că se întâmplă cu aceea care se înneacă. Mi se părea că sufletul împărăsise trupul și plutea prin văzduh. Tot astfel, parcă mi-amintesc cum farul de vest se afla drept sub mine. O senzație dureroasă mă stăpânea, ca și cum aș fi aflat în mijlocul unui cutremur de pământ mi-am revenit când ai început să mă scuturi. Întâi te-am văzut zgălțăindu-mă, pe urmă te-am simțit. Început să râdă. Mi se părea ceva straniu și o ascultam cu răsuflarea tăiată. Nu prea mi-a plăcut, așa că m-am grăbit să schimb vorba, iar Lucy își reveni pe loc. Când ne-am întors acasă, briza mării o înviorase, obrajii palizi îi se mai îmbujoraseră. Maica s-a se bucură să o vadă înviorată și am petrecut împreună o seară foarte plăcută. 19 august Fericită, fericită, fericită! Cu toate că nu pe deplin, în fine. Vești de la Jonathan. Dragul de el a fost tare bolnav, de aceea nu mi-a mai scris. Nu mai mi-e teamă acum, odată ce știu despre ce e vorba. Domnul Hawkins mi-a transmis scrisoarea, dinpreună cu câteva rânduri amabile din partea lui. Mâine dimineață voi pleca la Jonathan ca să-l îngrijesc, dacă va fi nevoie, și ca să-l aduc acasă. Domnul Hawkins spune că n-ar fi rău dacă ne-am căsătorit chiar acolo. Atât am plâns pe scrisoarea bunii surori, încât o simt încă la sân unde am ascuns-o înmuiată în lacrimi. Mi-am pregătit traseul călătoriei, bagajele sunt gata. În afară de rochia, de pe mine am mai luat una singură. Lucy îmi va aduce cufărul la Londra și îl va păstra la ea până când am să îl cer, fiindcă poate... Dar nu e cazul să scriu mai departe. Îi voi vorbi despre asta lui Jonathan, soțul meu. Scrisoare de la sora Agata, Spitalul Sfântul Iosif și Sfânta Maria din Budapesta, către domnișoara Uihelmina Morei. Scumpă doamnă, vă scriu la rugămintea domnului Jonathan Harker, nu unde ajuns de restabilit ca să vă poată scrie el însuși, dar a cărui stare se îmbunătățește mereu mulțumită domnului, Sfântului Iosif și Sfintei Maria. Se află în grija noastră de aproape șase săptămâni, suferind de o puternică febră cerebrală, Mă roagă să vă transmit întreaga sa dragoste și să vă aduc la cunoștință că trimit prin același curier o scrisoare și pentru domnul Peter Hawkins din Exeter, spre a-i comunica, împreună cu expresia respectului său, regretul de a fi întârziat să-i comunice ducerea la bun sfârșit a misiunii sale. Domnul Harker va trebui să mai petreacă vreo câteva săptămâni de cură la aer în spitalul nostru, după care va putea să se întoarcă acasă dorește să vă aducă la cunoștință că nu are la dânsul suficient de mulți bani și că ar dori să-și plătească îngrijirea aici spre a putea veni în ajutorul altor bolnavi aflați la nevoie. Vă binecuvintează cu simpatie, sora Agata. Postscriptum Bolnavul meu a adormit. Deschid scrisoarea spre a vă adăuga câteva cuvinte. Mi-a spus totul despre dumneavoastră și că în scurt timp vă veți căsători. Toate urările mele de bine. După spusele medicului curant, a suferit un șoc teribil, căci, spunea grozăvii când elira despre lupi, o travă, sânge, despre stafii și demoni și despre încă ceva de care mi-e teamă să pomenesc. Să aveți grijă de el. Să nu aduceți vorba multă vreme despre aceste lucruri. Urmele maladiei sale nu se vor șterge chiar atât de ușor. Am fi dorit să vă fi scris mai de mult, dar nu-i cunoșteam niciunul din prieteni și n-avea la el nimic după care să ne putem lămuri a sosit cu trenul de la Cluj, iar paznicul i-a raportat șefului de gară că a dat buzna la ghișeu, strigând că vrea bilet pentru patrie. Văzând prin comportarea sa violentă că este vorba de un englez, șeful de gară i-a înmânat un bilet până la capătul liniei. Fiți sigur, este bine îngrijit. A câștigat toate inimile prin blândețea și politețea lui. Îi merge într-adevăr mult mai bine și nu mă îndoiesc că în câteva săptămâni va fi cu desăvârșire vindecat. Va trebui să vegheați însă asupra sănătății lui. Și cu acestea rog pe Bunul Dumnezeu, pe Sfântul Iosif și Sfânta Maică Precistă, să vă dăruiască mulți, mulți ani fericiți împreună. Jurnalul doctorului Seward 19 august Ciudată și neașteptată schimbare la Rainfield, noaptea trecută. Către ora 8 seara a început să fie ațățat și să amușine ca un câine la vânătoare. Supraveghetorul a fost izbit de înfățișarea lui și, cum știe cât mă interesează, l-a stârnit să vorbească. De obicei este respectuos cu supraveghetorul și câteodată chiar slugarnic, dar azi noapte, după spusele îngrijitorului, a devenit dintr-o dată semeț. Nici n-a vrut să stea de vorbă cu el. Tot ce a putut scoate de la el a fost N-am chef să-mi răcesc gura. Nu-mi pasă de tine. Stăpânul meu se apropie. Supraveghetorul crede că a căzut subit prada unui acces de nebunie religioasă. Dacă e așa, o să fie prăpăd, căci un zdrahon de om cuprins de manie ucigașă și religioasă, totodată, poate deveni primejdios. Amestecul este fioros. La ora nouă m-am dus să-l văd și eu. Față de mine a avut aceeași atitudine ca și față de supraveghetor. În starea în care se află, stăpânit de simțământul că e o ființă sublimă, deosebirea dintre mine și supraveghetor se șterge. Timp de o jumătate de oră și chiar mai mult, Renfield s-a arătat din ce în ce mai ațățat. Mă făceam că nu-i pândesc mișcările, dar l-am ținut tot timpul sub o observație strictă. Dintr-o dată, o lucire vicleană îi lumină privirea, aceea pe care o remarcăm întotdeauna la nebunul căruia îi vine o idee și dădu din cap cu și retenie alt gest pe care supraveghetorul și cu mine îl cunoaștem atât de bine. Se liniști cu totul și se duse să se așeze resemnat pe marginea patului cu priviri pierdute. Doream totuși să știu dacă apatia lui era reală sau numai prefăcută, încât am adus vorba despre animalele lui favorite, temă care nu îl lăsa niciodată indiferent. La început nu răspunse, dar în cele din urmă zise pe un ton iritat. La naiba cu toate astea, nu mă interesează nici atât dica! Cum, vrei să spui că păianjinii te lasă rece? Îmi răspunse enigmatic. Domnișoarele de onoare încântă ochii câtă vreme aștept sosirea miresei dar când mireasa se apropie, nimeni nu mai are ochii pentru ele. N-a vrut să spună mai mult, ci rămase așezat cu un căpățânare pe marginea patului tot timpul cât a mai stat cu el. Foarte obosit astă seară și descurajat. Nu-mi iese din cap gândul că relațiile dintre mine și Lucy, la care mă gândesc mereu, ar fi putut decurge și altfel. Zăceam în pat învârtindu-mă pe o parte și pe alta când am auzit orologiul bătând numai ora două și pe paznicul de noapte venind la mine, părăsind duștura, ca să-mi spună că Renfield evadase. M-am îmbrăcat numai decât și am coborât în grabă. Pacientul meu e o persoană prea primejdoasă ca să fie lăsată, să hoinărească în voie. Ideile sale fixe pot deveni periculoase pentru cei ce l-ar întâlni. Supraveghetorul mă aștepta. Mi-a spus că-l văzuse cu mai puțin de 10 minute înainte, culcat în pat și aparent a dormit, atunci când se uitase în cameră prin ferestruica de observație. Zgomotul unei ferestre care se deschidea i-a trăsese atenția. Renfield era dezbrăcat și nu putea fi departe. Supraveghetorul e de părere că e mai bine să-l pândim de aici decât să-l urmărim, căci l-am putea pierde din vedere. E un bărbat corpolent, deci nu putea sări pe fereastră. Eu sunt subțirel așa încât cu ajutorul lui mi-am dat drumul pe fereastră cu picioarele înainte și cum mă aflam la mică distanță de sol, am ajuns jos teafăr și neatins. După spusele supraveghetorului, pacientul o luase la stânga și pe urmă drept înainte, așa cum m-am îndreptat într-acolo, într-un suflet. Când am ajuns la perdeaua de arbori, am văzut o siluetă albă care escalada zidul înalt ce desparte curtea noastră de aceea a casei părăsite. M-am întors în goană, spunându-i paznicului să aducă repede 3-4 oameni care să mă întovărășească pe domeniul Carfax în cazul în care amicul nostru s-ar vădi primejdios. Am apucat singur o scară și am sărit dincolo. I-am putut vedea mutra tocmai când dispărea în spatele casei, așa că am alergat iute să-l ajung. L-am găsit pe partea cealaltă a casei, parcă lipindu-se de ușa veche de stejar a capelei. Părea că vorbește cu cineva, însă n-am îndrăznit să mă apropii ca să aud ce, de teamă să nu ia la goană. Să aduce înapoi un roi de albine e un fleac pe lângă a urmări un dement despuiat care și-a luat lumea în cap. Totuși, după câteva minute, mi-am dat seama că nu remarca nimic din ce se petrecea în jurul său, așa încât m-am strecurat mai în preajma lui, mai cu seama că oamenii mei săriseră și ei zidul și începuseră să să-l împresoare. L-am auzit spunând: Sunt aici la ordinele tale, stăpâne, sunt sclavul tău și tu mă vei răsplăti, căci îți voi fi credincios, te-am adorat de multă vreme și de departe. Acum, că ești aproape, îți aștept poruncile și tu nu mă vei uita. Nu-i așa, stăpâne drag, la împărțarea lucrurilor bune. El însă, cât îl privește, e un egoist și un cerșător patentat. Îi e gândul la pâine și la pești, chiar când se crede în fața prezenței reale. Țigneilele sale alcătuiesc un amestec surprinzător. Când l-am încercuit, s-a luptat ca un tigru. Are o putere nemăsurată și părea mai degrabă o fiară decât un om. Nu mai văzusem un nebun cuprins de o asemenea turbare și sper să nici nu mai văd. Noroc că îi cunoșteam din timp puterea, că am știut cât este de primejdios. Pe cât e de puternic și de apucat, cine știe ce blestemății ar mai fi făcut dacă nu-l prindeam. Acum e în orice caz în siguranță. Jack Shepard în persoană nu s-ar putea elibera din cămașa de forță în care l-am înfășurat, pe lângă că e legat cu lanțuri de zidul odăi capitonate. Din când în când scoate țipete îngrozitoare, însă tăcerile care urmează sunt încă și mai teribile, căci ghicești în fiecare zbatere o intenție ucigașă. Tocmai într-o astfel de clipă a rostit primele cuvinte coerente. Voi fi răbdător, stăpâne. Vine, vine, vine! Voi urma și eu sugestia și îmi voi reveni. Eram prea țățat ca să dorm, dar jurnalul m-a mai liniștit și simt că voi dormi la noapte.